ce zi bună am prins de plajă. Chiar astăzi în toamnă am prins și noi încă o zi bună. Cred că o să fie ultima zi. Dacă ce vrei, mă, dar să le, mă, ce mai vrei? Ce să ne jucăm, mă? Ce să ne jucăm, mă? Vrei să te joci cu mintea, bă, dar să le lasă-mă puțin, dar să le, că vreau să văd ce aici, ce priveliște minunat avem. Lasă-mă, dar să le aici, că bă, lasă-mă, dar să le, uite ce ce vrei, mă? Hai, mă, bine, gata, lasă-mă, hai că vă ce mai vrei? Ce vrei să ne jucăm aici? Dar să le, lasă-mă în pace. Ce vrei? Vrei să ne jucăm cu mintea? Mamă, dar să le, cu de bune, bă, dar să le, ia. Am pus acolo, bă, dar să le, lasă-mă de prostiile astea. Câștig, Jojo, câștigă, gata, lasă-mă. Dar să le, stai puțin, mamă, dar să le, mi-a venit o idee. Rămâi aici, dar să le, că mă duc până acasă, dar să le, mi-a venit o idee, șmecheră. Joacă-te singur, că vine imediat, dar să le, vine imediat. Mamă, ce idee mi-a venit, cea mai tare idee din lume. Trebuie să merg aici în magazie ca să iau chestia aceea. Hai, ne-am lăsat aici, mamă, deci perfect. Am pus chestia asta aici, după cum puteți vedea. 3 2 1, m-am costumat acum, nu mă mai vedeți, m-am transformat și eu sunt invizibil. E bine, nu cred că trebuia să vă mai prezint asta, pentru că știți că lui dar să le, acum 2 zile ceva de genul l-am prencuit eu cu chestia asta de invizibilitate. I-am zis eu care camera bântuită, adică nu i-am zis nimic, l-am dus în pădure și după l-am prencuit eu așa care camera bântuită, că i se deschid toate chestiile alea, toate ușile, tot. Și da, chiar a fost foarte șmecher și acum vreau să-l trolez la Hide and Seek, că mi-a venit o idee să ne jucăm fața ascunsă, pentru că ne-am mai jucat noi, știți că ne-am jucat acum vreo săptămână, ceva de genul, și chiar mi-a plăcut cum ne-am jucat atunci, dar astăzi vreau să-l trolez, să mă joc așa foarte frumos cu invizibilitatea, să mă duc după el, să văd ce face, pe unde se ascunde, pe unde stă, ce face el și toate chestiile astea de genul. Chiar sunt curios la modul cel mai serios. Trebuie să merg acum repede la Rusel, eu deja mi-am luat asta de invizibilitate, e perfect, și trebuie să merg la Rusel. Mamă, dar am prins vremea foarte bună, nu știu, adică e toamna acum, este în septembrie și noi am prins vreme foarte bună, peste 30 de grade, ceea ce e perfect, sincer. Hai acum să mă duc repede la Darusele să văd ce faci, mă. Bă, Darusele, unde te-ai dus, mă, Darusele? Bă, ce facem asta? Bă, Darusele, bă, Darusele, ce faci, mă? Bă, de unde e mascara asta, Darusele? Ce faci, cum ai dat mingea pe casă, mă? Ce faci, mă, acolo, Darusele? Vezi să nu cazi, vezi, Darusele, ai grijă, lasă-mă pe mine, pleacă de aici, lasă-mă pe mine, Darusele, lasă, așa, bravo, Darusele, vino, coboară jos, coboară jos, Darusele. Ce vrei, mă, bă, Darusele? Bă, ce faci, mă, tu dai mingea pe casă, mă, Darusele? Fii atent, că am o idee, nu mă mai interesează, fii atent, Darusele, nu mai stăm la plajă, pentru că am o idee foarte șmecher, Darusele. Nu știu dacă crezi sau nu, dar vreau să ne jucăm fața ascunsă. Am chef. Mai adus tu la fața ascunsă data trecută, acum vreau să te duc eu. Ok, Rafale, eu deja cred că știu unde mă ascund. Ah, te-ai ascuns pe casă, Darusele. Bine că deja ne zici. De ce, Darusele? Bine că zici așa, că fraierul, bă, Darusele. Te văd aici ce ascunzătoare, te-ai mai făcut și Darusele. Hai că n-am auzit, mă prefac că n-am auzit. Bă, Darusele, fii atent, vreau ca tu să te pui primul, pentru că eu am venit cu ideea. Deci nu mă interesează, tu te pui, Darusele, eu am venit cu ideea și tu te pui, Darusele. Hai, du-te și ai numără, vină, urcă aici, vină aici, ce vrei, mă, ce mai vrei, cum adică nu? Rafa, dar atunci când a fost ideea mea, eu am numărat, de ce ai ideea ta? Du-te, mă, dai aici, s-a dus tu repede aminte, hai bine, hai că mă pun eu, hai că mă pun eu, du-te, dar fugi, ce vrei? Scrive, e mânios. Deci al vă pe Darusele, m-am pus eu, uite, eu ce mă uit aici pe geam, nici nu știe Darusele că mă uit pe geam, uite, deja trișez, adică nici n-am nevoie de invizibilitate, că eu trișez aici, Darusele deja s-a dus la plajă acolo, nu știu unde s-a dus, hai că nu mă mai uit, că nu vreau să ai văd, sincer, că chiar sunt curios pe unde se ascunde și toate astea, dar acum trebuie să mă fac invizibil și trebuie să-l caut pe Darusele, vreau să fac puțin mișto de el, vreau să fac mișto și când mă pun eu și când se pune el, deci eu o să fie cea mai caterincă maximă, l-am adus cel mai serios. Eu zic că nu are rost să mai stăm foarte mult la discuție și deja mă pun în 3, 2, 1, m-am făcut invizibil și acum trebuie să trec în căutare. Să merg după Darusele, hai să merg repede, că el s-a dus în partea asta, nu știu, cred că s-a urcat pe casă, bă, ăsta, deci eșa de fraier, el s-a urcat pe casă, el îmi zice, hai că știu unde e să mă urc și toate astea, Darusel, mamă, dar stai că eu vorbesc acum și eu nu mă văd, nu știu, dacă țip așa la el, eu nu știu unde, ia să mă urc aici pe casă, repede, să văd dacă e Darusel aici, mamă, dar greu să urcă scara asta, sincer, la modul cel mai serios, ia să vedem, ia, Darusel, unde mă, ăsta, ia, e pe aici, bine, nu trebuie să-l țip așa de pe el, că na, dacă țip de pe el, cred că o să fie cam nașpa, dar nu știu, hai să vedem, ia, bă, unde s-a dus, mă, ăsta, nu e aici pe casă, bă, eu credeam că tu pe aici, ia, mă, bă, ăsta s-a pus pe aici, pe undeva, prin colț, prin toate colțurile astea, să verific și eu prin colțurile astea pe aici. Mă, ce elza. Doamne, uitați-vă unde e Darusel. Mamă, stați puțin că nu e bine că eu am deschis ușa și Darusel cred că crede. Bă, ce face, mă, unde pleacă, mă, la mamă, nu e bine că eu am deschis ușa și Darusel cred că m-a văzut dacă era pe aici. Mamă, sper să nu-și dea seama că gen, adică nu m-a văzut, că n-avea cum să mă vadă. Haideți că mi-a scos ăsta de vizibilitate, să mă duc așa de pe Darusel să caut să mă vadă, să nu bată la ochi, că totuși că nu mă vede, că nu știu ce. Dai să vedem unde s-a dus, mă, la ea, s-a dus la toaletă pe acolo, asta să urc și eu pe casă așa ca și cum să creadă că sunt eu pe aici. Ia să vedem. Darusel, unde ești, bă, Darusele, unde ești, mai ieri la mine la baie în sus, bă, Darusele, ce faci, mă, pe acolo, bă, Darusele, mă, ce s-au zis, bă, ce s-au aici, ce s-au mai aici din baie, bă, cineva aici, bă, Darusele, bă, ce faci, bă, Darusele, bă, ce faci aici, ce faci, mă, aici în baie, bă, Darusele, poți să zici tu, piua, că te duci la baie, că eu stau și te caut de nebun pe casă, peste tot, Darusele, tu ce faci aici la baie? Rafael, mă durea burta și n-am, bă, Rafael, n-am. Bine, bă, Darusele, mă, du-te, bă, normal, da, mănânci, bă,
mă doare burta și tu mănânci iar pizza, am înțeles. Dar o să le treci, mă, la cotes, că e rândul tot, dar o să le du-te, 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 dar o să le du-te, pui, du-te, pui, fraiere, ești fraie, bă, ce, mă, uite câinele. Bun, acum trebuie să mă ascund eu și unde să mă ascund eu, că dau să dă invizibilitate deja pe aici, bam, 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 m-am ascuns și gata, asta e ascunzătoarea mea, haideți că mă duc acum repede să văd ce face, dar să-l mă duc fix aici la ușă, mă uit acolo pe geam la el să văd ce face, cât mai numără ăsta, dacă numără, dacă să văd ce facem ăsta, mă, ce facem ăsta, și-a pus de-astea, da, doamne, ăsta și-a pus la vleacul, pe ca mama ăsta mi umblă prin lucruri, aaa, lăsat, lăsat, că o să vedeți, ce, bă, ce facem ăsta, bă, mi umblă prin toate lucrurile, nu, că mi-e învins, eu mi-e învins să-i deschid ușa, ia că-i deschid eu ușa așa la mișto, îi deschid eu ușa la mișto și eu și închid acum repede, ia, ia. What the heck? Ah, pe care că mi s-a părut, poate de la vânt, hai. Ah, poate de la vânt, hai. 98, 98, 100. Cine nu gata, o iau cu săbiuța. Mă, ce facem ăsta plecat? Rafaele, unde ești că te caut? Hai, aaa! Bă, ce facem, mă? Doamne, nu-mi vine să cred așa ceva, ăsta a plecat cu sabia după mine. Bă, dar e nebun, bine că nu mă vede, dar că nu, să nu-mi dea el cu sabia aia, să mă duc. Ia unde s-a dus, mă, ăsta, mamă, dar stai, cum deschid eu ușa, să nu-și dea seama, să nu mă audă, să n-audă ușa, bine că n-a auzit-o, bine că n-a auzit-o. Unde s-a dus, mă, ăsta, s-a dus sus, unde s-a dus, mă, ăsta? Mama, închis ușa, așa cum intru aici, n-am cum să intru, trebuie să-l aștept afară aici, mă, pun. Furtată mâncarea, mă, ce facem, ăsta? Bă, ăsta am furat toată mâncarea, bă, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Nu, 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 stai, stai, i-am deschis ușa, ia să vedem dacă își dă seama, i-am deschis ușa, nu i-am închis-o, nu i-am închis-o, nu i-am închis-o. Ia să vedem, ce facem, ăsta, să punem la calcul. Așa, canalul Rafael G, așa, vă rog, abonați-vă la, dar, saltare, eu sunt la 112, ia fracalul, canalul lui Rafael, așa că abonați-vă la mine și dați-a subscribe, pa, pa, așa. Mă, ce faci, mă, Darusele, aici, ce faci, ce faci tu la calculatorul meu, cum adică, ce, abonați-vă la Darusele, ce înseamnă asta, ce înseamnă asta? Spune și mie ce înseamnă asta aici. N-a făcut nimic, Rafael, a fost ăsta, ăsta a fost, uite, a fost ăsta. Da, da, a fost ăsta, Darusele, ai, bine, bine, Darusele, pă, Darusele, pă, 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 vrei să ne șcăm și noi fate ascunsele odată, că nici când m-ai chemat tu nici acum, când mă chem, două, nu, hai să ne șcăm, hai să ne șcăm, dar tu ceva, știi, iar te bagi la calculatorul meu, te duci acolo, te duci la baie, tu faci alte activități în afară să ne șcăm. Pentru asta, Darusele, trebuie să te pui, te pui de două ori, te pui încă o dată, Darusele, te mai pui o dată, nu mă interesează, te pui, eu mă ascund, nu mă interesează și pleacă de aici, Darusele, du-te, bă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Ce faci, mă, Darusele, te pui din nou cumva că ești tu fraiere și nu știi să te ascunzi, nu știi să cauți, nu știi să faci absolut nimic tu, Darusele, mă, ce faci, mă, te pui aici, ce faci, mă, ce faci, mă, ce faci, mă, nu te apă, Darusele, nu fac, băi, nici simți, Darusele, pentru asta te mai pui o dată, te mai pui o dată, nu mă interesează. Nu, nu, mi s-a părut mie că ai făcut ceva, Darusele, vezi că dacă faci ceva, Darusele, am încurcat-o și te dau afară din... Darusele? Ce s-a auzit? Ce miroase așa a făcut? Bă, termin... Darusele, da, bă... De data asta mă pun eu din nou, e bine că să de fapt să pune Darusele, eu mă ascund cu practic, dar hai să mă ascund și o dată, sincer, vreau și eu să mă ascund așa pe bune, să văd unde mă ascund, să toate astea, nu vreau să-l trăiesc așa cu invizibilitate, bine, poate îl trulești și așa, dar hai să mă ascund undeva, mamă, cred că mă pun aici după televizorul ăsta, ia că mă pun aici, fix în spate aici după televizor, cred că e cea mai bună. Mamă, Darusele, nu cred că mă, n-are cum să mă vadă ăsta aici, că Darusele mai e și mai e și mic, n-are minte, Darusele, să mă caute, dar trebuie să-l așteptăm să vină acum, nu știu când vine, dar mamă, s-a auzit așa. Putem ăsta, ia, vine pe aici, pe sus cumva, mamă, nu-l văd, mamă, stați că nu văd aici, nu văd absolut nimic de aici. A, ba da, așa, îl văd puțin. Dacă urcă sus aici e perfect. Hai să vedem. N-am nevoie de invizibilitate cu Darusele, că eu mă ascund lejer, el nu mă găsește, că el n-are cum să mă găsească și toate astea, dar da. Mă, ce tu faci, mă, ăla acolo, că nu o să... Salut! Darusele? Ce? Cum te-ai teleportat lângă mine? Eram așa, nu m-ai văzut, ești prost? Cum adică, cum să, unde să te văd, mă, dar, bă, tu-ți bagi joc de mine, bă, Darusele, bă, am uitat cât ești magician, bă, Darusele, tu de unde ai învățat magia asta, bă, stai că mie nu vine să cred, ia, vină aici, vină puțin, stai jos, Darusele, de unde ai învățat tu atâta magie, cum te-ai teleportat la mine, Darusele? Bă, Rafael, bă, ce, mă, tu erai aici, nu, unde, era aici, nu? Așa, da, și tu pe unde ai venit, că nu te-am văzut când ai venit, asta e ideea, cum ai venit așa, când ai urcat scările, spune și mie, când ai urcat scările, că eu mă uitam pe aici și nu te vedeam urcând scările, pe unde ai urcat tu? Bă, m-am frișat ca un ninja, haia! A, mă, lasă-mă de aici, Darusele, nu știu pe unde ai urcat tu, nu știu cum mergi tu, dar hai, lasă că mă pun eu acum. Bă, nu-mi vine să cred, bă, pe unde ai urcat, mă, ăsta? Slabă-nă, frate, osul, slabă-nă, frate, osul, hai! Darusele, dacă să fiu ca tine, Darusele, să mănânc numai burger în continuu, 70.000 de burger pe zi, gata, șeful, du-te-mă de aici, Darusele, că ești nesimțit. 3, 2, 1, și ne-ai gata, ne-a culopat, am plecat în căutare după Darusele, unde se ascunde, mă, să ies, uite, bă, Darusele, unde te-ai ascuns, mă, Darusele, bă, unde ești, mă, Darusele, Darusele, te-ai băgat la iar la baie, mă, iar să bagă ăsta la baie, la toate astea, mă, ce face, unde e, mă, ăsta? Bă, unde a plecat ăsta așa de repede? Bă, unde e, mă, ăsta? Darusele, unde ești? Vin și te caut. Știu că ești pe aici pe undeva. Ia, mă, iar să-l duc la calculator. A, nu e la calculator. E bine. Ia să vedem, pe aici să-l căutăm prin dulap. Nu e. Darusele, unde te-ai ascuns, mă, Darusele? Unde ești, mă, Darusele? Ia, aici, în frigiderul meu. Na, nu are ce să caute, mă. Bă, deci dacă nu mai văd tot la Darusele în frigider, nu, că eu nebunesc. Bă, mine mă ia capul. Ia, dacă e iar la baie, cum a fost atunci în episodul celălalt. A, nu e, mă. Bă, unde e, mă, ăsta? Bă, la mulțumesc. A, cred că e pe afară, mă, cred că e pe afară. Ia să-mi dacă se ascunde aici. Darusele.
Dar mă, stați puțin, eu l-am văzut, bă, dar cum fac? Bă, nu, eu cred că am vedenii, nu, eu nu vin să cred. Ce s-a întâmplat, mă? Bă, dar Sele, unde te ascunzi? Bă, mă, dar Sele, tu unde ai fost? Bă, vrei neapărat afară, tu chiar ești chiar, uite, uite aici, așa să mă uitam la tine, mă, și râdeam, mă, vrea să râd, cum mă, să nu mă vezi așa, te uiți așa și nu mă vezi, bă, ești așa, tu chiar? Mă, dar Sele, cum erai, mă, aici, că eu nu te-am văzut, bă, dar Sele, stai puțin, ia vină puțin, fii atent, eu te-am văzut, parcă te-am văzut aici puțin, o secundă, bă, dar Sele, cum, bă, dar Sele, tu, bă, dar Sele, bă, ce ești, cum, bă, bă, tu, spune și mie, ce căutai, cum erai tu acolo când eu te-am văzut aici, dar Sele? Ia, stai, ești la televizor, unde, ești la televizor, mai m-a ajutat la televizor, unde, mami, mami, m-a ajutat la televizor, ei, unde, lăsa-mi aici pe balonul ăsta? Na, nu, mai ieși la mișto, hai mă, du-te, mă, de aici, dar Sele, te chem și eu la foarte ascunsele, hai să mergem înapoi pe plajă, că-ți bagi joc de mine, bă, dar Sele, nu e frumos așa ceva, cum să facem așa ceva, bă, dar Sele, bă, dar Sele, nu, bă, bă, dar Sele, tu mă trolezi cumva, dar Sele, tu, bă, de unde ai învățat tu magie, spune și mie, cum te-ai făcut tu magician, de unde ai învățat, cine te-a învățat magie pe tine? Bă, Rafaele, bă, du-te, mă, la medic, hai cu mine, hai la medic, hai rapid la medic. La ce medic, bă, să mergem, bă, dă-mi să mă bă, și joc de mine, ia, pune-te, mă, ia că m-am enervat, ia, pune-te tu, dar Sele, că de ce mă enervezi, ia, uite, mă, își bate și joc de mine, mie nu-mi vine să cred așa ceva, bă, dar Sele, tai, mă, nu mai cânta acolo, bă, nu-mi vine să cred, de ce stai, bate și joc de mine, bă, nu, nu, bă, eu nu înțeleg, cum a dispărut, dar Sele, de acolo, în partea cealaltă, mie nu-mi vine să cred așa ceva, am zis că îl trolezi cu invizibilitate, dar să el să teleportează, nu știu ce face, ce magie face, dar Sele. 70, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 76, bă, dar Sele, bă, stai, bă, nu, stai, că vreau să văd ce faci tu, dar Sele, pe aici, ce manevre mai faci tu, dar Sele, că mie, bă, dar Sele, eu nu cred ce fac, bă, bă, dar Sele, stai puțin, tu căutai cumva prin chesturile mele, ești nesimțit? Bă, dar, uite, uite ce-am găsit, bă, ești polițai, hai, ai 30, ai, mai ai 30 de secunde să te ascunzi, hai, 1, 2, bă, nu ne jucăm, bă, hoții și bandiști, bă, ce te-ai, bă, dar Sele, hai, mă, lasă, hai că mă ascund eu, hai că mă ascund acum, mă pun aici, mă pun aici, stai să-mi dau ăsta așa repede, dar Sele, eu sunt gata, cine nu-i gata, ia-l cu lopata, dar Sele. Ia, ori unde mă, fraierul să-i călcat, la, 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 ia, bă, 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 ia, a, am alecat, am alecat, uite că ce-a schietă, mamă, bă, mai bine nu s-a pe la, stai, Rafael, ești la baie? Asta crede că alunecă pe pietre, mamă, e bine, bine, ce facem la soții la baie acolo, ia stai să mă duc eu repede după el, mă, ce facem ăsta, bă, bă, da, bă, Rafael, și... Bă, what the heck, bă, bă, a terorat, am, bă, bă, dar Sele, plimba ursul, plimba ursul, dar Sele, plimba ursul, dar Sele, dar Sele, n-ai voie, dar Sele, doar în curte ne jucăm, dar Sele, sunt în curte, uite-mă, sunt în curte. Unde, 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 ia unde-și, mă, bă, unde, mă, prostul ăsta, bă, unde, mă, ăsta, bă, 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 mă, doar picioarele, a, este, bă, 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 mă, 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 stai, rapid, mă, doar picioarele. Mamă, cred că l-am speriat, bă, dar Sele, cred că l-am speriat, s-a dus repede pe plajă asta, ce face? Ce mi-este că mă duc chiar după el. Nu, dacă el, dacă iar face troll să zică ca și cum fiți atent. Ce o să facă Darius Sele acum în momentul ăsta când mă vede pe mine? O să zică: "Haha, te-am găsit, Rafael, ăsta a fost prank-ul meu." Hai să vedeți cum o să facă Darius Sele, că așa o să fac. Ia să mă duc acum repede la el. Bă, Darius Sele, bă, Darius Sele, Darius Sele, ce faci mai aici? Ce faci, mă, pe plajă? Ce cauți pe plajă, Darius Sele? Ți-ai zis să te pui pe plajă, tu iar te pui pe plajă să te joci cu mingea, să te bagi în apă, să te bălăcei, nu ți-a ajuns până acum? Păi nu, Rafael, te căutam mai jos, te căutam pe plajă, până apă, bă. Bă, Rafael, da. Ce vă mă împingeam de alunecă, mă, și era nervat, frate, mă tot picioarele, uite. Unde alunecai, mă, dar să ce te arunci tu în apă? Cum adică alunecai? Că te-ai aruncat în apă. Ce? Asta e alunecare, bă. Bă, ce fai, mă, lasă-mă, lasă-mă în pace. Bă, dar stai, mă, bă, stai puțin, stai puțin, stai puțin, dar Sele. Bă, dar Sele, vrei să ne jucăm și noi o rundă cinstită de față ascunselea, fără să pleci tu de aici să faci alte activități, să ne jucăm față ascunselea cum trebuie? Eu te căutam aici, vreau să mă duc pe casă și na. Bă, Rafaele, bă, tu chiar ai crezut că eu sunt aici pe plajă, așa de fraier ești? Bă, dar Sele, bă, ce, mă, bă, dar, bă, bă, dar Sele, poți să nu te mai bâlbâi atât de mult și să vorbești cum trebuie, dar Sele, ca un normal, dar Sele, tu nu vezi că tu, bă, dar Sele, tu te bâlbâi în momentul ăsta pentru că tu minți. Tu asta faci acum, minți, mă, minți. Nu minți, nu minți, hai, hai. Dar de ce te bâlbâi în continuare, dar Sele, dacă nu minți? Nu, bă, dar Sele, hai, bă, dar Sele, hai, mă, fii atent, hai să ne jucăm, hai să ne jucăm. Ia, unde e, mă, mingea? Ai spart și mingea? Unde ai pus, mă, mingea, dar Sele? Unde ai ascuns mingea? Unde e mingea? Pe debar. Hai, lasă unde bar. Hai să ne mai jucăm o rundă de față ascunsă, dar Sele, vreau să te caut, dar ascunde-te pe bune, dar Sele, ascunde-te, am mai mai serios, ascunde-te pe bune, dar Sele, și nu mai, fii atent, n-ai voie să schimbi locurile, ok? N-ai voie să schimbi locurile, te ascuns fix în locul ăla, ok? Mă asculți, bă? Mă asculți? Mă asculți? Da, da, da. Bă, sper și eu de data asta ca Darius Sele să-și face cinstit, să nu se mai ducă, să nu mai facă alte activități. Vreau să ne jucăm ca lumea, vreau să-l caut, să facem toate astea. Ia să-i, bă, bă, mă, Darius Sele, bă, ce faci, mă, aici, că te-am auzit, te-am auzit. Ce cauți aici, ce cauți aici? Bă, Rafael, fii atent, vină cu mine, bă, am găsit un sub de albine gol și uite, am la miere, uite, ia și tu. Și ia miere, miere de albine, uite. Ce mie, bă, ce să fac, mă, cu mierea, bă, Darius Sele, ce să fac, mă, cu mierea, ce stu, mă, bă, Darius Sele, ce, mă, a făcut stu, au făcut albinele stupul ca lumea, Darius Sele, au produs miere, mă, au produs miere, ia, ia, ce, ce, ce,
ce miere au produs modarusile astea? Ce? Bă, bă, ce fa? Dar ce? Bă, de ce mă alergă mă asta, modarusile? Păi ne simțim, bă, de ce vine asta după mine, modarusile? Bă, ce-ai făcut, mă? Ce? Bă, ce-ai făcut, mă? Bă, ce-ai făcut, mă? Bă, de ce dai mă mine, modarusile? Păi ne simțim, bă, hai mă să ne jucăm în fața ascunse. Bă, pleacă, mă, lasă-mă cu astea, modarusile, da, aici, că deja mă enervez. Hai să ne jucăm în fața ascunse acum trebuie, modarusile. Ce faci? Mi-ai adus cel binele pe capul meu. Tu te-ai văzut, modarusile, tu le-ai vrăjit și pe albinele astea să dea mine? De ce au început să dea mine? Că nu le-am făcut nimic eu. Rafale, tu ai schili și ok. Hai că mă duc să mă ascund, papa. Mă, ce limbă vorbești ăsta, mă? 99, 100, gata, cine nu-i gata le-a culopata. Bine, sper că s-a ascuns, dar de data asta, că nici de data asta nu s-a ascunde, nu știu ce să mai zic. La mă, ce mi-a să-l ia, mă, s-a ascunde prin gure, nu se mai ascunde pe aceea, mă, dar mașina asta n-a mai mișcat tot de 7000, dar cred că ruginește aici, nu înțeleg ce face, dar cu mașina. Ia, mă, mai e pe aici, mă, nu mă mai duc pe la albine, că astea parcă se uită așa puțin pe mine și e cam frică, sincer, ia să merg. Dar Sel, unde ești, mă, dar Sel, dar Sel, ești cumva prin cameră, mă, mă mir că nu e în camera asta să joace fața ascunsă, să joace, ia, mă, e pe aici, nu e, mă. Bă, dar Sel, bă, unde ai plecat, mă, ăsta? Bă, deja mă și nervează, nici nu mai am chef să mă mai joc fața ascunsă, la cum face, dar Sel, nu mai am absolut deloc chef. Mă, unde e, mă, ăsta? Unde se ascunde, mă? Ce faci? Mă, ce faci, mă, ăsta? Unde se ascunde, mă? Ce faci, mă, ăsta, mă? Mă, ce, mă? Ce cu blocul ăsta aici? De unde a apărut, mă? Bă, dar Sel, unde ești, mă, dar Sel, te-ai ascuns în spatele la asta, bă, dar Sel, ia că sparg eu asta, dau la o parte, mă, dar Sel. Mă, ce sau de mă dor? Dar Sel, gata, că știu unde ești. Ce cauți aici, dar Sel? Bă, sperite, mă, că te-am sperat așa, bă. Te-ai speriat? Nu, că dar Sel a nebunit. What the dog doing? Mamă, e chiar liniștită ziua asta. Este o zi de marți, o zi liniștită, da, marți ca de obicei. Bine, marțea era cu școala, era cu toate astea, dar astăzi avem liber de la școală. Vreau să mă duc la dar Sel pentru că vreau să mergem astăzi să ne distrăm și noi, că nu ne-am mai distrat de foarte mult timp. Tot prank-uri, prank-uri, prank-uri peste prank-uri. Acum chiar vreau distracție și hai să mergem la dar Sel repede să ne distrăm, să vedem ce face și dar Sel. Chiar sunt curios ce face el în dimineața asta. Cred că e pe calculator ca de obicei. Hai să merg acum la dar Sel. Bă, chiar vreau să mergem prin mall, prin parc să ne distrăm și noi, ca de obicei, ca băieții, să intru pe aici, intru prin partea asta pe aici. Mă, ce facem ăsta? Bă, dar Sel, ce faci, mă? Bă, ce faci, mă? Bă, de ce e, bă, scaunul? Bă, ce le faci? Bă, ce faci, mă, la? Bă, dar Sel, ce faci? Bă, ce faci, mă, la astea? Bă, dar Sel, bă, ce faci, mă? Unde te duci cu astea? Bă, lasă-mă, bă, nu-i treaba ta, ok? Hai, lasă-mă. Bă, ce faci, mă? Unde pleci? Unde pleci? Bă, stai, bă, așa puțin, stai așa puțin, unde te duci? Bă, ce faci, mă? De ce e toate astea aici, dar Sel, ce faci? Îți renovezi camera? Ce faci tu aici? Nu, bă, Rafale, lasă, nu-i treaba ta, ok? Hai, lasă-mă. Mă, ce are, mă, dar Sel, bă, ce are, mă, de faci așa? Bă, dar Sel, vorbește, mă, cu mine. Ce faci, mă? Unde ești toate astea? Ce faci cu ele? Unde te duci? Cum, de ce să te las? Bagă-mă și pe mine, seama, vorbește cu mine că vreau și eu să pricep. Ce faci, mă, tu aici, dar Sel? Păi nu vezi că plec, mă, ce crezi că fac? Hai, Gile, hai să mergem. Ce faci, mă, bă, stai puțin, stai puțin, stai puțin, mă, ce faci, mă, unde pleci, mă, dar Sel, de ce ai toate lucrurile din cameră? Ce faci aici? Ce faci tu aici? Te apuci de renovat sau unde pleci tu? Cum să pleci, mă? Unde să pleci, mă, tu, dar Sel, tu te auzi ce spui? Pe Rafale, mă, strabă de casa asta, bă. E prea mult, e prea mult, e tot la bun. Hai că plec. De ce pleci, mă? Stai, bă, ascult, bă, vorbește, mă, stai, mă, vorbește cu mine, vorbește. Păi, vezi, bă, că casa este bântuită, bă. Camera mea e cea mai bântuită, bă. Cum adică e bântuită? Cum adică e bântuită, mă, camera ta? Și cum ce să fie bântuită? Ce e bântuită? Eu nu văd nimic bântuit aici, dar Sel. Ce se pare ție așa bântuit? Păi, Rafale, păi nu mai știi că atunci când i-am zis, bă, că mi se deschidea ușile și că frigiderul mi s-a schimbat. Eu n-am luat cum, bă, de la 2 minute de când am venit noi să colorez eu frigiderul, bă, Rafale. Și de asta mă mut. Păi cum, bă, stai mă puțin, bă, bă, dar Sel, tu nu glumeai atunci? Ce cum adică cum? Bă, stai puțin, ce spune și mie ce s-a întâmplat mai clar atunci? Păi, Rafale, a început de când nu ești acolo în pădure, povestea horror. Ah, pe normal, dar Sel, zic povestea horror în pădure, bă, dar Sel, logic, ai luat tot paranoia atunci, că era de la povestea horror, de la ce crezi că era altceva? Nu, Rafale, te știam că n-am venit acasă. M-am stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, cum adică nu? Păi ce, păi stai puțin, spune și mie, cum adică nu? Păi, bă, Rafale, bă, mie mi se deschidea ușile, bă, Rafale, și vrea de... era mai ce la baie, vrea să merg, după mi se închid ușa în față, uite. Așa, 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 te-ai lovit, la ce, bă, te-ai lovit și la alt, bă, dar Sel, păi stai puțin, așa, cum să ți se deschidă ușile și toate astea, bă, dar Sel, bă, tu te-au, bă, dar Sel, ți se pare, mă, ți se pare, ți s-a părut, mă, ție. Rafale, crezi că-s nebun? Bă, dacă auzeam așa și nu era nimic atât normal. Dar să mi se închidă ușa în nas, se deschide așa, nu, frate, nu. Atât și cu frigiderul să zic, bă, că Rafale, frigiderul meu prin cu burger, deci la, ai rascut și s-a bătat. Bă, stai, mă, bă, zbă, mai calm, mai încet, dar Sele, că nu înțeleg nimic în ce vorbești. Așa, ți-a deschis ușa, ți-a închis ușa, ți-a deschis ușa. Frigiderul, ce s-a întâmplat? Fii mai calm, bă, potule, știi, bă, dar Sele, ce te frică așa, mă, tu crezi că ai fantome în casă, bă? Bă, de unde, bă, ți-a venit și asta, bă, dar Sele, bă, tu ești nebun, bă. Sper să fie ăsta un vis, sincer, că nu te crede așa. De nebun. Nu, bă, Rafale, nu e vis, frate, deja m-am strat, fii atent, frigiderul era aici. Așa. După s-a fost, a dispărut și el s-a băgat aici. Așa, și a apărut aici, da. Și ce mă, ce a apărut aici? Și era în altă culoare. Ba, a dar Sel, l-ai modificat tu, vrei să-l modifici tu. Wow, ce chestie. Dar ce atunci, bă, nu, bă, tu chiar zici la modul ce mi-a spus să te muți că, bă, ai crezut că ai fantome în casă? Bă, Rafale, am, Rafale, camera mea și cea mai bântuită, bă, nu mai pot, gata, hai că mă mut, hai, pa. Bă, unde te duci, mă, dar Sel, bă, așteaptă, bă, doamne, bă, ăsta e nebun, bă, dar Sel, unde te duci?
duci, bă, dar Rusule, vină-mă înapoi, bă. Bă, dar Rusule, vină-mă înapoi, unde pleci, mă? Unde pleci, mă? Ia, bă, 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 da, pleci, pleci tu repede cu mașina. N-ai mai luat mașina, do-... Da, s-a dus. Bă, ce faci, mă, ăsta, bă, ăsta chiar, bă, a luat, a nebunit, ia să vină înapoi. Bă, ce faci, bă, dar Rusule, bă, unde te întorci, bă? Dar Rusule, gata, nu mai pleci, nu mai ți s-a luat, gata, nu mai pleci, nu? Nu, stai, stai, am mutat așa ceva, am mutat să-mi iau gunoiul meu preferat. Așa, bă, stai, bă, 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 lasă-mă gunoiul, bă, lasă gunoiul de aici, bă, las. Lasă gunoiul, nu, lasă-l aici, că ăsta e de la stat, de la primărie, de la astea, bă. Bă, ce faci, mă, tu, ce cauți, ce mai cauți, unde mai pleci? Mi-am mutat burgerul de telefon și ăsta am mutat, ok, hai, bă, ți-a uitat, uite, bă, dar Rusule, bă, fii atent, dacă tu te-ai luat ăla, dacă tu te-ai luat ursuleță, tu ești tu frumos înapoi de la spital, de unde l-ai furat. Bă, ce faci, mă, ești televizoarele, bă, dar Rusule, unde pleci, mă, așa, cu toate astea? Cum adică, da, ai dreptate, chiar n-ai televizor, bravo. Și unde pleci tu acum, ia, spune și mie, stai puțin, așteaptă-mă, așteaptă-mă, unde pleci tu? Unde pleci, așteaptă-mă, așteaptă-mă, unde pleci, unde pleci, unde pleci, unde pleci, unde te muți? A, păi hai, pa! Păi ce, mă, stai, mă, ascult, bă, Doamne, bă, stai nebun, bă, trebuie să mă duc repede după, mă, stai puțin, ăsta și-a uitat motocicleta aici, pe ce face, mă? A, pleacă fără motocicletă, e bine, am făcut joc cu motocicletă, bă, dar ce are, mă, dar Rusule? Bă, nu, stai puțin, stai puțin. Mă, nu, că eu nu cred ce se întâmplă, adică, dar Rusule chiar a crezut că are fantome, eu cred că trebuie să-i spun, bă, dar trebuie să-l mai, las așa puțin, chiar sunt curios unde să duce, mamă, dar acum nu știu unde a plecat, sincer, poate fi pe la bunică sau pe la diner, nu știu pe unde să mută ăsta. Bă, cred că la bunică sau să mută, trebuie să merg de aia la bunică sau să văd dacă se duce înapoi acolo, că nu știu, că am eu așa o presimțire, că altundeva unde să se ducă, mă, dar Rusule, cu toate lucrurile, sau ce oare să duce el, mă, dar n-are, mă, el iubită, că el crede că Denisa e iubita lui, dar de fapt sunt eu. Doamne, eu îl trolesc cu Denisa, îi fac voce aia, mă costumez în față și dar Rusule crede că e iubita lui, gata, și-a făcut iubită și lasă-mă, care e fericit, dar lasă că o să vedeți, că o să-i o fac eu, o să-i zic, mă, la un moment dat că sunt eu, să nu-și mai fac așa speranțe degeaba. Mama, dar acum treaba e în felul următor, deci dar Rusule și-a luat toate astea, văd că și-a lăsat frigiderul aici, mamă, și-a lăsat și burgeri, lasă că se întoarce el după burger, că și-a lăsat burgeri aici, televizorul, uite, două televizoare pe aici, și-a uitat și patul, bă, dar asta nu se mută, de tot, mă, s-a face mișto de mine, unde să duce, mă, ăsta cu televizorul și cu toate alea, mamă, sper că nu a auzit el ceva nașpa, că se ducă să le vindă, că dacă le vinde, a încurcat cu mine, bă, dar nu știu ce să cred, sincer, bă, cum să se mute, bă, ăsta din casă, bă, cum să creadă, mă, că sunt fantome, nu, că eu trebuie să-i zic că l-am prencuit eu atunci, dar cum să-i zic, că nu mă vedea, că faza e că nu vreau să-i zic că l-am trolat cu invizibilitate, că eram eu invizibil și făgeam toate astea, pentru că dacă îi zic așa, nu mai pot să mai fac altă dată, alte de-astea, deci, da, nu trebuie să-i zic, trebuie să-i zic eu într-un fel că eram eu, nu știu, dar hai zic că vedem eu cum îi zic, dar hai să-l caut, prima oară trebuie să mă duc după el, dar hai că mă duc, cu ce mă duc? Mă duc cu motocicleta lui, mai bine. Să merg cu motocicleta, că n-am mers absolut deloc, i-am furat și motocicleta. Bă, trebuie să mă duc acum la bunică, să acasă, să văd dacă e Darusel pe aici, mă, sincer, la modul cel mai serios, nu știu unde s-a dus, mă, bă, nu-mi vine să cred așa ceva. Uite că am ajuns și lejer aici. Bă, dar stați puțin, că îmi pare că nu e nimeni aici. Nu văd nicio mașină, nu văd absolut nimic. Ia stai să mă duc eu sus, mă duc sus să văd dacă e cineva sus, că sus treia să-și pună el astea. Bă, nu-mi vine, mă, să cred, cum să facă așa ceva, mă, Darusel. Bă, Darusel, ești cumva pe aici, mă? Mamă, nu e pe aici, mamă, e gol pe aici. Mamă, nu mai e nimic la bunică, să ia stai, să mă duc și eu pe la bunică, ca să mai întreb așa, ce mai face, cum mai stă? Să rămână, ce mai faceți? Vreau să vă spun ceva despre Darusel, că nu știu unde s-a dus, Darusel a zis că pleacă, că se mută, că nu știu ce, toate astea, nu știu ce se întâmplă, sincer. Mă, ești nesimțit, ești afară din casă, mă, că ce? Ești afară din casă, mă, că te duc la poliție, trebuie să stai puțin, cum adică? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu mai știi ce ai făcut, nu, că tot n-aș mai face mișto și aș pleca repede de aici până nu vine poliția. Ok, sărămâna, nu. Bă, nu vine să cred așa ceva. Nu, bă, dar eu nu înțeleg ce se întâmplă. A, nu, stați, că știu eu despre ce e vorba. Bă, mie nu vine să cred. Deci Darusel m-a mințit atunci. Deci mai știți atunci când m-a controlat Darusel viața pentru 24 de ore, mi-a controlat ziua aia Darusel și Darusel m-a adus aici să-i o cer în căsătorie pe bunica sa, bă, și Darusel mi-a zis după nu, stai liniștit că bunica știa că ți-am făcut eu un prank, dar văd că nu știa nimeni. Deci Darusel nu știu, m-a mințit în ultimul hal, bă, bine că a plecat acasă, că nu mai supăr pe bune, bine că a plecat. Bă, dar întrebarea e, eu ce mai fac acum fără Darusel, că nu mai am prieteni, nu mai am pe nimeni, nu mai stau cu nimeni, sau așa singur în casă, la modul cel mai serios. Nu stai să trip la diner. Mamă, stai. Bă, nu, stai la diner, stai la diner, mașina aici e la diner. Ia să puțin să-l văd. Ce facem ăsta? Bă, e la diner, mă, mie nu mi-e să cred. Bă, Darusel, unde ești, mă? Bă, Darusel, ia să mă. Uitați-l acolo. Mă, ce facem să mănâncă? Ce facem mâncarea, bă? Măcar eu cu mâncarea și nu mă mânti nimeni. Bă, Federica! Bă, ce faci, mă, bă, Darusel, ce faci, mă, la diner, mă? Nu ai zis că te muți, ne-ai zis că pleci? Păi da, m-am mutat și dar a venit că trebuie. Bă, nu, casă. Bă, stai puțin, Darusel, stai puțin, bă, Darusel, vorbește calm, sau stai puțin, Darusel, tu nu știi cum să te încurci în miciuni, spune și mie de ce vrei să pleci cu tu cu adevărat la casă. Păi, bă, casă e bun,
bântuită, bă, nu mai bun, numai camera mea e bântuită. Am plecat ca să te bânte pe tine, fantomule. Da, dar Rusele, mă bânte pe mine, fantomule. Mamă, ce fantome să mă bântuie, bă, dar Rusele, că nu e niciun fantomă. Tu ai luat-o paranoia, ești nebun, dar Rusele, ce ai pățit? Nu, bă, Rafale, tu te ligi la stai puțin, ia, hai să luăm puțin loc aici. Nu, hai afară să nu ne audă lumea că ne facem de râs, dar Rusele, am să spun ceva, dar Rusele, că mi-am adus aminte de ceva. Am fost la bunica ta acum, fii atent, vino aici. Bă, dar Rusele, mai știi și spune și mie, mai știi atunci când mi-ai controlat tu toată viața pentru 24 de ore și mi-ai făcut toate prostiile alea? Da, de ce? Și mai știi ce mi-ai făcut tu atunci când am mers la bunica ta, că am mers la bunica ta, mai știi ce mi-ai făcut? Păi da, dar ți-am făcut că... Rafale, bine că mi-ai amintit, ce fain era. Ah, da, a fost fain, mă, mamă, ce bine, mamă, ce râs, dar Rusele, acum râs, nu mai sunt fantome, nu mai sunt fantome în casă. Ia stai, Rusele, nu plângeai tu mai devreme de fantome, acum râs, nu? Bă, normal, bă, cum să ne râd la faza aia, bă, cu bunica, care zici că te măriți, bă? Bă, Rafale, fii antenă, te promovi să te măriți cu fantomele din casă. Da, să mă măriți și cu fantomele din casă, acum, bă, dar Rusele, ți-e țar de glume, mă, bine, mă, dar Rusele, hai să-ți arăt așa de glume, dar Rusele, că să vedem așa, nu știu, că, dar Rusele, mi se pare, mie sau tu, ți-e țar de glume când tu ești paranoi, așa, visezi că vezi fantome, că vezi nu știu ce, dar Rusele, tu ai nebunii, bă, dar Rusele, ești nebun, bă, dar Rusele, trebuie să te duci la doctor, mă, pe bune, la spital, trebuie să ajungi, dar Rusele. Bă, tata, tu trebuie să duci, bă, la doctor și tu, că, na, într-o la hari, zic, era chior. Bă, tu nu vezi că tu nu știi să vorbești, bă, dar Rusele, nu înțeleg absolut nimic din ce vorbești, trebuie să descifrezi, trebuie cifre, nu, Rusele, bă, limba greacă, ce limba vorbești aici, limba egipteană, veche, ce limba vorbești, bă, dar Rusele, maimuțească, a, limba maimuță, i-am înțeles. Așa, dar Rusele, în fine, nu mă mai interesează chestiile astea, vreau să continuăm să spun ce aveam de spus, Rusele. Tu mi-ai spus atunci cumva, ia, ce mi-ai spus tu mie că s-a întâmplat atunci când mi-ai zis tu că mi-ai controlat viața și așa? Ai spus cumva că bunica ta știa de treaba asta și mi-ai făcut mie un prank? Păi da, și ce? Care e problema? Păi stai puțin, și care, că stai puțin, când ai spus tu lui bunica ta treaba asta? De când știa bunica ta de treaba asta? Păi de mult, bă! Când de mult? Că acum am mers acolo, dar Rusele, să întreb de tine, că am crezut că, fii atent, tu ți-ai uitat, dar Rusele, ai plecat fără motocicleta. Am plecat cu motocicleta să merg așa, dar Rusele, să merg acolo acasă la tine, să văd că poate e bunica, poate stai duci la bunica ta, că nu știu unde ai putea tu să te duci, dar Rusele, dar chiar unde te duci? Păi, prima oară a fost la bunica mea și am zis că nu mă crezi, că ce fantome, și am zis că e supărat pe normal, dar Rusele, pentru că tu nu i-ai spus că e farsă. Tu m-ai mințit pe mine că i-ai spus că e o farsă și acum când am fost, dar Rusele, m-a luat. Dar cum adică nu? Și acum de ce mi-a zis de treaba aia? Ai zis, nu mai știi ce ai făcut? Așa mi-a zis, dar Rusele, cum adică? Ce vrei să spui tu în treaba asta? Mă mai și minți pe față acum. Am zis acolo lui bunica că tu nu mă crezi că am fantome și na, s-a supărat pe tine. Da, s-a supărat pe asta, bă, nici, bă, cine să te creadă, mă, dar du-te, mă, de aici, bă, a zis, nu știi ce ai făcut, a zis, ai uitat ce ai făcut, nu dă asta, dar Rusele, era vorba de atunci, mă, băi, vine simți, mă, dar Rusele, și unde te muți tu acum, ia, unde, ce faci tu acum, unde pleci tu acum și pleci, mi-ai lăsat mie motocicleta, ok, mersi, dar Rusele, plec cu motocicleta. Mașina și-a plecat, pa, pa! Băi, eu n-am ce să mai zic, am rămas și fără mașină, fără motocicletă, mi-a furat el motocicleta, așa că nu știu, dar să-l face magie, face de-astea, băi, el cred că a făcut o magie, nu, stai, deja o iau în alte dalea, cum să fac el o magie? Eu tocmai vreau să spun că el cred că a făcut o magie și de-aia are fantome, dar de fapt eu l-am trurat, băi, trebuie să-i zic lui Rusele, că l-am trurat eu, că nu se poate, dar unde a plecat mă ăsta, nu, că trebuie să-l duc acasă să-mi iau eu mașina mea, sincer, că nu știu ce se întâmplă, bă, dar trebuie să vină ăsta după burger, haideți că poate să întoarce el după burger, că și-a uitat el burgerii, bă, nici nu mai pot să mai vorbesc, că deja m-a și enervat, dar Rusele, cu toate astea, cu tot ce s-a întâmplat cu bunica sa, așa acum că pleacă el așa de nebun, trebuie să se întoarcă neapărat acasă, adică sper să se întoarcă, că dacă nu se întoarce, eu nu știu pe unde e, dar Rusele, sincer, la modul cel mai serios, trebuie să se întoarcă neapărat să-și ia burgerii, că nu cred că rămâne el așa fără burger, fără toate astea, ia, nu e nimeni acasă, ok, am lăsat și ușile deschise, bine că n-a intrat nimeni peste noi în casă, așa, bine, peste mine, că a rămas să-și ia singur, așa, aici camera asta e liberă, bă, să mă gândesc eu, ce să fac eu aici în camera asta, cred că îmi fac aici un setup și acolo sus las doar camera, că nu știu, gen doar casa, toate astea, tot ce am acolo, dormitorul, toate astea, că nu știu ce se întâmplă, sincer. Mă, cred că a venit Rusele la casa, am auzit tu și asta să mă uit să verific, mă, chiar a venit ăsta acasă, mă, i-am auzit tu și așa o mașină, da, a venit acasă, mă, da, se putea, mă, să nu revină, mă, dar Rusele, asta să mă duc acum repede la el, mă, ce face, mă, ăsta aici, mă, dar Rusele... Sunt prea multe fantome în casa asta. Vă rog să verificați orice cameră, mai ales camera asta, că în camera asta s-a întâmplat prea multe. Ce, mă, ce ai adus, mă, aici? Ce, da, s-a făcut-o să caut prin toată casa, în special în camera ta, știa, nu știu dacă găsești ceva suspect, dar Rusele, cine e domnul ăsta? Ăsta e vânător de fantome, că la noi sunt fantome, da? Ce, mă, bă, ce vânător de fantome ai adus? Domnul, stai puțin, dar Rusele, vină cu mine, cam ceva de spus, bă, dar Rusele, bă, închide ușa așa. Bă, dar Rusele, stai puțin, tu ai adus un vânător de fantome să caute fantoma aia, că tu ce ți se pare ție că e o fantomă în casă, că ai tu fantome în casă, că ai vedenii?
Eu nu sunt. Mă, dar să tu nu vezi că nici nu mai știi să mai vorbești. Bă, stai mă cu minte, bă, dar să calmează-te, stai puțin, bă. Tu chiar crezi că ai fantome în casă, mă, la modul cel mai serios? Păi da, bă, Rafale, eu nu sunt nebun, frate, nu sunt nebun. Dacă crezi că sunt nebun, apoi aștept și așteaptă. Dacă o să fii fantome, tu o să dai 100 lei, ok? Mă, dar Rusele, bă, tu chiar ai nebunit? Ai dreptate, ai nebunit, nu mai știi să mai vorbești. Dar Rusele, tu ai deviat, dar Rusele, ești deviat după fix, uite ce nebun ești. Bă, dar Rusele, tu chiar crezi că ai fantome, mă? Cum adică, bă, tu, bă, ce fantome ai, mă, tu în casă? Ia spune-mi, ce fantome ai tu în casă? Bă, Rafale, eu chiar n-am nebunit, frate, am început să aud, să văd chestii, nu, frate. Bă, oprește-te, bă, oprește-te, bă, calmează-te, mă, dar Rusele, nu, dar Rusele, nu, fii atent. Vino afară să te calmezi, să ieși și tu puțin aer, dar Rusele, că am ceva să spun, am ceva să spun, dar Rusele, ce? Am ceva să spun, și am ceva să spun, dacă ăla găsește fantome. Mă, ce fantome să găsească, mă, bă, dar Rusele, ascultă-mă puțin. Ce fantome vrei să găsească? Spune și mie, ce fantomă vrei să găsească dacă nu există fantomă? Bă, Rafael, bă, nu-mi place, frate, dar tu îl plătești dacă sunt fantome, ok? Ce mă, bă, vorbe, bă, dar Rusele, vorbe, bă, eu nu te înțeleg ce vorbești, bă, dar Rusele, vorbește, mă, bă, fii calm, o, calmează-te, bă, nu, că e nebun ăsta, mă, dar Rusele, mă, dar Rusele, ești prea nebun, bă, ce ai, mă, de face așa? Bă, nu te înțeleg, eu nu înțeleg ce vorbești, dar Rusele, bă, calmează-te, mă, vorbește, mă, ce? Bă, dar Rusele, te-ai calmat, nu? Da, m-am calmat, deci fii de vreo că trag aer și gata, bă, Rafael, fii de zi. Ce faci, mă, tragi aer sau ce zici, mă, acolo, bă, dar Rusele, să te calmezi, bă, tu-ți bagi joc de mine, mă, dar Rusele, bă, încet, dar Rusele, dar ia spune, mă, dar Rusele, rurățușcă rămurică. Rurățușcă rămurică. Rurățușcă rămurică. Așa, bravo, dar Rusele, așa, am înțeles, bun, bravo, dar Rusele. Și tu vrei să-mi spui mie că tu ai adus un vânător de fantome să-ți caute fantoma în casă care nu există, nu? Ce, cum adică nu există, bă, Rafaele? Nu există, bă, ce fantomă visezi, bă, dar Rusele, de unde ai găsit, mă, tu fantome, bă, dar Rusele, noi am fost în pădure, hai să spun, bă, dar Rusele, vrei să spun ce s-a întâmplat cu adevărat? Ok, ia zi. Bă, dar Rusele, în momentul de față, tu trebuie să-l te duci, să te trimiți pe omul ăla acasă, săracu, că trebuie să-i plătești și drumul, dar Rusele, că nu, că deja nu se mai poate, bă, dar Rusele, aduce omul ăla degeaba aici, pentru că, dar Rusele, nu a existat nicio fantomă, pentru că, hai să spun ce s-a întâmplat, dar Rusele, eu te-am dus în pădurea aia horror, să spun așa o poveste, dar Rusele, horror, așa cu un scop, dar Rusele, pentru că după aceea seara să te sperii tu cât mai mult și să crezi că ai fantome în casă. Ce, bă, Rafaie, bă, lasă-mă minciunile, bă! Bă, nu e mă minciună, mă, nu e mă minciună, fii atent ce ți-am făcut, dar Rusele, am pus niște sfori, niște ațe pe care tu nu le puteai vedea și eu ți-am mutat alea pe acolo, ți-am deschis ușile, ți-am mutat frigiderul, eu am făcut toate astea, dar Rusele, nu există nicio fantomă, nu există nicio fantomă, tu ai adus omul ăsta degeaba, l-ai pus săracul pe drumuri, poate avea și el altă treabă, să se ducă la o fantomă adevărată și tu ai zis, nu, că sunt fantome, că nu știu ce, că ai mutat. Bă, dar Rusele, dar stai puțin, tu, unde te mutai? Spune și mie, unde te mutai tu? Pe Barafale, vreau să mă mut acolo, că se vin acolo, da mai casa de mare, bă, Rafale. Și ai tu bani să cumperi dita mai casa de mare singur, fără mine? Păi dacă furam de atunci, furam de acolo și furam. Bine, furai, da, bine, hai să spun eu la omul ăla ce ai făcut tu, dar Rusele, ce faci tu? Păi atunci, bă, dar Rusele, nu, bă, stai, bă, pune mai aia înapoi, bă, dar Rusele, bă, lasă mai aia, oricum nu mai avem nevoie de aia, dar Rusele, bă, stai puțin. Nu, ce vrei? Tu faci mișto de mine, chiar mai pringuit. Bă, dar Rusele, ți-am făcut o farsă, nu fac nicio mișto de tine, dar vorbești și tu mai clar, că nu înțeleg absolut nimic din tarse, trebuie să descifrezi ce zici tu aici, la modul cel mai serios. Bă, dar Rusele, ți-am făcut un prank, ok, e un prank, acum trebuie să mergi ușor la omul ăsta, foarte, foarte frumos, să-i spui, Rusele, că a făcut, ce mai vrei? Hai, vreau să zic că ești foarte nesimțit, pentru asta trebuie să-mi dai 100 lei, ok? Da, îți dau 100 de lei, du-te mă de aici, dau la omul ăsta, că mai mare de aranjul. Bună ziua, să trăiți, domnul, să știți că nu există nicio fantomă a nebunii, bă, asta e nebun. Lasă-mă să vorbesc, ești fii atent, domnul, acest prost nesimțit care mi-a făcut prank. Băi, ești nesimțit, bă, vorbește-mă frumos, mă, dar Rusele, ce? Păi, bă, dar Rusele, explică-i, cum adică prank, că nici nu știe omul despre ce e vorba. Scuzați-l, bă, dar Rusele, omul ăsta are, e bătrân, nu e copil ca noi, dar Rusele, nu e copil ca tine prost așa, vorbește și tu mai civilizat, dar Rusele, mai civilizat. Deci, fii atent, omul ăsta mi-a făcut mie un prank cu sfoară și tăgea așa de uși și de frigider și nu știu cum mi-a văzut el frigiderul. Deci el zice că nu e nicio fantomă. Bă, dar Rusele, vorbești, da, nu, lăsați-l, e speriat, vedeți că e speriat. Bă, dar Rusele, știi să vorbești clar sau vorbesc? Eu lasă-mi pe mine să vorbesc, deci fiți atenți, domnul. Eu i-am făcut o farsă acum câteva zile la copilul ăsta și el tot credea că e care fantome care astea și eu nu iau. Nu ești copil, dar Rusele, ești adult, uite-te la tine, scurt balele ai pe împărți pe tine, ai caca la cur, dar Rusele, și tu nu ești copil, nu, bă, nu, domnul, puteți să plecați de aici, pentru că nu s-a întâmplat absolut nimic, vă dăm, dar Rusele, dă-i banii ăia la om, așa, dă-i banii așa să ia drumul, dar Rusele, și du-l și acasă, dar Rusele, acum, bă, ce, bă, dar Rusele, cum vorbești, mă, tu îl trimiți acasă după, dar stai puțin, dar Rusele, așa vorbești, așa de necivilizat ești, bă, chiar aș fi vrut să fiu o fantomă, dar Rusele, pentru că uite de cât de necivilizat ești și tu l-ai chemat pe omul ăsta aici să te ajute, tu ești nervos pe el că vrea să te ajute? Da, adică nu, eu sunt nervos pe tine, că să mă prind cu și uite, mi-e pare rău pentru acest domn, el o să fie prea nesipt, ok? Eu o să-l bag în apă și o să-l dau la fantomă, ok? La revedere!
Cel mai nebun e Darusele, adică l-am mândut cel mai serios. Bă, Darusele, ești nebun, rodă-te, bă, nu mai țipăm așa, bă, ai probleme. Hai, lasă-mă, du-te de aici, dar Darusele, du-l pe omul ăsta acasă, nu mă mai interesează ce vrei. Ce vrei? Hai, zi, ce mai vrei? Vino cu mine, vino cu mine. Vin cu tine așa, dar du-l pe omul ăsta acasă, Darusele, că săracul să bă, Darusele, nu mai vin nicăieri. Du-l pe omul ăsta acasă, că săracul are și el. Ce faci? Ce e aia? Ce e aia? Ia, ce e aia? Iar spui aia pe ca. Mă, ce? Eu încă nu pot să pricep ceea ce s-a întâmplat ieri cu acea fană. Deci fana aceea cred că era o fană prea nebună. Adică nu știu, m-am pus și eu aici la somn. Am zis că ok, am scăpat de aia în sfârșit. Dar că m-am pus la somn, o văd direct la geam. Adică nu știu ce căuta fix la geam aici. Pa unde o fi urcat? Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu că nu se mai poate. Trebuie să mă duc la Darusel. Sper că a venit Darusel repede acasă. Mă duc acum repede la Darusel. Sper că acum e acasă, că nu știu unde a fost Darusel toată ziua ieri, că deja mamă, deci nu, cred că într-un fel mai bine că n-a fost Darusel, că dacă era Darusel, acasă, cred că fana aia rămânea aici peste noapte. Dar hai să mă duc acum la Darusel. Dacă o fi venit acasă, să vedem ce facem ăsta, că trebuie să-i spun neapărat tot ceea ce s-a întâmplat. Ce, Ioane? O să-i... Ok, Ioane, hai să zic cum lasă eu. Vorbește cu mai târziu. Ia, Rafaele, dă-i. Adică stai, Ioane, stai. Bă, ce fai, mă, Darusele? Bă, ce vorbești de mine, Darusele? Cum adică, Rafaele? Bă, ce, bă, Darusele? Ce, mă, ce? Pe mine mă confuz cu Ioane? Ce faci, mă, aici, Darusele? Ce te jucai? Pe Rafaele, mă jucam cu Ioane, bă, și mai zic ceva de tine. Băi, nezini, bă, ce ai făcut aseară, bă? Tu mi-ai dus gaci în casă, bă, ți-am dat eu voie. Le lăsai și pe calculator, bă, așa și cu ei, că mi-ai zis, bă, te-a părit eu, bă, nezini, le ți-am dat eu voie. Mă, ce, mă, cu ce, cu cine, cu ce am venit, mă, dar eu că nu înțeleg. Ce adică, cu ce, ce gaci și mă, cu ce, bă, cu cine am venit, mă, să se joace cu Ion la tine acasă? Că tu ai nebunit, dar Rusele, ce vorbești tu aici? Da, vorbești din basme, dar Rusele, unde ai fost ieri toată ziua? Că te-am căutat toată ziua, ai plecat, dar Rusele, erai la calculator, când m-am întors, nu mai era niciun Darusel, dar Rusele, nu știu unde era, dar Rusele a plecat. Unde ai fost tu ieri toată ziua? Am fost în parc, m-am jucat în parc acolo în oraș. Da, și toată noaptea și noaptea, dar Rusele, până eu m-am pus la somn și tu tot ai venit acasă, dar Rusele, bă, dar Rusele, bă, nu știu ce se întâmplă, dar în noaptea vă la un restaurant, bă, și am da, ai băut, ai băut, ai mâncat, dar Rusele, burger, ai fost la restaurant, bravo, bă, dar Rusele, și la ce oră te-ai întors tu? Ia, spune-mi, la ce oră te-ai întors tu? Ia, stai, unul, la 3 m-am întors, la 3. Ah, la 3 noaptea, bravo, mă, dar Rusele. Mă, dar Rusele, și tu tot ce spuneai, mă, tu acolo, că eu nu te înțeleg, dar Rusele, ce spuneai tu, cum adică, cu ce am venit eu, mă, cu ce am venit eu, cu când am venit, cu ce am venit ea? Păi mi-a zis Ioan că a venit cu gagică, bă, și a stat la mine pe calculator, bă. Ești să-mi ții cum adică să-mi aduci mie gagici? Când, mă, când, mă, când, mă, când, mă, când, mă, când, mă, când, să... mă, ce, bă, ce vorbești, mă, dar Rusele, ai nebunii, mă, tu spui porcării aici, ce vorbești tu aici? Când ai auzit tu asta? De când știi tu de treaba asta? Păi, acum am mai zoom, când ai intrat în cameră și... Când s-a întâmplat? Pe când s-a întâmplat? Ia spune. Păi ieri, bă, ieri! Dar să le fii atent, nu, fii atent, să spun ce e, că de asta am venit aici, dar să le fii atent ce s-a întâmplat. Deci fii atent, chiar a fost o fac, bă, dar să le fii atent. Știi că noi, da, dar să știi că noi avem, adică, nu știu, nu pot să numesc așa ceva, dar să le, dar chiar avem o fană. Avem o fană, dar să le, nu știu. Ascultă, bă, lasă-mă, bărgărie. Bă, ce fac, mă, stai puțin, avem o fană, dar să le, dar știi care e problema? Că fana asta e cam disperată, dar să le, a venit aici, fii atent ce a făcut. Eu i-am zis să, a zis unde, dar să le, te căuta, dar să le, cel mai tare, dar să le, cel mai șmecher, toate astea, zicea, dar să le, și te căuta, fii atent. A intrat, i-am zis să aștepte aici, că a zis că vrea să ajungă la noi acasă să vadă și toate astea. Am zis să aștepte ca să vin la tine. Tu nu erai aici și când ce să vezi? Că ea a intrat după mine, a intrat prin toată casa cu trobăiți și fii atent, dar să le. Păi da, și s-a jucat pe calculator, știi care e faza? Fii atent, ca să spun ce s-a întâmplat. Deci eu am fugit de ea, am încercat să scap de ea, am ajuns la diner și la diner am scăpat de ea, ok? După eu am plecat așa prin oraș, dar când m-am întors seara acasă, ea era pe calculator să juca cu Ion. Pe Rafale, dacă mă întâlnesc cu ea, fii atent, dacă mă întâlnesc cu ea, nu, gata, ești pregătit, am înțeles, bă, lasă-mă, astea, ce cauți, mă, pe aici, dar să le fii atent, bă, nu te îmbrăca, mă, nu te duci, mă, la nicio vânătoare, bă, dar să le, ce faci, mă, tu acum, bă, dar să le, fii atent, du-te de la mine, dar să le, ce faci, mă, bă, ce faci? Ce, nimic, așa, așa, deci fii atent, că nici nu mai știu ce vreau să zic, dar să le, da, deci era aici, și fii atent, când m-am pus să dorm, am crezut că am scăpat, am crezut că a plecat acasă, că am să plece, am zis că pleacă, când m-am pus să dorm, m-am pus în pat, dar să le, și la geam, ce crezi, era aia și face, bună, Rafael, cum am nebunit, dar să le, eu, dar să bine, ce, bă, da, chiar e de râs, dar nu e de râs, nu știu ce să zic, dar să ți se pare normal așa ceva? Bă, Rafale, bă, lasă-mă, mâncile, ai, nu e, nu, 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 nu e nicio minciună, bă, dar să nu e nicio minciună, deci fii atent, stai puțin, ai zis cumva să mergi la diner? Da, hai, mergem? Nu, stai puțin, dar să tu vrei să te întâlnești cu fana aia, pentru că fana aia mi-a spus mie că vrea să ne întâlnim mâine la diner, adică i-am zis eu, hai să ne întâlnim mâine la diner, pentru că... Da, stai puțin, dar să stai puțin, că mă duc până la diner să văd dacă a ajuns acolo, dacă e acolo, să-i zic de tine, că nu ești acasă. Că toate astea e să vedem, dar să le rămâi și joacă, te mai joacă aici. Mamă, deci mie nu vine să cred așa ceva, mă, eu nu pot să pricep, sincer, nu, trebuie să mă duc acum la diner, sper să nu fie tot, sper că am plecat din oraș, la modul cel mai serios. Rafael, ce faci?
ok, dar uite, s-a mai întors aseară. O revenit acasă? Da, da, stai puțin, ai răbdare. Stai, tu ce cauți aici? Aia e întrebarea mea. Tu ce cauți aici? Că ai zis că stai puțin, tu ai mai plecat măcar acasă de aseară, că eu te-am văzut la geam. Ce căutai tu la geam aseară la mine? Că nu-mi vine să cred așa ceva. Trebuie să vorbesc de neapărat cu ai tăi. Bă, ce faci? Așteaptă-ne, lasă-ne să vorbim, ok? Rămâi aici. Bă, dar Răzile, de ce ai ieșit? De ce ai ieșit? Că e fata aia nebună, dar Răzile, e fana aia nebună. De ce ai ieșit tu? Ce faci? Bă, dar Răzile, uite-te puțin acolo la geam. Ale, uite-te puțin aici la geam. Uite de cine stă aici la geam. Dar Răzile, Alice. Uite, ia de geam sus și pleacă, ok? Că dacă nu, Bă, dar Răzile, nu mai, stai puțin, ce faci, bă, dar Răzile, de ce ieși afară, spune și mie de ce ieși, că nu trebuie să ieși. A, nu, bă, dacă auzi ceva, tu să mă duc să investighez, că eu sunt Sherlock Darusel. Da, Darusel, dacă auzi ceva, bă, e foarte bine, Darusel, că ții cu casa, că dacă auzi pe cineva, trebuie să te duci să vezi ce se întâmplă, Darusel, toate chestiile astea de genul, bă, Darusel, e fana aia și nu putem să scăpăm de ea, cred că a rămas aici acasă toată seara, Darusel, nu știu ce se întâmplă, sincer, sper să... Bine că n-a intrat măcar peste noi în casă, că mai de... Bă, ieri intram continuu peste noi în casă, nu știu ce se întâmplă, Darusel, dar nu știu, bă, Darusel, ce facem în privința asta acum? Dacă vin și eu, bună! Stai puțin, ce cauți aici la noi în casă? Ți-ai să nu intri, ce cauți aici? Păi, durează cam mult, Darusel, dar tu i-ai dat voie, Darusel, să intri, ia spune-i. Ieșiți afară, hai să ieșim afară la lumina aici și faceți cunoștință. Darusele, vă las acum să faceți prezentarea fiecare, să vă cunoașteți și voi, că eu deja am cunoscut-o, Darusele, dar na, e bine să zică și ea mai multe despre tine, despre ea, de fapt, și cine e, de fapt, Darusele, că nu știu dacă știi bine, ți-am zis eu ceva despre ea, dar nu știu dacă ai priceput prea multe, ascult și tu de la ea. Zi frumoasă, zi! Deci, în primul rând, eu sunt cea mai mare fană pe care o puteți avea voi doi la un loc. În al doilea rând, mă cheamă Alice 2012. Și pe mine mă cheamă 2012, yeeeey! Știu, de-aia ne și potrivim, suntem... Stai, cum adică, ce se întâmplă aici? Stai puțin, dar Răsile nu știe cum te cheamă, în primul rând. Asta i-am spus. Dar Răsile, cum mă cheamă? Ai și reținut, dar Răsile, mă mir, mă, dar Răsile, cum reții tu așa numele la fete, am înțeles, dar Răsile, știi prea multe detalii despre tu, fete, tu. Dar puterea cum te am uitat. Da, du-te mă de aici, Darusele, mai ieși la mișto. Hai, faci prezentarea. Deci ai auzit, Darusele, ea este o fană, dar noastră, Darusele. Nu e data, Darusele, dar noastră, dar mă întorc. Bă, dar mă întorc. Vă le zic, chiar mi-a bunit să la fel. Tu, normal. Du-te mă de aici, bă, Darusele. Du-te mă de aici, bine, hai, faceți cunoștință. Deci, ne zic că mai degrabă decât să vorbim, să mergem la diner să fac tinste cu un burger. Da, hai, rapid, hai. Nu, că Darusel deja a uitat de mine, Darusel nici nu mă mai bagă în seamă și a făcut, zici că și-a făcut cagică, Darusel, nu știu, dar deja s-a împrietenit cu fara. Ce fac mă ăștia acolo, mă, ea pleacă cu mașina, bă, unde pleacă mă, stați mă, așteptați-mă și pe mine, așteptați-mă, unde ce facem? Hei, v-am auzit, ce-ați luat? Darusel, aia e mașina lui și a crezut că e a mea, în fine, mă, Darusel, unde te duci, bă, Darusel, aia e mașina ta, bă, nu e mașina mea, bă. Darusel, bă, dar nu mă bagă în seama, dar să nu mă bagi pe mine. Bă, Darusel, stai puțin, vino aici, vrei să-mi spun ceva. Tu chiar te înțelegi bine? Chiar vrei să te înțelegi bine? Nu ți se pare puțin cam ciudată? Nu, e ca mine și eu sunt nebun, yeah! Bă, asta e adevărat, poți să confirm, Darusel. Bine, mă, Darusel, ia du-te aici să-mi facă cinste cu bă. Bă, Darusel, stai puțin, Darusel, vino. Bă, Darusel, bă, stai puțin, tu lași o fată să-ți facă cinste cu burger în loc să-i faci tu cinste? Ia fă-i mă tu, Darusel, ia, că vreau să... Cum te comporți tu așa cu o fată? Ia du-te tu, ia, fă-i tu cinste. Femeie, Federico, vreau doi mici, 100 de cartofi și 60 de burger, ok? Bă, stai puțin,
60 de burger, bă, dar de unde 60 de burger, bă? Are 60 de burger, mă, Frederico ăsta, are 60 de burger aici. Dă un temă, 60 de... Așa îl dă ție mereu, nu? Da! A, da, 100%, bă, dar se revine... Ei, pe Darisel. Ce zici? Ai spus ceva? Nu-l robi pe Darisel. Bine, gata, nu. Ei, bă, v-a spus împotriva mea, sunteți clanul 2012, vă cheamă pe amândoi 2012 și v-a spus... Bă, Darisel, stai cu minte, bă, Darisel, Darisel, vină puțin aici, Darisel. Bă, Darisel, tu ai uitat... E baie aici, n-ai voie. Bă, dar Sire, tu ai uitat cu cine stai tu în casă? Ai uitat cu cine stai tu în casă? Ia spune și mie. Ai uitat cu cine stai în casă? Nu mă mai bagi în seamă, nu mai faci nimic. Ce faci tu aici? Stau în casă cu Gigel, nu? Nu, în casă, nu în cameră. Că în cameră stai cu Gigel, e adevărat. Stai cu Gigel, care e un covor, dar Sire, nu știu ce zici tu că stai cu Gigel, că e un covor, Gigel. Bă, nu! Gigel nu-i covor, Gigel e cel mai bun prieten al meu. Cum să zici așa? Bine. Și Ion ce mai e? Ia că îi spune lui Ion, mă duc acum repede acasă și spune lui Ion. Da, Ion e în casă cu mine. Da, ai dreptate. Hai dreptate, hai du-te înapoi la fetița ta, Darusele, la iubita ta, Darusele, e iubita ta, nu-i așa, Darusele? Da, iubita mea, pleacă niște mai aia. Bă, stai, mă, cum adică iubita, Darusele? Ce faci numai aici, bă, Darusele? Federico, ai bărgării? Ia zi, ai bărgării? Hai că mă duc și iau, la 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 la. Nu, că Darusele, nu, da, Darusele e să simte că la e la casă, de fapt, unde e să simte că la e acasă, ok, nu știu ce se întâmplă aici, bă, dar nu, că deja cred că i-am dat doi nebunati, adică doi nebuni, sincer, adică Darusele, care, bă, mie, nu mi-ajungeam, eu nebun, nu mai trebuie și al doilea. Nu, că acum mă duc repede înapoi la masă, ce fac mă ăștia, mă, pe unele, am adus cel mai serios. Foarte bun, da, mai ales la faile la care e foarte fraier, ha. Cine, mă? Ce ai zis ceva? După ce că stai cu mine, Darusele, după ce că stai cu mine în casă și acum plătești din banii mei, Darusele, din banii mei plătești, mai faci figuri. Ba nu, da, banii mei. Nu, sunt banii tăi sau sunt ai fetei? Sunt banii tăi sau sunt banii fetei? Banii mei. Ia, ce vrei, Darusele? Ia tu sclavii $16 și tu frumoasa ta, ia frumoasa mea, ia toți banii mei. Da, Darusele, îți dai toți banii, bravo, bă, e deștept, Darusele, dar acum rămâne, Darusele, bă, Darusele, stai puțin, tu mai mănânci, cum mai mănânci tu burgeri acum dacă nu mai ai niciun ban? Da, mai am, da, bine, gata, nu mă mai interesează, Darusele. Hai să vorbim ceva puțin, vină. Hai, lasă-ne pace! Nu, ce vorbiți, hai că nu vă bag în seama, nu vă bag, ia că stau aici așa. Știu că Rafael are niște bani ascunși într-un butoi și spun să mergem să-i luăm banii și să mâncăm noi mai mulți burgeri. Bă, ce faceți, bă, ce faci, bă, aici, bă, Darusele, bă, tu ai nebunit, mă, Darusele, vedeți că v-am auzit pe amândoi, faceți și mișto de mine, acum mă lași la mișto, vrei să-mi furați banii, bă, faceți și mișto de mine, ziceți că nu știu ce faceți, că vă pupați, că nu știu ce faci, bă, voi complotați împotriva mea, bă, stai puțin, voi nu sunteți frați cumva că vă cheamă sau rude, nu sunteți rude că vă cheamă 2012 pe amândoi? Nu, cum să fie așa ceva, nu vezi că nu semănăm, na? Da, nu, da, ce ești, mă, ce ești tu, mă, Darusele, ce ești tu? Te m-am de foarte frumos, na? Da, foarte frumos, Darusele, tu nici n-ai păr în cap, ți se pare Darusele frumos ales cumva? Este cel mai frumos decât tine. Am înțeles, da. Bă, Darusele, fii atent, stai puțin, că am o întrebare. Alice, du-te puțin, stai, vine Darusele mai aici, vină mai aici, Darusele, bă, Darusele, fii atent. Tu știi cum o cheamă măcar pe fata asta cu care stai tu de vorbă acum? Tu știi măcar cum o cheamă, bă, Darusele? Că eu cred că tu nu știi, tu te crezi așa, șmecher, Darusele, dar tu nu știi cum o cheamă. Denisa, nu? Așa cheamă Denisa, nu? Cum ai spus? Ai strigat cumva Denisa? Dar... Nu, de ce? Cine e Denisa, Darusele? Darusele, cine e Denisa? Tu ești Denisa Rafaele și tu ești... Tu ești Ionela, da, ești cea mea numele. Darusele... Ia-ți de aici absolut tot ce mi-ai dat, ai terminat-o cu mine. Darusele? Bine că ai făcut-o să plece, bă, Darusele, bine că ai făcut-o să plece, bă, fana asta nebună, Darusele, că e nebună, mă. Bravo, mă, Darusele, bravo, bă. Bă, ce, cum adică mi-e frumă mașina? Bă, du-te, mă, da, aici am, mă, du-te, cum, hai, bă, stai puțin, stai, mă așteaptă, cum să fură, bă, mie mașina, bă, îmi fură mie mașina, nu-ți fură ție, mi-o fură mie, unde a plecat, bă, Darusele, unde a plecat, Darusele, bă, Darusele, nu, că nu, bă, Darusele, nu mai vina ta, bă, Darusele, nu mai vina ta, că pleci tu repede și completezi tu cu ea și tot după nu mai știi numele, bine, nu mai vina ta, bă, Darusele, unde te duci, ce e aici, Darusele, unde? Hai rapid, ia helicopterul. Bă, lasă-mă helicopterul ăsta, doamne, Darusele. Mamă, nu, că am nebunit, eu sunt numai cu nebune aici. Eu nu înțeleg ce se întâmplă, sunt plin de nebune aici. Nu, că e plecat acasă, Darusele. Mă, ce faci, mă, ăsta, mă? Bă, unde a plecat, mă? S-a adus, Darusele. Hai, bă, Darusele, întoarce-te, mă, mai repede. Uite, vino înapoi, lasă ăsta jos, că n-ai ce să cauți tu cu ăsta. Unde te duci, mă, tu aici, așa, bă, Darusele. Bă, Darusele, așa. Bă, stai puțin, Darusele, de când ai... Bă, Darusele, bă, iar faci magie, bă, Darusele. Mamă, unde l-ai pus, bă, l-ai pus,
zile am crezut că stă în aer, bă, dar să le... Mamă, dar să le... Bă, stai puțin, de când timp, bă, dar să le... De când timp știi tu să pilotezi un avion, un elicopter, unde ăsta așa? Ai învățat tu cumva vreodată? Da, în jocuri! Da, în jocuri, bă, și aici nu ești în jocuri, bă, dar să le... Hai să mergem, bă, dar să le vin ori repede, trebuie să mergem înapoi, bă, lasă-mă pe mine! Ce fai, mă, de ce... De ce, bă, ce fai, mă, tu, dar să le... Bă, nu-mi vine să cred așa ceva, bă, bine că ai tu repede. O, de fapt, stai că e mașina ta, ai dreptate, ai dreptate, dar să le... Că tu ai condus, bravo, ai dreptate. Hai să mergem acum, hai... Ce? Bă, stai puțin, bă, ăsta e mașina! A dus mașina acasă, bă, dar să le adus mașina acasă, bă, hai să mergem repede în casă, bă, dar sper că nu e aici, bă, dar ce, uite. Spicele sunt închise pe astăzi, dar Isel. Bă, dar Isel, s-aude o voce, de aici din cameră. Stai puțin, ce cauți aici la noi în casă? De ce ai venit? De ce ai furat mașina și cum te... Cum ai venit la noi în casă când noi nu eram aici? Ce cauți la Darcel în cameră? Că Darcel deja e foarte supărat. Păi Darcel, tu trebuie să înveți, Darcel, ți-am zis, trebuie să mergi la școală, trebuie să nu mai chiulești de la școală, că ai chiulit, știi că ai chiulit, Darcel, foarte bine de la școală și tu, Darcel, nu știi să fii respectuos. Bă, Darcel, stai puțin, vino. Bă, Darcel, trebuie să vorbești puțin mai așa, Darcel, pentru că e de vârstă cu tine, ok, dar e fată, Darcel, trebuie să vorbești puțin mai civilizat, că nu vorbești cu mine, tu te crezi că vorbești cu mine aici, cumva, sau ce? Știi, nici cu mine nu trebuie să vorbești așa. Bă, dar stai puțin, dar ce caută la tine în ca... Bă, Alice? Să mă rog, car poliția, stai. Vrei să chem și o poliția? Da, nu, eu chem de aici. Nu, că aici sunt într-o casă plină de nebuni, deja mă enervează, nu știu ce se întâmplă aici, e o casă numai de copii nebuni, sincer, nu știu ce se întâmplă. Eu am să mă duc la profesoara ta. Cred, nu, cred. Alice, vină, Alice. Ce fac moște aici? Vreau să vorbesc ceva, că vreau să prind, fratele, ia, stai. Date! Alice, la 3, atacăm, 3, 2, 1, atac! Hai să merg și eu până în magazin aici să mă uit, că știu că ai făcut să-mi un prank, adică vreau să-i fac un prank lui Darcel. Da, mă, uitați aici, am șarpele ăsta cu care trebuia eu să-l trăiesc pe Darcel, dar n-am mai trebuit atunci pentru că am câștigat concursul acela, dar trebuie să mă revanșez eu într-o zi, dar acum nu avem nevoie de asta, dar hai să punem ăsta acum înapoi, să-l punem aici foarte, foarte frumos și să merg acum la Darcel în casă, deoarece vreau să merg în oraș, sper să nu vină Darcel după mine, chiar nu vreau, vreau doar să-l anunț și să nu vină după mine, că dacă vine, nu o să fie bine, vreau să mă duc în oraș, să stau și eu mai relaxat așa, să nu stau cu stres pe capul meu, până la urmă, că dar să știți cum e, hai să intru acum repede peste el în cameră, să merg așa, ce facem ăsta? Bă, ce fai, mă, Darcel, iar te joci, mă, Fortnite. Ce te joci mai aici, Darcel? Ce te mai jucai de data asta? Bă, Darcel, bă, lasă-mă jocul ăsta, bă, tu mă bagi în seama pe mine, tu vorbești cu mine și după te duci iar la joc. Ce faci tu aici? Am câștigat mijul de afară, n-am mai jucat și eu Fortnite. Ce? Sunt și eu copil mic, n-am vrei să mă joc? Bine, mă, Darcel, ești copil mic, n-ai, ai voie să te joci, da, ai voie să te joci, Darcel, poți să te joci atât ziua, că eu să plec, Darcel, o să plec de acasă și nu vreau să vii după mine, Darcel, poți să te joci. Ce? Ia zi, bă, la pensia. Bă, du-te, mă, de aici, mă, Darcel, tu mai faci și mișto, bă, du-te, mă, de aici, Darcel, mai bine plecai de acasă de tot, Darcel, cum ai zis tu atunci că ai fantome, că nu știu ce, Darcel, dar te-ai speriat, tu chiar ai crezut că ai fantome, mă, Darcel? Da, bă, Rafael, bă, cum să mi-i dai mie ușa în nas, bă, tu cu ața ta? Data viitoare, dacă văd o ață, o distrug, ok? Dacă vezi o ață, o distrugi, data viitoare, bine, mă, Darcel, stai că aduc acum repede o ață, o aduc repede. Păi stai, mă, și ce se întâmplă dacă distrugi tu o ață? Doamne, Darcel, ce minte ai? Bă, gata. Bă, Darcel, fii atent, eu acum plec, papa, Darcel, poți să stai aici, te joci cât vrei, faci ce vrei, Darcel, eu plec, mă duc în oraș să caut și ceva să... Ce mai vrei? Ce noapte bună? Bă, Darcel, bă, tu, bă, nu, că asta e nebun. În fine, haide să mergem acum repede afară. Vreau să mă duc repede în oraș. Nu știu pe unde să merg, dar vreau să mă relaxez și așa puțin. Cred că merg pe la mall, cred că merg pe la chestii de genul. Hai să iau și eu mașina. Să iau mașina mea și să ajungem foarte, foarte rapid. Mamă, dar mi s-a făcut foame, sincer. N-am mâncat nimic acasă, dar cred că mănânc aici la diner. Mă, uite că suntem în apropiere de diner. Mamă, sper că nu e aglomerat, că parcă am auzit niște voci pe aici. Nu, e o singură persoană. E bine, Federico, aș dori și eu să îmi dați un burger, că am auzit de la un copilaș că sunt buni, rău de tot burgerii dumneavoastră. Mă, ce fata asta? Mă, zice cumva, dar eu sunt că dar usile cu cocu. Bine. Bună ziua, domnul Federico. Bună ziua, domnul Federico. Puteți să-mi luați mie comanda acum? Vreau ce... Tu ești Rafael care filmează cu Darusel 2012? Ce? Poftim? Cum adică? Ce? Nu sunt nimeni. Eu nu sunt nimeni. Eu sunt aici, am venit să comand aici să iau și o să iau. Mi-e foame, mi-e foame. Cum adică mai recunoscut după voce? Ce? Ce? E singura beberiță din oraș. Eu nu sunt. Oh my god, îmi place așa de mult de voi. I-am spus părinților mei să ne mutăm
suntem în orașul ăsta special pentru voi. Vă urmăresc încă de când faceți primul videoclip împreună. Cum adică? Stai puțin, tu cine ești? Eu sunt Alice 2012. Alice 2012? Stai puțin, Daruxel 2012, Alice 2012, ai vreo legătură cu Daruxel? Sunteți rude? Nu suntem rude, dar sunt cea mai mare fan a lui și a ta. Da? Mulțumim, dar stai puțin, tu ești de aici, din oraș, de la noi, din sat, de aici? M-am mutat acum special pentru voi am venit. M-am rugat de părinții mei un an și un pic ca să pot să ajung la voi. Cum adică te rog? Stai puțin, că mie nu vine să cred. Cum te... Tu vrei să spui mie că tu te-ai mutat aici din vina mea și din datorită mie și lui Daruxel, de fapt? Dar chiar, unde-i Daruxel? Haideți la voi acasă, vreau să-l întâlnesc și pe Daruxel. Stai puțin, că am venit aici, n-ai comandat ceva. Stai că trebuie să comand și eu, lasă-l, stai puțin, ai răbdare. Du-te că tu ai comandat, trebuie să aștepți acolo, trebuie să te duci acolo. Dacă ai zis că ai văzut pe mine și pe Daruxel, trebuie să aștepți acolo, să vină comanda. Du-te la masă, unde vrei tu să stai? Mă, nu vine să cred așa ceva, deci Daruxel și cu mine avem o fană care s-a mutat fix la noi în oraș, mamă, nu vine să cred așa ceva, ci că s-a mutat fix pentru noi, că ne-a văzut pe noi aici și a comandat și burger ca Daruxel. Da, dați-mi și mie un burger, vreau și un burger, sincer, chiar vreau un burger, da. Bă, cred că afacerea asta cu burger chiar e o afacere bună, nu știu de ce nu s-a gândit Daruxel să facă până acum un restaurant. Am înțeles, Federico, dar stai puțin, tu mi-ai dat 4 burger, deci mi-ai dat 4 burger, cum adică mi-ai dat 4 burger? Trebuie să duc și... Ok, hai că duc eu, mamă, mi-a zis Federico să duc fix la fană, hai că duc aici. Ai zis că... Bună, cum ai zis că te cheamă cumva Alice sau cum ai spus că te cheamă? Alice 2012. Uite că mi-a spus Federico să-ți dau, uite, burgerii tăi, ia poftim, 2 burger, ai tu și 2 burger am și eu, da, nu ți-am dat, adică m-a pus Federico, mi-a zis să-i aduc, mamă, cât de bun sunt burgerii ăștia. Bă, da, stai puțin, auzi, am o întrebare, hai să stăm puțin jos, ia loc acolo, am o întrebare, tu chiar te-ai mutat aici în oraș pentru mine și pentru Daruxel, că ne urmărești pe noi? Normal că m-am mutat aici special pentru voi, vă urmăresc încă de la primul videoclip. Sunt cea mai mare fană a voastră, nu-mi vine să cred că v-am întâlnit, mereu mă uit prima care vede videoclipurile voastre și vă las cu sutele de comentarii la fiecare videoclip. Da, îți mulțumim, chiar îți mulțumim că ne apreciezi, pentru că de asta facem, adică pentru oameni ca tine de asta facem, de asta creăm mai multe videoclipuri, știi ce zic? Adică așa, e foarte, 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 foarte frumos că îți mulțumesc și eu cred că îți mulțumește și Daruxel, că altfel nu știu, adică nu cred că nu ți-ar mulțumi, dar chiar până la urmă. Dacă tot e vorba de Daruxel, vreau să-l întâlnesc și el, putem să mergem la voi acasă, haide! Stai puțin, cum să mergi la noi acasă, adică e casa mea și lui Daruxel, n-ai cum să intri, poate nu vrea Daruxel, te-ai gândit că nu vrea Daruxel? Aș avea și eu o dorință, îmi doresc încă de când eram o Alice mai mică să vin la voi în casă. Cum adică să vin la noi în casă? Băi, stai puțin, cum, adică, băi, noi ne-am mutat acolo recent, adică prima oară am fost în altă parte, n-am fost aici. Păi da, știu, dar eu vreau să-l întâlnesc și pe Daruxel și eu știu că el mereu stă acasă și se joacă pe calculator. Da, știi că faza e că Daruxel cam da, chiar era pe calculator, stătea și să jucă, nu știu ce făcea, dar da, tu chiar tu vrei. Păi haideți să-mi-l prezint, vei veni cu mașina, nu? Stai, am venit cu mașina, uite acolo, vezi pe aici, pe geam, dar nu, stai puțin, dar Daruxel, nu cred că, stai puțin că mă duc până la baie, ok, așteaptă, pune-te, ia loc aici. Mă, eu nu, mamă, eu vreau să scap de fana asta, că deja mă nebunește, vrea să meargă peste noi în casă, mie nu mi se pare așa, ok, adică nici lui Daruxel nu cred că i-ar părea ok, adică cred că Daruxel m-ar și înjura, sincer, dacă aș veni cu cineva acasă, cred că m-ar înjura, mai ales că stă și la calculator, să mai și enervează acolo cu Ion, toate astea, dar nu știu ce să fac, trebuie să scap eu așa, într-un fel, foarte puțin, nu știu, haideți că încerc să ies acum și sper să nu mă vadă, încerc să ies tiptil, ia să ies așa, mă, ia să uită cineva, nu se uită, hai că ies acum repede, fug acum repede, sper să nu mă vad. Ai zis că ești la baie, cum adică? Ce? Ai vrut să pleci fără mine? Nu, am fost la baie, dar am zis că trebuie să mă duc la mașină, să iau ce, adică să... Hai să mergem! Ce cauți la mine? Stai puțin, vrei să vorbesc cu părinții tăi? Stai puțin, de ce te urci la mine la volan? Păi, am vrut să mă urc pe al doilea loc, numai că... Bine, gata, hai, urcă, te duc acasă, mamă, nu scap, nu, ce să mai... Ce? Ia, intră, gata, hai, intră și tu, ia și tu. Gata. Sper să scap. Haide, plec acasă la voi. Hai că merge. Vrei să zic eu pe unde? Ce? Știi exact, uite, pe aici, trebuie să mergem la noi acasă, dar înainte de toate, înainte să intrăm, ia uite ce frumos e aici, îți place? Nu pot să cred, mașinuța lui Daruxel, da, și gunoiul lui Daruxel și uite și motocicleta lui Daruxel aici, e tot, asta e casa noastră, practic, până la urmă, aici, e toată casa, toate, uite stupul unde s-a lovit Daruxel, unde l-au luat albinele pe Daruxel, prin spate, prin toate alea, hai să-ți prezint, vină pe aici, până să intrăm în casă, vreau la Daruxel. Păi stai puțin, ai răbdare că poate Daruxel să joacă acolo cu Ion, nu știi că se joacă cu Ion în continuu? Da. Uite, aici e camera, știi ce se întâmplă aici, că ne jucăm, hai, față ascunselea și se ascunde. Bani în butaie. Ce? Stai, tu de unde știi că avem bani în butaie? Păi eu v-am
am zis că sunt cea mai mare fană a voastră. Știu totul, știu exact unde ține burgerii Dari Sel, știu și cât are. Păi stai puțin, stai, spune și mie. Știu și în ce poziție dormi și în ce loc dormi pe pat. Cum adică așa? Nu, ok, gata, nu. Băi, e prea ciudată fana asta, sincer. Auzi, stai puțin, vină puțin. Ceva? Ce? Da, vorbeam aici, era vecinul, uite, era vecinul, sunt vecini acolo, uite că e rulata. Nu vorbesc singur, sunt vecini aici, sunt vecini. Da, văd. Deci fii atentă, stai puțin, cum adică, dar tu de ce vrei să vii aici? Spune-mi care e scopul tău principal. Ei, vreau să vă cunosc și mai bine decât vă știu și să-l întâlnești pe Darusel, dacă tot m-am mutat aici și te-am întâlnit. Da, dar știi că lui Darusel nu prea-i place să aibă invitați pe acasă, adică face urâm, mai ales când se joacă pe calculator. O fată cred că i-ar plăcea să aibă, nu? Da, cred că da, sincer, că dacă știi de Denisa 2012 cumva? Știu de Denisa 2012, adică Da, ai dreptate, eu sunt. Dar înseamnă că știi, mamă, dar tu chiar te-ai uitat la toate videoclipurile, nu mă așteptam, chiar ai dreptate, chiar ești o fană răită, dar cum să... Bă, dar tu chiar te-ai mutat acum pentru noi aici cu părinții tăi? Acum câteva ore am ajuns în oraș, mi-a făcut bazgajul și am vrut să merg la diner să mănânc, pentru că știu că acolo sunt cei mai buni burger care îi recomandă și Darusel. Aolo, eu vreau să scap de Darusel, că mănâncă... Bă, nu ți se pare că Darusel nu sunt grașe și mănâncă așa în continuu foarte, foarte mulți? Ba, chiar mănâncă foarte mult. Eu spun să iau câțiva burgeri. Hei, nu-i fura, că vezi că faci urât, mai ales dacă vii aici, ești invitat, ai zis că vii... Dar stai puțin, că mă duc la Darusel înainte, mă duc eu la Darusel să văd unde... Ok, hai, vino aici, hai că mă duc... Mamă, nu... Ce faci? Unde vii? Hai, vin și eu, nu? Nu, așteaptă aici, la intrare, așteaptă la intrare, că mă duc eu să verific, ca să-i zic lui Darusel, să-i zic eu lui Darusel. Așteaptă aici, stai fix aici, ok? Și nu mișca, ok, acolo să rămâi. Mamă, nu vine să cred așa ceva, să închid astea. Bă, nu vine să cred așa ceva, eu nu pot să scap de fana asta. Stai, ce faci? Mi-ai spus să aștept la ușă, aici sau la intrare? Nu, afară, aici, uite afară, fix aici, stai, așteaptă aici, dacă nu mai aduc pe Darusel. Păi, dacă... vreau să-l întâlnesc pe Darusel mai rapid. Păi, stai puțin să-i zic eu, ai răbdare, să-i zic eu că dacă nu, Darusel se supără și nu vrea să se mai întâlnească. Bă, nu vine să cred așa ceva, adică mie nu mi se pare normal. Ce face, mă, fetița asta? Eu nu știu, dar trebuie să vorbesc cu părinții ei, dar mi se pare că am ciudată fetița asta, adică așa fană nebună, chiar îmi zici că e o fană nebună, pe bune, sper să nu fie totuși nebună, dar nu știu, pare așa foarte, foarte ciudată. Mă, dar unde s-a dus? Stai puțin, unde s-a dus, mă, fetița? Alo, Alice, bă, e pe aici. Mă, ce face, mă, e la mine în casă cumva aici? Hei! Aveți un frigider cu cartofi prăjiți? Hei, ce faci aici? Acum, ce cauți aici? Am zis să intri aici la mine. Păi cum să explorezi casa? Că trebuie să zic eu pe aici ce e în casă. Nu trebuie să vii așa tu. Nu te-am învățat ai tăi să fii așa bunele maniere. Nu te-am învățat să fii respectuoasă sau ce ești tu. M-am mutat special pentru voi. Cum nu mă lăsați pe mine să umblu pe aici? Păi n-ai voie, e proprietate privată, nu e casa ta. Dar am mai primit tu, nu? Adică nu, eu ți-am zis să stai acolo afară, nu să intri înăuntru. Bine, hai că stau aici. Nu stai aici. Vino. Așteaptă. Da. Uite, vino aici. Nu, așteaptă totuși aici. Așteaptă aici, te rog, uite, ia un loc aici pe prag, așteaptă aici, pentru că eu, da, fii atentă, dacă nu aștepți aici, nu o să te mai las să te vezi cu Darusel. Nu o să-l aduc pe Darusel aici. Deci dacă tu nu rămâi aici, rămâi, da? Aici stau. Ok, așa, nu te mișca. Ia stai, mă, să mă uit pe geam, că nu știu tot ce face fetița asta mică. Ia, unde pot să văd și eu pe aici? Ia, uitați-vă acolo cum stă bine, nu vine să crezi. Ai vorbit cu Darusel deja? Nu, n-am vorbit cu Darusel. Stai puțin, tu cum mă vezi aici? Păi, niște geamuri care eu pot să văd. Da, adevărat. În fine, ți-am zis să aștepți acolo, de ce vin după mine? Stai acolo. Mă, mie nu vine să cred, eu nu mai scap de fetița asta. Deci vine după noi, mamă, nu trebuie să mă duc la Darusel, să-l zic, bă, Darusel, fiate. Mă, unde e ăsta? Bă, nu, sper că e un vis ăsta, adică Darusel nu e acasă. Cum adică, mă, unde a plecat, mă, ăsta, bă, și-a lăsat calculatorul aprins, bă, unde pleacă, mă, ăsta, mă? Dar e ușa deschisă aici, cred că e undeva pe aici, prin spate. Bă, Darusel, unde e, mă? Ia, mă, e pe aici, cred că e să joacă cu mingea. Nu, unde e Darusel? Bă, nu vine să cred, Darusel nu e acasă. Unde, mă, Darusel, unde a plecat, mă, ăsta? Nu vine să cred, acum ce fac? M-a lăsat și singur cu fetița asta nebună. Nu, că eu ce dez aici? Nu, trebuie să fug de acasă, nu, că trebuie să zic că nu e Darusel, mamă. Deci dacă eu și pun pariu că nu o să mă creadă și o să intre peste Darusel în casă, care Darusel nici nu e acasă, dar în fine, sper să nu se întâmple așa ceva. Dar da. Darusel deja? Ce spune? Stai puțin, cum ai zis că te cheamă? Alice 2013. Da, Darusel nu, Darusel nu e acasă, nu știu unde a plecat. E plecat Darusel de acasă, nu mai e acasă. Nu, Darusel nu e acasă. Nu te mint. Nu, stai, n-ai, nu, ascultă, mai răbdare, Darusel chiar nu e acasă, nu știu de ce nu mă crezi, sau stai, deci, bă, nu, stai puțin, tu de ce intri așa, vrei să mă duc la părinții tăi să le spun ce faci? Păi, dar tu nici nu știi unde locuiesc, nu ți-am spus, așa că hai să vedem dacă tu ai dreptate sau nu, mamă, nu-mi vine să cred așa ceva, uite, Darusel? Uite că nu e acasă, Darusel, ți-am spus că nu e acasă, unde, ce faci tu aici? Nu, că n-are cum, trebuie să se ascundă pe undeva. Nu, e, nu, nu se ascunde, nu se ascunde, nu e, adică, nu știu dacă se ascunde, sincer, adică eu nu l-am văzut, am văzut că e ușa deschisă.
pusă în afară, dar nu cred că a plecat, dar să nu știu unde. Bă, dar chiar stai puțin. Bă, dar să unde a plecat, că dar să nu are, n-are toate mașinile sunt aici, toate motocicletele sunt aici, dar să nu avea cu ce să plece și bicicletele, mi se pare că sunt piasă, mă uit și după de biciclete. Da, uitați că sunt bicicletele acolo. Nu. Vreau să reclam un băiat dispărut. Îl cheamă Darusel 2012. Hei, ce cauți aici? Ce cauți la mine? Nu, cu cine vorbești tu aici? Stai puțin, ce cauți la mine? La poliție să reclam. Nu, că n-a dispărut, n-a dispărut, a plecat de acasă, s-a dus la magazin, cred că e la benzinărie pe undeva, pe la diner, pe la ceva, nu știu. Nu, stai, ai răbdare. Mamă, mie nu vine să cred așa. Alice, unde ești? Alice. Ai răbdare. Cum adică să conduci tu, că tu ai 10 ani, câți ani ai? 11 ani, câți ani ai? Ești din 2012, ai zis. Alice, stai puțin așa. Stai puțin, tu cu ce ai ajuns la diner acolo? Cu ce ai venit? Unde stai mai exact? Eu locuiesc puțin mai departe, dar am venit pe jos. Cum adică ai venit pe jos? Păi stai puțin, și părinții tăi știu că ai venit tu pe jos până aici? Păi ei nu trebuie să știe tot ce fac eu. Ei probabil acum adorm sau se uită la televizor. Tu pleci așa de acasă fără să le spui la părinți, și părinții tăi ce o să zică de tine? Acum să te dea dispărută cum l-ai dat tu, Darusel, acum care Darusel nici nu e dispărut, Darusel e plecat el așa, că Darusel n-are cum să dispară, că Darusel e el fraier, dar știe să se întoarcă acasă. Păi hai să vedem unde e, că dacă chiar o fost dispărut, dacă veni hoții peste voi și l-a furat. Păi n-a plecat nicăieri, stai puțin. Hai să mergem cu mașina, hai să mergem cu mașina. Vino pe aici. Stai puțin. Hai să ne uităm de la diner. Ne mai uităm încă o dată la diner aici. La bunica lui. Nu e la bunica lui. Stai puțin, să mergem până la diner. Fii atent. Ai răbdare. Hai să vino după mine. Da. Vino după mine așa. Hai să mergem aici la diner și să vedem dacă e aici. Hai să întreabă-l tu pe Federico. Federico, ai văzut cumva un băiat care poartă pampers și curg balele din gură? Mamă, nu, că trebuie să fug acum, trebuie să fug repede. Asta e momentul meu. Să plec de aici repede, să nu mă vadă, să plec repede de aici, să scap de fana asta nebună. Mie nu vine să cred că am plecat. Mamă, de ce încă o aud? Mamă, sper că m-am dus plin de parte. Sper să nu vină după mine, sper să nu mă urmărească, sper că nu m-a văzut, dar bă, nu, știți care e faza? Mie să nu vină acasă la mine, să nu mă aștepte acolo acasă. Nu știu unde mă duc acum, dar totuși hai să merg și eu puțin pe aici pe la dinerul celălalt, că totuși chiar nu știu unde e Darusel și vreau să ajung la Darusel. Vreau să văd unde e Darusel, că nu știu unde s-o fi dus, mă. Ia o fi pe aici, mă, Darusel, nu cred că e pe aici, sincer, dar nu știu unde a plecat Darusel. Cred că nu, stai, că știu unde Darusel. Darusel s-a dus la casa aia, dar a făcut el casa aia foarte șmecheră acolo pe insula aia, când a fost la concurs, și cred că acolo s-a dus Darusel, că așa zicea el că face. Hai că am ajuns și eu acasă, s-a făcut și noapte, dar Darusel n-am dat nicio urmă. Dar cred că a venit el acasă, sincer, da, dar fana aia de astăzi nu, că m-a nebunit la culme. Băi, eu sper bine că a scăpat de ea, că nu se mai poate așa ceva. Hai să mă duc acum repede la Darusel în cameră să merg să văd ce face, mă, dar mă, ce s-a auzit? Cumva ceva de Darusel, sunt cea mai mare fan a lui. Mă numesc Alice 2012 și a dispărut. Bună, Rafael, vorbeam acum cu Ion să văd ce se întâmplă cu Darusel. Știi ceva de el, Ion? Alice, stai puțin, tu ce cauți aici? Ce cauți aici când eu am plecat după Darusel? Tu ce cauți aici și s-a făcut și noapte și tu ești la mine? Tu ești la Darusel în tu ce cauți în casa noastră? Stai puțin, tu ce cauți la calculatorul la Darusel? Cu cine vorbești tu aici? Vorbești cumva cu Ion? Tu ce faci aici? Păi, când am văzut că ai plecat de la diner, mi-am dat seama că sigur ai plecat din greșeală, așa că am zis că să te aștept aici, Da, știai că mă întorc, dar cum ai intrat în casă când n-ai voie să intri în casa cuiva când cineva nu e acasă și n-ai primit acces de la cineva? Ți-a zis cineva să vii aici? Păi, mi-a spus Darusel de cheia care are ascuns în cușul lui de gunoi preferat. Cum adică ți-a spus Darusel că pe Darusel parcă nu l-ai întâlnit? Tu ai zis că vrei să-l întâlnești pe Darusel și nu l-ai întâlnit. Cum adică? Păi, eu nu l-am întâlnit pe Darusel, dar mi-a spus practic printr-un videoclip de al vostru. Da, că Darusel să dă de gol, am înțeles. În fine, numai acum nu, Alice, te rog să pleci, te rog să te duci acasă, nu știu unde stai tu, te rog să te... Darusel vine, o să vină Darusel acasă, uite că n-a venit până acum, o să vină, lasă, du-te acasă, du-te tu acasă și o să fii atentă. Mâine ne vedem la diner, ok? Ne vedem mâine la diner, tot acolo, ok? Unde ne-am văzut, ne vedem acolo și să-l întâlnești pe Darusel, ți-l arăt pe Darusel, ok? Hai, du-te, pleacă, hai, așa. În sfârșit am scăpat și eu de fetița asta, mie nu vine să cred așa ceva, bă, s-a făcut și noapte, dar Darusel n-a venit acasă, nu știu unde s-a dus Darusel, haide să intru și eu aici în cameră să mă pun și eu la somn, totuși că na, i-a trecut, s-a făcut noapte, dar mâine nu știu, sper să nu și mai aduc aminte fetița asta de noi, că dacă își mai aduce aminte de noi, nu știu ce se întâmplă, sincer. Ce zi lungă a fost, hai că mă pun și acum la somn să doresc și eu puțin, așa că totuși mi s-a făcut cam somn, sincer, nu știu, chiar mi-e somn foarte, foarte rău, hai că mă pun acum, nu mai stau să mai pălăvrăcez, mă pun acum de la somn. Mamă, cum a fost ziua asta, sper să nu se întâmple, mă, ce, mă, ce, mă.
Bună, Rafael! Alice, Daruselle, astăzi am o surpriză pentru voi, deoarece din partea ce... Bă, Daruselle, fii atent, am o surpriză, eu zic direct că tu știi mai bine, bine știi și Alice, că e fana nebună care știe totul, Daruselle, de tine, Daruselle, știe și ce mă... Știe și ce ai mâncat tu acum, știi ce faci tu acum, la ce te gândești, Daruselle? A, iar mănânci burgeri, în fine. Deci fiți atenți, astăzi am o surpriză, Daruselle, dacă te uiți în spate, știi că am făcut noi casele alea acolo unde ne-au invitat oamenii la concursul de construit și astăzi, Daruselle, ne-au invitat din nou, dar v-au invitat chiar pe voi, nu pe mine și nu e la aia de un dolar versus un milion, Daruselle, e direct o casă, casă de băieți versus casă de fete, Daruselle, pentru că vreau să vadă care să descurcă mai bine, dacă o fată e mai bună sau tu, Daruselle. Păi eu, ne-așa, Alice. Nu e așa deloc, Daruselle, o să te fac praf la construit pentru că ești ultimul noob când vorbim despre construit, așa că pregătește-te bine. Alice, parcă nu e fană mea acum, ce nu mai ești? Păi când e vorba de competiții, normal că nu mai sunt. Ia-ți, bă, Daruselle, deja, de ce mai vrei, Daruselle, te-ai supărat, gata, ia, ce, o să câștigi tu totul, ia zi. Bă, Rafael, o zi, gata, o lăsăm, o plecăm, gata, o dăm afară, hai afară, hai afară. Păi stai, bă, nu, Daruselle, mergem acum la concurs de construit în 3, 2, 1. Gata, Daruselle, gata, Alice, am ajuns aici, direct pe insula asta, Daruselle, este fix lângă casele noastre, uite, că deja e casa ta, Daruselle, dar tu nu o să mai fii pe partea roșie, o să fii pe partea albastră, pentru că tu ești băiat, Daruselle, și Alice e fată și, practic, albastru, practic, e mai de băieți, mai de băieți, parcă e. Stai, dacă Alice e aici, ea se poate uita la foarte frumos. Bă, vorbește mai tare, Daruselle, că nu te aude absolut nimeni, tu vorbești pentru tine singur, ce vorbești acolo, Daruselle, tu vorbești cu noi, dar nu vorbești cu noi în același timp. Nu fii antenă, Alice, o să copiezi casele mele așa de frumoase, nu-i așa, Alice? Nu, bă, Daruselle, că nu o să facă, Daruselle, nu o să facă casa ca tine, pentru că, Daruselle, nimeni n-ar vrea să facă casa ca tine, în fine, hai să trecem acum direct la concurs, Daruselle, și chiar să curăț, ce vrei, mă, ce mai vrei, Daruselle, că deja mă și enervezi, ce mai vrei? Hai că te-am lăsat, papa! Tu, mă, ce? Deci astăzi suntem la concurs de construit între Daruselle și Alice și hai să vedem care face mai frumos, băiatul sau fata. Scrieți în comentarii cu cine țineți, dacă țineți cu Daruselle sau cu Alice și vedem că Daruselle nu s-a apucat deloc, dar mamă, de ce Alice deja s-a apucat? Mamă, e nervoasă, Alice deja o să câștige. A luat cu competiția, în serios, practic, dar scrieți voi acolo în comentarii cine credeți că o să câștige. Bă, Daruselle, ce faci mai aici? Tu nu te-ai apucat de construit, știi că Alice deja aproape termină, Daruselle s-a apucat. Bă, gata, te las, te pregătești, ia, ce pui aici, mamă, Daruselle, te-ai apucat, mamă, cel mai mare builder profesionist, bă, Daruselle, știi, bă, dar chiar sunt curios, Daruselle, cum construiești tu, cum e procesul la construit, că eu nu te văd, pentru că am făcut cu tine, n-am concurat, adică am concurat doar cu tine, Daruselle, și nu te-am văzut, nu te-am văzut construit și toate astea, și astăzi vreau să te văd, bă, Daruselle, dacă am te, nu prea te descurci, sincer, adică mie nu mi se pare că te descurci. Uite, fii într așa. Bagă asta așa frumos. Hai, Daruselle, că deja ești plictisitor. Hai că plec de aici. Hai să mă duc la Alice. Trec aici direct frumos pe ușă, Daruselle. Și hai să mergem acum. Alice, ce faci aici? Uite, făceam și eu pe aici forma garajului și acum mă apucam să fac și casa, ca să știu exact. Stai puțin, tu te apuci de garaj? Ce faci aici? Garaj? Ca să stai unde e garajul? Pe acolo nu e. Bă, Daruselle, ce râzi, mă, de acolo, Daruselle, că te auzi, bă, Daruselle, râzi și tu mai încet. Ce râzi tu acolo? Mamă, ce te apucam să faci, bă? Mamă, ce e bă asta, bă, Daruselle, ești talentat, rău. De unde ai învățat, mă, Daruselle, să faci tu de asta? Ești din tu trăiești în Grecia cu cuantică, cu dalea, Daruselle? Da, per, la frita, am învățat acum la istorie. Ai învățat la istorie, bravo, mă, Daruselle, că ai învățat la istorie, mamă, dar vedeți că arată interesant, dar nu știu ce o să facă, sincer, dar chiar sunt nerăbdător să văd rezultatul final. Ce, să mergem înapoi la Alice, să vedem ce mai face Alice, mamă, de ce s-a apucat? Mamă, cât asta face, Alice, o faci prea mare casa asta, e prea mare, sincer, adică crezi tu că o să ai timp să o termin pe asta, că eu zic să-i dăm și un timp, așa că... Prea mare, Daruselle vorbește din partea aia, nu știu cum ne aude, sincer, dar în fine, dar vedem că să-și întrerupe, că Daruselle are microfon la 2 lei. Așa, Alice, revenim, că Daruselle nu știu ce face. Daruselle trage cu urechea, cred că să tra... Daruselle vine... Nu trage, lasă, să închide ușile astea. Da, gata, am uitat eu ușa de scrisă și de-aia. Daruselle trage cu urechea să tea pe acolo, că Daruselle știi că trișează. E la asta să pricepe, Daruselle, doar să trișeze, sincer. Dar vreau să-mi spui ce faci tu aici și unde faci garajul. Ce, ăsta e garajul în partea asta aici? Ăsta va fi garajul, iar aici este ușița în care veți intra în casă. Ah, pe și aici, stai puțin, pe și aici unde intri aici? Dacă e o altă intrare prin casă? Ah, deci ai două intrări în casă? Mamă, dar nu știu, chiar sunt curios cum o să arate, deoarece văd că deja l-ai făcut pe ăsta alb, așa cum e și ăsta pe jos, adică nu știu, tu nu mai faci nimic la el, doar așa albul faci? Ba nu, am să pun mai multe nuanțe, dar așa e momentan. Am înțeles, deci tu, bă, eu chiar nu știu, chiar sunt curios cum construiești tu, pentru că nu știu absolut nimic despre tine, nu știu cum construiești, nu știu cum faci, doar te-am văzut la lupta schimbire și cam atât. Hai că mă duc înapoi la Daruselle și tu fă aici repede, nu te mai las, nu te mai rețin, că trebuie să fac aici, mamă, deci mamă, eu nu înțeleg ce se întâmplă aici, chiar sunt curios ce o să se întâmple în final, cine o să câștige, cine o să facă mai
mișto. Chiar sunt curios pentru că o să le dau eu note și vreau să scrieți și voi acolo în comentarii cine credeți că a făcut mai tare decât ei. Adică dintre ei doi, nu decât ei. Bine, că decât ei, adică eu făceam mai tare, dar ați prins ideea. Mama, bă, Darusele, ce ai făcut, bă, aici, bă, Darusele? Ce faci, mă, aici, bă, ce spune, ce faci, spital, ce e ăsta, Darusele, aici? Ce te apuci tu să faci aici? Bă, Rafale, fac casa albă. A, casa, a, tu, Darusele, tu ești din America, faci casa din America, am înțeles, Darusele, faci casa albă din America. Păi așa arată, mă, Darusele, așa arată, tu îmi spune, a, tu te-o îmi spune, am înțeles bine, Darusele, tu trișești aici, trișești, să putea să nu mai trișeze, Darusele. Bă, Rafale, da, am învățat la istorie, bă, Rafale. Da, ai învățat la istorie, bă, cât ai învățat, bă, Darusele, stai, stai, bă, stai, mă, dar unde ai învățat, mă, unde ai învățat, mă, tu la istorie, Darusele? Bă, sunt la 5-a, bă, Rafale, și mă învață la istorie. Unde ai învățat, unde, unde ești, mă, tu, Darusele, că tu, stai, bă, unde ești, mă, tu, Darusele, că tu, bă, stai, mă, ai răbdare, Darusele, bă, Darusele, tu n-ai cum să fii pentru că tu nu vii la ore, ai văzut data trecută, n-ai venit la ora, am luat eu nota 10 și cam aia e, Darusele, nu știu ce zici tu aici, dar da, cam aia, ăsta e adevărul, sincer. A, da, bă, dar să mă zic cum trec, ce coate, ce pleacă. Bine, mă, Darusele, bă, deja ești prea nervos, nu știi să mai vorbești, în fine, nu, mai interesează, mă duc acum la Alex frumos să vedem ce mai face Alex dacă s-a apucat. Mamă, Alex, cât ai făcut, mă, aici, că deja te-a terminat și ăsta, vrei să te ajut, vrei să te ajut pe tine să faci acoperișul ăsta, ai nevoie de ajutor? Nu, no, eu nu trișez, eu nu sunt o trișoare ca și Darusele. A, pe nu, asta nu e trișoare, adică e un ajutor pentru care... Bă, Darusele, ce fai, mă, iar tragi cu urechea? Ce fai, mă, Darusele, tu pe aici? Păi nu, bă, Rafale, bă, dar na, mi-am grăsat urechile și acum aud foarte bine, bă. A, păi nu, că tu, a, bine, 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 Darusele, tu tocmai ai confirmat că tu erai jegos, Darusele. În fine, nu mai interesează asta, dar, Darusele, fii atent. Eu pot să vă ajut pe amândoi, dacă aveți nevoie de ajutor să completați ceva, dacă aveți nevoie de ceva, eu pot să vă ajut, pentru că eu aici nu țin cu absolut nimeni și chiar sunt curios. Bă, tu te-ai apucat, nici n-ai făcut casă și tu te-ai pus să faci mașini. Ce fai, mă, Darusele, tu aici? Bă, Rafale, bă, na, făceam și eu exteriorul. Da, exteriorul să arate frumos și interiorul niciun exterior. Bă, ce, mă, ce exterior, mă, tu doar astea, că nici n-ai casă, n-ai exterior la casă, n-ai nimic, ai doar un pa... asta e, asta e casa, asta e casa, dar să, deci mai mult nu se mai poate, sincer. Bă, Rafale, dar n-am terminat încă, bă, dar n-am terminat. Tu bine, mă, dar să, hai că aștept, aștept, hai fă aici, dar să le, că eu te aștept, tu te aștept aici, chiar sunt curios. Ce o să faci tu, dar să le, dar tu ce faci, faci? Ce mai faci, mă, aici, dar să le, te duci la... Ei, las cu să vezi tu, chiar. Bine, bine, a, nu vrei să te ajut, bine, eu să plec, o să plec, nu are nevoie, dar să le dau ajutor, mamă, dar nu să descurcă, sincer, deloc, dar să le, adică eu te, mamă, cât a făcut aici Alice, mamă, mamă, cât a făcut Alice, Alice, te descurci aici, ai nevoie de ajutor? Hai că mă descurc, cum să nu mă descurc? Ei, fii atentă că eu pot să te ajut, adică eu pot să vă ajut pe amândoi, pentru că nu țin cu absolut nimeni, pot să vă ajut pe amândoi și să zici dacă ai nevoie de ajutor. Dar nu, am să spun dacă o să am nevoie la ceva. Bun, eu zic că am stat destul, am așteptat aici, stau de câteva minute bune, sincer, și eu zic că totuși au mai făcut ceva, vreau să văd ce au făcut ei și să merg prima oară, hai că merg de la Darusel să văd ce face ăsta. Bă, ce, da, ce, bă, ce faci, mă, Darusel, ce te-ai apucat să faci mecanisme, ce faci tu aici? Bă, da, bă, Rafale, dar nu știu cum să-l faci. Păi, Darusele, bă, nici nu cred că poți să-l faci pe Bedrock, Darusele. Bă, da, bă, Rafale, am văzut tutorial, vedem că acum am uit. Așa, așa. Hai că nu mă mai interesează, în fine, ia să văd ce mai făcut, Darusele, ce. Mă, ce, mă, asta, mă, Darusele, ce faci aici? Băi, publice, faci baie, toaletă, ce te ai nevoie la baie și nu știu ce ceri. Bă, Rafale, nu, Rafale, bă, lasă-mă să termin aici și nu părâzi, ok? Hai, bine, mă, Darusele, hai că am plecat, hai că am plecat. Nu știu ce face, Darusele, acolo, dar hai să mergem acum la Alice. Mamă, ce a făcut aici? Mamă, deja a terminat casa, cred că deja s-a apucat și de interior. Mamă, ce a făcut aici? Alice, 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 ce face aici? Ce face aici? Mă apucam să-mi fac setup-ul și după aia mă apuc și de interior, mai ah, bine. Ok, ok, bă, stai puțin, tu ai terminat afară, adică tot, asta e tot, nu mai faci nimic pe exterior, nu mai faci absolut nimic, asta e tot afară? Am să mai fac, dar mai întâi vreau să fac interiorul, ah, am înțeles, ca să am înțeles, am înțeles, să mai vină idei, faci interior, ce asta aici? Ce asta aici? Ce asta aici? Spune și mie că nu am văzut nimic. A, lumina, am înțeles, ok, cât de tare. Ah, și cam așa arată, ți-e îți place, adică ca da, bă, arată interesant, chiar arată foarte interesant. Uite aici de fetiță, uite cu pisicuță sau ce e aia? E o vulpe, bă. A, e vulpe, bine, 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 bine. Ia să ce mi-ai făcut aici, că ai zis că vină puțin, să puțin, n-ai zis că mai faci un garaj, unde e mașina? N-ai mașină, n-ai nimic încă? Păi, eu o să am, dar trebuie să fac mai întâi aici un. A, bine, hai că, hai că, hai, hai, gata, nu te mai rețin, nu te mai rețin. Du-te acolo și fă că vreau să merg la Darusel, sincer, nu știu ce mai face Darusel, dar vreau să râd așa puțin de Darusel. Ce faci, bă, Darusel aici? Merge treaba la băile astea publice? Bă, Rafale, dacă mai rezultat, gata. Nu mai vorbesc cu tine, deja am un event. Bine, gata, bine, Darusel, iar faci de la ignor pe Rafael, am înțeles, în fine, nu mă mai interesează asta. Mă, ce facem aici, bă, Darusel? Bă, nu știu cum arată, sincer, dar văd că arată, bă. Bă, stai, Darusel, am și eu o întrebare. Tu doar faci așa designul doar pe prin față să dea bine și pe exterior, pe prin alte părți, prin stânga dreapta, tu nu faci absolut nimic? A, da, bă, Rafale, dar n-am terminat, Rafale. Ai grijă. Rafael, poți să vii că eu am terminat. Gata, ai terminat, ai terminat. Gata, hai că vin acum, Darusel, nu știu ce faci. Ia să-i puțin să văd la Darusel să văd ce face. Mă, ce faci, bă, Darusel, aici? Bă, ce, unde e ăsta? A, mamă, și-a făcut acoperișul, și-a făcut tot. Bă, Darusel, ce faci? Mă, unde e ăsta, bă, Darusel? Bă, Darusel, unde ești, mă? Ești aici? Ce vrei? Ce faci, mă, aici, Darusel? Ce faci? Câte băi mai faci? Faci 3 încăperi de băi, Darusel, câte mai faci aici? Mă,
lasă-mă, bâle, bă. Pe tine nu te lasă, bă. Bă, pâine, stai ca și pe tine, na. Bă, nu te-am dat aici, dar stai că mă și enervezi, bă. După ce că Darusel s-aude și foarte, 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 foarte slab, adică nu mă mai interesează, dar Darusel, nu știu. Bă, nu știu ce a făcut ăsta, dar Darusel nu mi se pare ceva foarte jmicher aici. Bă, asta că am văzut ceva aici. Ce a făcut ăsta aici? A făcut intrare cu din asta. Mamă, bă, da, bă, da, sunt principe, Darusel, e meseriaș până la urmă. Dar acum trebuie să merg înapoi la Alice pentru că m-a chemat aici. Alice, Alice, ești aici? Șoc, șoc, șoc. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ai terminat tot? Gata, 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 gata. Gata, am terminat tot. Poți să visezi. Sunt foarte mândră de ce am făcut. Mamă, ești foarte mândră. Ia să vedem ce ai făcut tu pe aici. Ok, stai puțin să mă uit așa, mă uit. Uite în partea. Fii atent, încep din partea stângă. Ia să vedem. Mamă, ai făcut aici de astea. Cum avem noi pe plajă acolo unde mă joc eu cu Darusel, unde m-am jucat o mașină roz mov, mov ce ăla. Ce e? Roz mov ce ăla? E magenta. A, e magenta. Oh, vorbim în alte culori. Aici e garaj pentru că ai zis tu că faci un garaj, din câte mi-amintesc. Asta este mașina, e cam galbenă. Mamă, stai puțin, tu ai două mașini. Mamă, cât de tare ești. Ce e? Ce sunt astea? Mamă, două inimioare și intrare aici. Ce e asta? Ce e asta aici? De rufe, de ce e asta? Aici e ca să te joci dacă nu vrei acolo. Ah, înțeles, e practic și în partea asta și în partea aia. Ok, am înțeles. Și acum hai să vedem ce ai făcut tu. Prezintă-mi interiorul. Arată interesant așa cu toate astea, dar stai puțin să mă uit eu așa din jur împrejur. Ce ai mai făcut? Dacă ai mai făcut ceva? Nu, nu mai e nimic în spate. Ok, de ce să intrăm acum în interior? Vreau să-mi spui ce ai făcut tu aici. Chiar vreau să-mi prezinți de la cap la coadă cum ar veni tot, tot, tot. Bine, deci intrăm aici, suntem întâmpinați în covoroșul. Îl avem pe cățelușul meu, care are și căsuța lui alături. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe cățeluș? Cum îl cheamă pe cățeluș? Îl cheamă Codrei. Ce? Ce? Cum îl cheamă? Codruț? Codrei? Ce? În fine, nu, gata, am înțeles, ok, ok, da. Și arată-mi și mie ce ai făcut tu aici, chiar sunt curios. Ai făcut aici cușcă, aici stai el, ai câine în casă, ok? Și pe aici, uite, niște rafturi, ce sunt astea? Masa asta pentru ce e masa asta? Da, chiar, că văd că aici ai un setup, încă nu uit la el, dar vreau să văd ce e masa asta aici, pentru ce e? E ca să susțină ceasul, că sta mai cade din când în când și am înțeles, nu vreau da, asta, chiar asta urma să zic, bă, de ce ceasul ăsta levitează în aer? Adică, da, am înțeles, în fine, nu mai contează. Ia, mamă, ce e aici? Green screen, deja te-ai apucat și de YouTube, ce faci aici? Uite, mamă, cât de tare e toate astea pe aici, ai zis că mi-a... De fapt, stai, că astea le-am văzut deja, de fapt le-am văzut. Ia, ce asta, statuie? Ce statuie e asta? De unde o ai? E o statuie cu o pisicuță. Am cumpărat-o de la Nea Vasile din piață. Hai să vedem ce mi-ai făcut aici, de ce ai doi urși, ursuleți de ăștia, urși de ăștia. Le știi cumva pe Gigel, parcă Gigel îl chema de la Darusel? Da. Păi da, și cam arată, nu știu, cred că o să zic că ceva Darusel de asta, dar hai să vedem ce mi-ai făcut aici. Ai făcut aici un ursuleț mare, niște ursuleți mici, mamă, toate tipurile de ursuleți. Mă, dar câți bani ai tu să ții toți ursuleții ăștia de pe lume? Tot ce e aici? Te-ai dat gaură la magazin, cum ar veni, nu mai are nimeni absolut niciun ursuleț. Deci dacă voi nu puteți să vă cumpărați ursuleț în realitate, știți pe cine să dați vina. Păi aici e familia ursuleților și aia e mămica. Hai, mămica, ok, și ce aici ce ai făcut aici? Mamă, cât a televizorul de mare și ce aici? Mamă, haine, toate astea, mă, da, aici, patul, bă, a, e ok, e ok, chiar arată ok, adică e tot ce îți dorești. Bine, faza e că tu n-ai unde mănânci, mănânci la restaurant, ai bani, nu? Eu, păi, uite, am aici măsuța, dacă vreau mă pun aici și mănânc și păi și unde faci nevoie... mâncare? Unde faci mâncare? De la restaurant, o comand sau ce faci tu? Că văd că n-ai bucătărie, n-ai baie, dar chiar baie n-ai? N-am baie, am oceanul. Oceanul, am înțeles. Da, sincer, nu știu ce se întâmplă aici, ce a zis și acolo, toate alea că faci în ocean, că nu știu, în fine, nu mă interesează, dar văd că a terminat, deci tu ai spus că ai terminat tot, Alice? Da. Ok, ai terminat tot, eu acum mă duc, vezi că se ieși câinele afară, iar pe Codrei, cum ai zis, nu știu cum ai zis, Codrei, nu știu cum ai zis, în fine, hai să merg acum la Darusel, văd ce face ăsta aici, bă, Darusele, ce fai, mă, bă, Darusele, tu nu faci absolut nimic, bă, tu, tot... Lasă-mă în pace că mă pregătesc. Bă, Darusele, și tu ce faci mai aici? Mai mă foarte mult că deja vrei să spun ceva? Alex a terminat, Darusele, nu știu de tine, de aia a terminat. E, bă, el cred că n-a făcut nimic, a făcut aici. A făcut nimic. Ce bagi jocul, bă, Darusele, că tu-ți bagi joc aici de mine, de timpul meu, Darusele, că ia uite, îți bagi joc de timpul tău și de timpul meu. Ce ai făcut aici? Că bă, că nu ai făcut absolut nimic. Adică ce faci? Dita mai televizorul și cam asta e, bă, Darusele, nu știu ce e asta, Darusele. Dar lasă-mă în pace. Ce mă nervezi? Bine, gata, scuze. Darusele s-a descurcat mult mai bine, adică uitați, hai să ne uităm în partea asta cum a făcut el data trecută. Uitați-vă ce mișto ai și data trecută când a concurat cu mine și aici cu o fată, dar să-l să face de râs că nu știe absolut nimic. În fine, nu mă mai interesează pe mine. Vreau să văd rezultatul final, că cine știe, poate dar să ne face un prank și el face de fapt altceva. Hai bă, vecine, ești gata că stau aici la ușă de jumătate de oră, nu te mai supor. Gata, hai, mă bași pe mine în casă sau mă lași la ușă? Hai vecine, intră. Ah, gata, m-ai adus. Da, să le-ai terminat, mai terminat, mai azi, dar să le-ai făcut casa, mai făcut tot. Da, bă, Rafael, îți place ce aici mașina Lamborghini? Bă, dar să le vină mai aproape, vorbește că te aud încet, dar să le vină mai aproape, vorbește lângă mine, nu vorbi tu de la 3 miliarde de metri, dar să le. Bă, ce faci, mă? Fii atent, dar să le. Vreau să te întreb dacă tu crezi că o să o bați, bă, dar ce e, mă, asta, bă, dar să le, că ai zis că e casa albă, dar nu cred că arată așa casa albă, adică ai făcut o albă într adevăr, dar nu e casa albă de care ziceai tu. A, pe Rafale, bă, nu știu. Hai înăuntru. A, înăuntru, mă, ce cum te teleportăm așa, bă, dar să le, ai lag, ce ai, dar să le mergi în reloare, ce, pe unde mergi tu așa? A, magie, ia, mă, ce ai făcut mai aici, mă, ce, mă, asta, mă? Ce ai făcut mai aici, expoziție de tablouri? Ce e asta? Nu
bă, ăsta e filmul de Netflix așa. A, ah, Netflix, ai tu bani de Netflix. Bă, păi dă și mie, mă, Netflix ăsta, că eu n-am, dar să le băgăm pe același cont. Bine, dar să le, nu mă mai interesează, ia să vedem ce ai făcut tu aici. Deci ai zis că ai făcut televizor, ai făcut toate astea, nu știu ce ai făcut tu aici, dar să le, bă, dar atât ai făcut, adică gen ce ai mai făcut tu aici, că nu mi se pare, ia. Ce în parte? Ce vrei? Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Unde să vin, mă? Unde să vin aici? Ce aici? Ia, ce aici? Ia. Mamă, ce bă aici, dar să le ai făcut spital? Ce ai făcut patru aici? Ce ai făcut aici? Mamă, steagul României din frigidere. Ce mă asta, bă, dar să le. Opa. Bă, ce ai făcut mă aici? Bă, trei calculatoare. Bă, pentru cine sunt astea, dar să le? Bă, sunt pentru YouTuber. Ce mai fan, uite. Ăsta tău, al meu și al lui Alice. Alo, Ali? Bă, bă, stai puțin. Stai, care al meu? Care al meu? Sau din jumate sau al tău? Ăsta. Stai puțin. Cum adică, mă, dar să le? Bă, stai puțin. Cum adică? Ăsta e al meu. Ăsta e fix. Bă, stai puțin, tu mi-ai luat setup-ul din cameră? Nu, bă, Rafaele, păi nu, eu ai făcut magii pe ăstea altul, dar înțeleg că tu așa e monitorul și astea. Păi ăstea tău, ăsta e a meu și ăstea nu are. Așa, în fine, nu mă mai interesează, bă, dar să vezi că arată ok, dar bă, dar să le cupereți ăștia, nu știu, mă, strică, e ciutat, dar asta nu e casă, mă, dar să le, ce ăsta, spital, ce ai făcut? Aici ce e, mă, dar să le, ce sunt astea, uite, mamă, direct spital, pe bune, aici, bucătărie, aici, bă, dar să le, ți-ai făcut și restaurant, aici e bucătăria de la restaurant, ce e asta? Păi nu, bă, Rafaele, asta e bucătăria mea, foarte faină, nu? Da, foarte faină. Bă, mamă, deci cred că e cea mai proastă construcție pe care a făcut-o Darusel în viața lui. Așa, mă, Darusel, vrea, bă. Pe ce, mă, am zis că mie îmi place, mă, cum adică? Hai că îmi place, dacă e nu-mi place, mă, ce-i mai aici? A, uite, mă, băile, Darusel, aici ai făcut veceurile. Ce, mă, aici? Ia, că mă bag și eu aici la baie. Bă, stai, mă, închide, mă, ușa, bă, ce fai, mă, intri peste mine. Tu te, mă, aici, mamă, ce enervant e Darusel ăsta, deja mă enervează, nu știu ce mai face, dar Darusel, nu știu, bă, ce, bă, cu asta, bă, Darusel, bă, ai zis ce? Ia, ce aici? Ai făcut ce uiș, ce e ăsta? Așa și ce facem ăsta, mă? Bă, gata, am ieșit și pe aici ies și pe aici bani, ce-am făcut ăsta? Mamă, ce ai făcut, dar în sele, sisteme, toate chestiile astea, jmichirea, să vedem ce ai făcut. Bă, ce-i ăsta aici, dar în sele? Asta, lasă, aia, ce? Eu cruci, bă, Rafale, sunt de frumos, uite, așa, bam, frumos. Bă, nu mai construi ca trei, bă, tu construiești și după, bine, lasă că mă duc acum să-i spun lui Alice că tu construiești după ce ți-a dus timpul, dar în sele. Pe cum adică nu asta faci tu acum? Hai să mergem, fii atent, dar în sele. Acum trebuie să mergem să o aducem și pe Alice aici, dar în sele, pentru că fii atent ce trebuie să facem. Fii atent, eu să mă uit acum neapărat să mă uit să văd ce note vă dau și după voi apa amândoi foarte, foarte frumos ca să vă dați voi note între voi să vă explicați pe aici ce-ați făcut și toate astea, ai înțeles? Ok, bă, Rafa, ce e aia? Ce e aia, mă, ce să fie, mă, aia, bă, deja mă și enervez, mă, dar sele, mă, unde pleca, mă? Doamne, ăsta și pleacă, nu, că mă enervează, dar sele, deci, nu, ia, pe bune, la modul cel mai serios, ce-a făcut, dar sele, aici îi dau nota, mă, ce fai, mă, dar sele, mă? Mamă, ce amuzant ești, dar sele, nu mai pot, deci fii atent, dar sele, ție îți dau nota 650 îți dau nota, 650, acum mă duc la Alice, bă, unde pleacă, bă, nu pleca, bă, lasă-mă asta, bă, nu, bă, dar sele, dă-te, mă, să intru eu, ce, nu ți-am zis că eu intru, mă, ce, mă, ce fai, mă, dar sele, ce faci? Speri, da, vorbește mai tare, dar sele, că nu te aude aici, nu te aude, sunt perâți ăștia groși, nu te aude, vorbește și tu mai tare, că nu te aud nici eu, dar sele, da, ia. Ok, fii antenă, eu vreau să o speri cu asta, ok. Da, nu te mai dau așa în mine, mă, lasă-mă pe mine, ce mă duci așa la cos, bă, dar sele, du-te aici, că mă duc și îi spun, mă, dar sele, ia să vedem. Ia, mă, o fi aici, dar știi tu că e aici, este cu chemie, mă duc eu să văd, ia, stai să vedem, ia. Ia, mă, unde e, mă, Alice, dar ce face Alice aici, vrei să-l speri pe dar sele? Da, abia aștept să intre pe ușă, stai cu mine aici. Stai, 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 foarte, foarte nașpe, i-am dat 650 și ție, cred că îți dau undeva la, nu știu, 7, hai să vă dau la amândoi 7 totuși, nu știu, mi se pare într-un fel egalitate, dar parcă e mai mișto designul, că te-ai făcut design și pe exterior și toate astea, te-ai ocupat aici foarte, foarte frumos, ai și cățelul, ai toate astea, dar câinele unde a dispărut, da chiar? El e codrei, numai la cât de mult ăsta dar să-l să-și facă casa albă, albii săracus, da, s-a îmbătrânit, da, în fine, fii atent că mă duc acum la Darusel să-l aduc pe Darusel să vedem unde e mă ăsta, mă, Darusel, auzi, ia, deschide tu ușa, să vedeți dacă e Darusel. Chiar așa, unde simțit ești? Nu, bă, eu sunt un șmecher, abia. Mamă, ce mai șmecher ești, dar să le, bă, uite-te ce a făcut aici Alice, dar să le, uite ce a făcut aici Alice, dar să le, ia uite ce cât acasă a făcut. Iu, prea multe, nu-mi plac inimile, scoate-le. Bă, ce le faci, bă, dar să le, nu ai voie, bă, să le spargi asta, dar, da, pentru a să descalifica, dar să le, și ai pierdut toată runda, deci s-a terminat, scrieți voi acolo în comentarii cine credeți că a făcut cel mai frumos, dar să le, cum adică nu, mă, nu. Bă, dar să le, nu mai spargi asta, uite-te aici, foarte, foarte frumos, ce a făcut aici, ia uite, intră pe interior, fii atent, dar să le, nu sta. Frumos. Da, covorul frumos, dar Rusele, covorul foarte frumos, îți place, mă? Da, foarte frumos, Alice, fii atentă cum facem, că pentru că nu mai avem foarte, foarte mult timp, trebuie să facem foarte, foarte rapid, trebuie să vă prezentați astea foarte repede, adică Alice arată aici, uite, dar Rusele deja s-a dus, nu trebuie să-i mai arăți nimic, bă, dar Rusele, ce facem aici? Câine, câine, ce faci, bă, grive, azi, grive, mâini, azi, foarte prost, mi-ai făcut cățelul prost? Da, sunteți rude, semănați. Yeee!
Aici avem familia doamne, de ursule. Doamne, eu nu mai pot cu ăștia doi, mă, nu mai pot cu ăștia doi, mi se par prea amuzant, sincer. Mă, ce faci, mă? Bă, dar să le ce faci, mă, te pui deja la... s-a apucat, dar să le face live acum, dar să le dai drumul la live, ia să te văd. La toți, eu sunt Alice, dați-mi bani, eu sunt Alice, eu sunt foarte... Da, dar să le, deja ai stricat și microfonul, nu te mai auzi, în fine. Fii atent, scamă, te dai să... Bă, dar să le, bă, nu, bă, dar să le, ce nu te-ai dai tu așa? Din ce vezi tu pe aici? Ce nu te-ai dai tu la casă? Ia să văd așa un fel, mamă, bă, aaa, fiatră, cam e, de ce o să locuiesc aici, ok, stai așa? Ce faci nu aici, bă? Da, locuiești aici, locuiești direct în casă, bă, nu mă mai interesează, nu știu, deja m-ai enervat, dar să le, hai să trecem la tine, nu vreau sau... Bă, dar să le, zi ce nu te-ai dai, mă, zi ce nu te-ai dai, zi o notă așa, prima cifră care îți vine în cap, prima notă, cum ar veni? Da, bine mă, Darusele, mamă ce amuzant ești, Darusele, ce amuzant ești tu, Darusele. Alex, vreau să spun că Darusele a făcut ceva foarte nașpa și o să câștige, adică nu, bă, Darusele nu se pricepe, nu știe să facă nimic. Ce? Rafael Fentes, gata, Alice, 3, 2, 1, Alice, bun venit în țara minunilor, yeee! Ce e asta? Zici că e o bucată mare de brânză expirată. Ce? Nu, asta, și ta seamănă cu... Nu, casa seamănă, e la fel. Doamne, Darusele, gata că mă enervezi, nu știi să mai vorbești, bă, Darusele, te întrerupi în continuu, bă, Darusele. Hai mă, să dăm aici, prezintă și tu, dar să le lasă casa ei, că deja ai văzut casa ei, acum prezinte și tu ce ai făcut tu aici. Habibi, welcome to Dubai, yay! Nu, ia ce-mi prezentă, că dacă nu, nu-ți dau nicio notă. Auzi, dar să le pierzi, ia ce. Bă, dar să le pierzi, prezintă tot, în fine, hai, da, prezint și e mai frumos, adică singura chestie care e mișto așa din casă, că în rest nu e nimic, adică partea asta, în rest nu mai e nimic, dar să le, nu știu ce faci tu aici. Ia, spune și lui Alice povestea, care e treaba cu astea trei? Ăsta e studioul gamerilor, aici e calculatorul lui Rafael, calculatorul meu și calculatorul meu. Bă, dar asta fără să sunt, doamne, deci dar să... Bă, dar să le știi, mă, să vorbești, mă, și tu mai corect, că Alice nu înțelege nimic din ce zici tu. Ok, și fii atent, Alice, ăsta e calculatorul tău, ăsta e calculatorul meu și ăsta e calculatorul lui Rafael. Și fii atent, hai după mine, am o surpriză, deci fii atent, aici de la calculatorul. Așa, televizor și canapea, dar să le, bă, dar să le, nu mai fugi, mă, așa că nu te aud, bă, dar să le, nu te aud, nu mai fugi că te întrerup, dar să le, nu te aud, adică te aud foarte, foarte încet, dar să le, dacă ești plecat la 10 miliarde de kilometri distanță de lângă mine. Hai, spune aici, foarte frumos, ce ai făcut tu aici? De mare, cine stă aici? Tot buporul? Nu, eu! Uite, Alice, uite, Netflix, Rafael are Netflix, aha, că sărac! Bă, dar să le mai plictisi cu casa asta ta, deja mi s-a luat, nici nu mai vreau să mai intru în ea, eu vreau să ies de aici din casa asta, dar eu să le... Mă, bă, Rafael, tai jingurul, uite, așa stai, așa, deci, așa, și deci, fiind în Alice, uite, aici ai, sunt frile mele care să mâncăm noi, aici sunt mașinile de spălat asta, care spală vasele. Dar să le, uite de puțin aici, uite de puțin aici, nu trebuia să fie cumva așa. Ba, tu ai uitat, dar să nu mai știi cum ai făcut. Bă, dar să stai puțin. Tu n-ai făcut asta, te-a ajutat cineva. Tu trecești cumva că nu știai. Cum, de ce nu știai tu cum ai făcut tu aici? Ia spune și mie, de ce nu știai tu? Păi am uitat, bă, Rafael, am uitat, n-am. Bine, da, ai făcut, ai făcut aici, că ai făcut ușa asta, dar să le ai prezentat, mă, ușa, dar chiar că nu ai prezentat ușa. Fiantină, Alice, vino, Alice, hai, vino. Rafael, ai și tu, ai și tu. Mă, ce mă, bă, fiantină, Alice, asta e, băi, dar nu contează că fiantină, am o surpriză pentru tine. Ce surpriză ai, bă, dar să le, ce surpriză mai, mă, tu de făcut aici? Ce surpriză ai tu aici, bă, ia uite ce baie jegoasă, dar să le, nu-i n-ai spălat pe aici, n-ai făcut nimic, dar să le, foarte urât. Bă, taci, fiantină, Alice, tu o să stai aici, așa, o să mă duc și o să iau ceva, ok? Tu stai aici, bine, aici, bine, aici, 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 o să vezi, o să vezi, așa. Ce să văd, mă, dar să le vin după... Hai, du-te de aici, hai să vă... Deja mă și enervez, bă. Bă, nu, că nu, bă, Alice, ăsta e nebun, nu știu ce are, sincer. Deja mă enervează, eu nu mai suport, eu vreau să terminăm mai repede ăsta, dar ăsta nu știu, trage de timp, nu știu ce faci. Mă, dar ce surprinsă are, mă, ăla, că nu știu ce faci atât de mult, stă deja de foarte mult... ce a făcut Darusel, deja mă și enervează, nu știu. Nici n-am apucat să n-am mai avut timp de reacție, Alice. Mă, ce fac? Mă, ce ai făcut, mă, Darusel? Bă, ce ai făcut, mă? Nici n-am apucat săraca să mai vorbească. Mă, ce fac? Așa, și ce-mi faci mie? Wow, mamă, Darusel, ce cât amuzant. Mamă, cel mai amuzant e, Darusel, scrieți în comentarii cine a făcut mai frumos. Mamă, Darusel, ce zi liniștit este astăzi, pentru că n-a mai venit fana aia să ne streseze. Ia uite, stăm și noi liniștiți aici, Darusel, că n-am mai stat de foarte mult timp, nici nu cred că am stat la televizorul ăsta noi amândoi, sincer, Darusel, dar este foarte bine. Ce părere ai tu, Darusel, de ziua asta așa minunată? Dimineața asta în care nu mai e fana nebună. Chiar, bă, dar nu știu, pe mine m-a tâmpit, sincer, stă aici în continuu, vine la noi acasă. Adică nu știu, ție nu ți s-a luat? Bă, Rafale, nu mai bă, Rafale, bă. Acum chiar că sunt fericit, bă, să stau cu tine, uite, ne uităm la fotbal, mâncăm burger. Bă, dacă mai văd pe fana aia? Bă, gata, dar să le, stai cu minte, nici chiar așa, dar să le. Dar să le toate ca toate, dar ce facem noi astăzi, bă, dar să le, că n-am așa, n-am chef de nimic, sincer. Vrei să mergem undeva anume, tu ce zici? Mă, ce mănânci acolo, dar să le, ce mai căpătat? De unde, ce e ăsta? Ce sunt astea? Bă, Rafale, a fost să
pune și mi-a luat sushi. Sushi, mănânci tu sushi, dar să le mănânci burger, mănânci și sushi. Am înțeles, bă, dar ce facem mă, noi astăzi, sincer, la modul cel mai serios, ce facem noi astăzi? Ce biți voi acolo? Mă, ce cauți? Alice, mă, stai puțin, stai, hai afară, dar sule. Alice, ce cauți aici? De ce ai venit iar înapoi? Ce cauți la noi? Nu ne lași în pace? Ce ne faci? Ce cauți aici? Ce vine la noi? Am venit aici cu rugăminte. Mi-a plăcut atât de mult episodul ăla vostru cu Haideți. Ce? Bă, dar sule, ce zicem asta aici? Stai puțin, Alice, stai puțin. Bă, dar sule, vino. Bă, dar sule, ce facem? Bă, iar a venit, mă, pe capul nostru. Bă, pe mine mă enervează pe bune, adică vine așa în continuu. Bă, dar sule, nu ne lasă să respirăm și noi, să mai punem și la tine la calculator. Alice, uite, dar sule, uite. Acum vreau să vă spun ce am eu de zis. Ce? Stai puțin. Ce cauți aici în casă? De ce ai venit la noi în casă? Pentru că voi ați plecat și mi-am dat seama că ați plecat din greșeală, așa că am venit și eu. Păi ce din greșeală? Ți-am zis să ne aștepți acolo, bă, dar... Da, fetele n-au voie așa. Da, n-au voie fetele, dar să le ieși afară, că n-au voie fetele. Ești pe afară, dar să le ieși afară. Ești pe afară, că n-au voie fetele, dar să le... Mă, Alice, ce faci aici? Alice, lasă-ne și pe noi. De ce ai intrat iar în casă? Ai zis că te duci afară, du-te afară. Ce faci aici? Ce mai vrei? Ce mai vrei? Dar nici. Așteaptă. Stai. Deci mie mi-a plăcut. Nu, gata, am înțeles asta. Nu mă interesează. Eu am zis să știi și să ne spui tu, pentru că eu vreau să vorbesc cu Darius, voiam să vorbesc eu ceva cu Darius. Ne lași pe noi să vorbim, te rog, dacă vrei. Ce? Ide, mă, du-te. Vorbesc cu Vatari, Sarius. Bă, Darius, gata, bă, lasă-l acolo. Nu-i mai spune nimic. Bă, Darius, dar ce face, mă, Darius? Că iar a venit, ce mai vrea? Că am înțeles, nu știu ce. Ce zicea, mă, de ce zicea? Că nici n-am înțeles ce zicea. Așteptăm să zicem după, dar nu, mie mi s-a luat pe bune. La mă, ce mi-a scurs că pe-n de-aia. Păi nu știu, bă, Rafale, da, știu. Dar Sel, uite de puțin acolo la geam, că deja nu mai suport. Bă, zici când de... Bă, ce, Doamne, nu, stai, ce mai vrei? Hai sus, că am ceva să... Ce, mă, ce să mergem, mă, sus, Darusele, vorbește-mă mai ca lumea, că nu te aud, bă, Darusele. Ce, mă... Bă, la tine în cameră. Așa, mă, ce vrei, mă, da, bă, zi-mi și mie, Darusele, dar vorbește și tu mai ca lumea, Darusele, că nu te aude ea, nici eu nu te aud, Darusele, vorbește mai tare, că nu te aud, adică vorbește că nu te aude absolut nimeni, ce stai tu așa? Deci, fete, Rafale, bă, du-te, bă, nici, bă, ce, bă, racu și nebă, Rafale, bă, ce caută asta aici, bă, pleacă, du-te să ne... Darusele? Nu, bă, Darusele, mie mi s-a luat, bă, pe bune, bă, ce se întâmplă, mă, cum vine, mă, așa, de unde știe că am pe, de unde, bă, Darusele, de unde știe că noi am venit aici, cum ne știe, bă, Darusele, bă, dar știe totul, mă, bă, eu nu, bă, Darusele, nu pot să mă duc nici la baie, liniștit, cred că și la baie asta, mă, noi avem geam la baie, că nu știu dacă avem geam, sper că n-avem geam la, a, uite unde avem, Darusele, deci dacă vii, bă, bine, mă, uite, deci, eu, dacă te pui la toaletă, Darusele, să uităm din spate, a, bine, nici, dar nu, măcar nu te vede de ăsta, că e ăsta, da, aici, da. Darusel. Alo, bă, unde ești, bă? Bă, Darusel, am o idee, vino cu acea idee, Darusel, fii atent. Dacă mai vin o singură dată, Darusel, trebuie să-i facem un ăsta în care o ignorăm ca să plece, bă, Darusel, că n-avem ce să facem, bă, Darusel. Încercăm de acum să o ignorăm? Hai să ignorăm, fii atent, mergem afară, ca și cum nu suntem noi afară, plecăm, nu știu ce, ne ducem, nu știu unde. Hai să mergem așa. Da, bă, Darusel, bă, deci fii atent, Darusel, ce am făcut la mod cel mai serios. Bă, stai puțin, bă, Darusel, tu ai văzut unde s-a dus? Nu, ce faci la mine în cameră? Ce faci la mine în cameră? Nu pleacă nici eu. Alo, stai. Așa, alo, poliția, da. Alo, poliția, ești mă care nu mă lasă, da. Ei, încetează. Nu citesc, pleacă din casa mea, este camera mea, e casa mea, hai, du-te nici eu. Doamne, nu mai suport așa ceva, nu știu ce se întâmplă aici, băi, e haos, zici că sunt la grădiniță de copii, cred că trebuie să fac o grădiniță, să construiesc o grădiniță, vorbesc cu ea, de fac construcții, să construiesc, mă, ce cauți, Alice, aici, ce căutați, mă, Alice, ia un loc aici, ia un loc, pe bune, ia un loc și spune-ne de ce ai venit tu la noi, ce vrei, de ce, ce, tu, deci, cum știi unde ne ducem, de vii tu așa la geam, ce faci, cum de ne știi tu peste tot? Am spus că sunt cea mai mare fana voastră, dar am venit aici cu o rugăminte, dacă tot mai întreba ce vreau, și anume, mie mi-a plăcut atât de tare video. Ce, stai puțin. Bă, dar unde a plecat Darusel? Stai puțin, unde a fi plecat Darusel? Bravo, Darusel. Bă, Darusel, stai că să nu, Darusel, ai supărat, ai speriat, Darusel, împacă, Darusel, ai speriat. Stai, închid aici ușa. Bă, dar ce vrei? Ce faci? După rămânem cu ea în casă, mă, tu nu gândești, bă, dar să scoatem asta de aici, bă, Doamne, ce faci mai aici? Nu, fie, Alice, ce vrei de la noi? Lasă-ne și pe noi să mai respirăm. Ce vrei de la noi? Uite, Darusel, săracul, nu poate să se mai joace și liniștit pe calculator, că vei tu repede aici la noi și nu ne lași. Hide and seek cu Darusel. Ce vrei? Să mă joc hide and seek cu Darusel. Ce e ăla hide and seek? Noi nu, Darusel, tu știi ce e ăla hide and seek? Păi voi nu știți engleză.
engleză hide and seek înseamnă v-ați ascunselea. Ce e aia v-ați ascunselea? Dar Silvia, ai auzit așa ceva? Tu ai auzit așa ceva? Cum adică că v-ați jucat într-un episod și mi-a plăcut atât de tare încă vreau și eu să încerc. Mă, bine, și voi stai puțin tu vrei... Bă, dar Silvia, tu vrei să te joci v-ați ascunselea? Nu știu, bă. Da, mă, vreau să câștig, că eu să-mi duci pe și eu iau challenge, ok? Da, gata, mamă, bă, dar Sile, gata, mamă, mie nu-mi vine să cred așa ceva, bă, dar Sile, prea nervos asta, sincer, nu știu ce se întâmplă, dar e foarte, foarte nervos, na, da, bine, Alice, tu nu vezi că e cam nervos, dar Sile, de ce ai venit azi? N-ar fi mai bine să pleci tu? Nu mă interesează, dacă nu se joacă, iar un părgări la gunoi. Nu, mă joc, la Barafala, azi zici că gata, gata. Am înțeles, gata, hai, dar fiți atent, nu, eu n-am chef să mă joc, mă jucați voi, ok? Vă jucați voi, eu n-am chef să mă joc. Vreau să vă văd cum vă ascundeți. Adică, bă, dar Sile, unde pleci, mă? Da, văd ce chef are, dar Sile, ce faci, mă? Pleci, gata, te-ai supărat, gata, nu mai vrei să pleci? Bă, eu nu mor. Mă, dar Sile, tu chiar, bă, lasă-mă sushi-ul ăla, bă, dar Sile, nu mai stai cu burgeri, acum stai cu sushi. Mă, ce faci? Nu, amândoi mâncați sushi, gata. Doamne, că nu vă mai suport. În fine, fii atent, nici când v-ați ascuns, le-am înțeles că vrei tu să te pui primul, dar Sile, da? Da, bă, eu vreau. Bine, deci te pui tu, fii atent cum faci. Deci te pui tu, Alice ascunde, eu mă duc după Alice să văd unde se ascunde și după o să vin eu ca să zic că e gata, s-a ascuns, ok? Și după faceți okay, așa, faceți invers și tot așa. Și vreau să facem, fiți atent, dacă mai e timp, dacă mai avem chef de ceva, dar Sile, dacă mai am chef, vreau în niște runde în care eu mă ascund sau eu mă pun și voi vă căut, voi vă... Ați înțeles, nu mai contează, acum haideți să dăm drumul la challenge, dar Sile, fii atent, dar Sile, Alice, du-te, stai aici, du-te, ascunde-te. Am o treabă mai bine, lăsați-mă 2 secunde aici. Mă, ce fac? No, stai, nu vă puneți aici, am o idee, nu vă puneți aici, că ziceai tu, Alice, dar Sile, trebuie să fură, bă, dar Sile, trebuie să sunăm la poliție, că nu se poate așa ceva, dar Sile. Acum mă duc, hai că mă duc, hai. Ți arunc părgării, uite gunoiul. Nu, ceva, Alice, dacă mi-arunci părgării, fii atent ce să fac. Bă, gata, dar Sile, gata. Bă, dar Sile, treci la cotet și numără, hai, du-te și numără. Dar părgării e fără mea, acum ce-i trămă, du-te, hai. S-a supărat, dar Sile, ce mai mă, dar Sile, aici, gata, te pui, mă, te pui. Să vezi că s-a pus, Alice, unde vrei să te ascunzi? Bă, Alice, de ce alergi așa de repede? Stai puțin, Alice, ce faci? Bă, dar Sile, stai puțin. Bă, dar Sile, nu mai tipa, bă, așa, bă, gata, bă, că nu trebuie să numeri. Ți-am zis că nu trebuie să numeri, că vin eu să zic, dar Sile, nu mai tipa și nu te mai dai. Uite-te în spate, dar Sile, uite-te în spate, așa. Hai, număr acolo. Bă, nu mai număr. Așa, Alice, hai să mergem acum. Zi, unde vrei să te ascunzi tu? Unde vrei tu să te ascunzi? Ce părere ai tu? Unde ai vrea tu să te ascunzi? M-aș duce în casă. Dacă te întreb de ce merg așa rapid, e din cauza că am băgat vreo 10 energizante azi alături de câteva bombonele. Ce ai băgat tu? Stai puțin, tu câți ani ai tu? Nici cum nu ești în 2012, nu ești de vârstă cu Darcel, nu ești copil mic? Am 18. Da, am înțeles, lasă că vorbesc cu părinții tăi, chiar acum o să mă duc și o să plec acum, nu? Adică Nu. Na, nici nu mă bag în seamă, adică nici nu știu cine sunt părinții, dar nu știu, unde stai? Alice, unde te-ai ascuns? Alice, știi ce faci? Mă, ce faci, mă, tu cauți pe aici prin frigider, mă, tu ai zis că te-ai ascuns tu. Stai puțin, tu ai venit cumva să furi din casă de la noi sau ce faci tu aici? Ia spune-ne și nouă, ce faci tu aici, că nu te înțeleg. Hai, pe și ascunde-te, ce vrei să faci? Ascunde-te undeva. Mă, ce faci aici? Caut vreun loc așa mai special. Uite un loc special, uite aici. Te pui aici după frigider și un loc special, adică dar Sile la aici, na, știi ce care faza cu frigiderul. Da, eu cred că mai bine mă duc aici. Așa. Și am să fac magia lui Darusel. Ce magie? Abracadabra. Da, clasic. Chiar Darusel nu cred că nu. Darusel n-are cum să știe. Mă, Alice, tu crezi că Darusel nu o să vină aici? Mă, nu crezi că nu o să vină Darusel aici să se ascundă fix aici unde te-ai ascuns tu? Adică să te caute, pardon, nu să se ascundă? Bine, hai atunci aici oare? Păi și unde te pui aici? Vorbește Bine, a plecat, la rămâi aici, rămâi aici. Bă, Darusel, mă, să nu mă vadă asta că sunt aici, să nu mă vadă urcat. Ce faci, mă, Darusel? Ce faci? Gata, ai ieșit? De ce ai ieșit? Că nu ți-am zis. Bă, ți-am zis că nu trebuie să numeri. Bă, ți-am zis că vin eu după tine. Ce faci? Pe cine cauți acum aia? Pe Alice. Știi unde e Alice? Alice? Nu știu unde e Alice. Alice, unde ești, Alice? Alo, așa unde e? Așa, bă, Darusel, bă, stai puțin, bă, tu nu mai, bă, tu faci mișto acum, dă-mi, tu nu mai văzut de unde am venit? Ce ești așa fraier, Darusel? Nu mai văzut că fix când ai intrat pe ușă, mai văzut de unde veneam? Unde am fost? Oare unde crezi că se ascunde? Aici am fost, în baie, da. Doamne, ce mă enervează. Bă, eu nu mai suport, mă, deja vreau să plec, mă, Darusel, stai puțin, Darusel, mă enervează pe bune, n-am chef de nimic, Darusel, azi, n-am chef de nimic. Cum facem să scăpăm de ea? Fiantă, nu bără afară, eu zic să o prencuim, ok? Cum să prencuim? Uite, cu șarpesa care l-am luat eu din debara. Bă, ce, mă, stai puțin, ce faci, mă, cu ăla, Darusel, de unde l-ai luat tu, de ce l-ai luat tu pe ăla? Nu, vine să cred, nu, vreau să-i fac eu prank și deja Darusel știe de el, am înțeles, nu mai ce să-i mai fac acum. În fine, bă, Darusel, nu mai contează, hai, caută, unde crezi că s-a scos.
ascunde. Uite, bă, fii atent, vreau să spun ceva, vreau să spun o fază interesantă. Ia să ascunzi aici, nu știu să nu se ascundă aici, că deja știi de locul ăsta. Ah, ok, ia, oare unde e Alice 2012? Alice, oare unde e? O să te caut și o să te mănânc. Nu e, bă, aici, bă, dar să le dau, îți dau un indiciu. Nu e aici, dar să le e undeva, e pe sus, dar să le dau, nu e prin camerele astea. Două, îți dau alt indiciu, nu e nicăieri, adică. Zai, în baie n-are cum să fie. Ia în bucătărie? În bucătărie, da, în bucătărie, dar să le cred că e prin... Bă, dar să le, oare fi la burgeri tăi, oare ți-a furat burgeri, bă, dar să le, că cine știe, așa m-a auzit, dar să le, poate să fură burgeri, ce se întâmplă, oare? Da-te, tu nu mănânci mie burgeri, aia, aia, ia, oare une, Alice, oare une și mănânci burgeri? Nu, că nu, bă, nu, nu, eu nu suport, bă, nu suport, bă, eu vreau să scap, mamă, cum face să scăpăm, mă, doamne, eu nu mai suport, nu suport, deci, bă, dar să le, n-am chef de absolut nimic, nici de dar să le, da, nu știu ce să mai zic, bă, unde a plecat, bă, dar să le, unde ai plecat, mă, bă, unde ești, mă, dar să le, mă, ce faci, mă, Darcel, Darcel, ai găsit-o, ai găsit-o? Bă, oare unde, mă, sau oare unde se ascunde? Bă, Darcel, tu ai fost cumva în baie sau mi s-a părut mie? Nu, bă, n-am fost, dacă acum mă, bă, Alice, cum ai fost, mă, bă, cum se, bă, nu, mie mi s-a părut, mă, Darcel, mă, stai puțin, mă, bă, ce se întâmplă? Mă, ce cu ziua asta? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, ce se întâmplă? Unde a plecat, mă, ăsta? Bă, dar să l-a sărit pe geam, mă. Unde ai plecat? Doamne, nu vine să cred așa ceva. Unde fi plecat, mă, ăsta? Bă, dar să le unde? Alice, ce cauți aici? Ce cauți? Bă, tu când ai ieșit? Când ai ieșit? Bă, dar să le, ce faci, mă, tu, bă, unde ai ieșit, dar să le, ai sărit pe geam, ce ai făcut? Da, am sărit geamul. Doamne, cât de doamne, dar să le, ești nebun, nu, mai, hai, bă, gata, ai găsit-o, mă, dar Aliza, tu unde ai fost, că știu că ai fost aici, dar unde ai plecat, că cum ai plecat tot acolo? Și când a plecat el să vadă dacă i-a mâncat burgerii, că l-am auzit prin noi și atunci am fugit rapid în spate. Aha, am înțeles, bine, mă, dar să le, fii atent, bă, dar să le, acum tu trebuie să te ascunzi și Alice, tu trebuie să cauți, dar să le, te-a găsit, aia, okay, nu-i... Hai, Alice, du-te, acum cine gândătești, câinele, Alice, gata, fii atent, bă, nu, stai puțin, fii atent, ia, vino, că eu stau cu tine, nu mă duc să văd unde Darcel, nu mă duc, fii atent, vino aici, vreau să te pui aici, uite, te pui fix aici și eu te văd, ca asta stai așa cu spatele și ca să te văd, până la urmă, pentru că nu vreau să fii tu aici în cămară, că în magazinul ăsta, că cine știe ceva, știu, dar aici, că am auzit niște vorbe, că ziceai tu ceva mai devreme, mai acum o zi, două, așa ziceai tu. Da, bine, hai să stau aici, 1, 3, 5. Mamă, ce știi, doamne, să vede că sunt copii mici, bă, doamne, unde deja mi s-a... Mă, ce faci, bă, dar să le, bă, ce faci, mă, dar să le, pe acolo, bă? Dar stai, stai. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce ai făcut, bă? Bă, ce ai pus, mă, dar să le aici, bă? Ești... Bă, ce ai pus, mă? Bă, ce ai pus, mă? Dar să O speri cu șarpili. Șarpili. Doamne, dar să le, de ce ai furat, mă, ăstea, mă? Ah, bă, fii atent, eu vreau să fac prank-ul ăsta, bă, dar să le, cum de le-ai găsit tu, dar să le, te apuci tu să cotrobăi tu pe acolo prin alea. Hai că mă enervez. Mă, stai puțin, tu vrei să o speri cu șarpili și ce? Ascunde-te și tu măcar undeva, pune-te și tu măcar aici, dar să le. Vino cu mine, așa, vino. Ce vrei să faci? Ce vrei, mă? Bă, deschide-mă ușa, mă, ce vrei, mă, să faci, mă, dar să... Bă, ce fați ascunsele aici, că, mă, ăsta nu e niciun fați ascunsele, bă, vă bate joc, mă, dar să le, ce faci aici? Uite, și mă ascund aici, e în casă, nu am, fetele, eu sunt în casă, tot. Eu n-am ieșit afară, n-am ieșit din curte la mine, tot ăsta aici, da? Ha, tu ești aici, ești aici? Doamne, cât mă enervează, bă, și dar să el ăsta, sincer, nu știu ce face, eu nu înțeleg ce vrea să facă el, ce are el în cap să facă cu toate alea, unde se ascunde el, pentru că el, dacă se ascunde acolo, nu înțeleg ce prank face, a pus toți șerpii ăștia prin casă, wow, el nici nu... Nu știi ce reacție o să aibă, adică nu înțeleg sincer ce o să vadă, dar nu știu la ce să gândește să se ascunde el pe casă. Dar Alice, oh, stai că nu era aici. Alice, unde ești, mă? Alice, gata, s-a ascuns, gata, poți să-l cauți, Darcel. Fii atent, îți dau eu un indiciu, du-te prin casă. Dar hai să șoptesc ceva mai întâi. Deci am găsit eu în camera lui Darcel. E furat ăsta, vrei să faci o farsă în care îți spui ăsta? Fii atent, așa, foarte bine, că ăsta, Darcel, așa-mi face mereu și ți-ai făcut și ție parcă mai devreme, parcă așa ți-a făcut sincer. Da, m-a speriat, așa că vreau să-mi iau revanșa. A, bravo, așa, mamă, deci, nu, ce că, azi, vreți hide and seek, dar, de fapt, aici se transformă în niște prank-uri, fiecare vrea să-și facă niște prank-uri, dar nu dau niște mai multe detalii, deci tu vrei să-i faci prank. Mamă, stai să nu-i zic de tare să-l ce-a făcut. Alice, așteaptă-mă, Alice, așteaptă-mă, ce faci? Păi, să mă duceam să-l caut. Așa, caută. Ce sunt ăștia? Ce se mișcă așa? Mă, ce sunt ăștia? Bă, Alice, ce sunt ăștia? Rafael? Alice, de unde au apărut ăștia? De unde sunt șerpii ăștia? Rafael, ajută-mă! Nu, pleca, nu pleca, stai unde? Bă, cât mai sunt, bă, pe aici, cât mai sunt, bă? Bă, unde, bă, Darcel? Bă, Darcel, unde ești, bă, Darcel? Vino cu acei. Darcel, bă, unde plecam ăsta? Mă, Darcel? Aici, ce faci? Bă, Darcel, vino repede, vino să vezi, că s-a speriat rotă tot, Darcel, vino să vezi, Darcel, vino repede.
mă vezi? Stai, vino pe aici. Hai. Hai că vin, stai, așa, hai că vin. Vine să cred că sunt șerpi în casă. Cum au apărut, oare? Alice? A venit direct din junglă? Alice, dar se, fii atent, vino aici, vreau să spe... What the dog doing? Ha, nu știu ce se întâmplă, sincer, adică deja mă enervează. Și Darusel și Alice, eu nu înțeleg ce fac ăștia. Vor să se sperie unul de altul, dar nu se sperie niciunul. Nu știu unde a dispărut Darusel, nu știu ce se întâmplă între ei, dar deja mă enervează. Nu știu ce fați ascuns le-au vrut ei să facă, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Vreau să scap de amândoi, sincer, nu, băi, eu chiar nu mai suport. Scrieți voi acolo în comentarii. Eu vreau să scap de amândoi. Vrei să scap de amândoi? Nu știu. Eu chiar vreau. Scrieți și voi acolo în comentarii, sincer, că deja mi s-a luat, sincer. Mă, Darusel? Ce? Ce faci? Mama, Alice, nu! Alice, motocicleta mea! Alice, ha, măcar am rămas și eu singur. Acum mă duc și eu acasă foarte frumos și da, nu, că nu mai supăr deloc. Ha, mamă, nu așteptam ziua asta niciodată. Iar trebuie să ne reîntoarcem la școală și trebuie să le iau repede pe Darusel să mergem acum la școală, că na, trebuie să ne ducem la școală. N-am mai fost de foarte mult timp, n-am mai fost ultima oară când am fost, dar a plecat Darusel, nici Darusel n-a mai fost Darusel practic ultima oară, dar sunt acum repede la Darusel. Vedem ce fac. Hai, oane, dai rapid, atacă, dai, pușcă. Așa, dai pe stânga, vezi că e pe stânga. Mă, ce faci mai aici, bă, Darusel? Tu te joci pe calculator la ora asta? Da, bă, Rafael, ce e? Cum adică care e problema, Darusel? Se puțin, tu te joci cu Ion. Băi, Ion nu e la școală, mă, Darusel, avem pe școală, băi, școală azi, bă, Darusel, Ion nu e la școală. Băi, Ion e răcit. Ah, păi stai, mă, e școală? Deci, e răcit Ion sau de ce nu e la școală, Ion? Că nu înțeleg, e școală azi, Darusel, e școală azi, Darusel, e școală, n-ai mai fost la școală? Ultima oară nici n-ai fost, Darusel, când a fost la școală, tu nici n-ai fost, ai chiulit, mai știi? Ah, băi, iar început școala, hai că mă pregătesc, bă, dar nu se termine școala asta nervantă, bă, hai că mi-au burgeri, uite așa. Ba, da, Darusel, ții burger, bă, ai nevoie de mâncare, Darusel, dar tu ții burger, bine, bă, Darusel, bă, ce atent, e o idee bună, bă, la școală să ții burger, bă, ce fai, mă, iar mănânc sushi, bă, Darusel, bă, cât timp, mă, bă, Darusel, tu, îți place ție așa mult sushi, mă? Păi da, bă, Rafele, că fii atent, am fost în... Hai că nu mă interesează, mai repede, că întârziem la școală, Darusel, deja și mai sunt 10 minute, Darusel, și ajungem la școală, ai repede, Darusel, trebuie să mergem, ia, ți-ai luat asta pe tine, ți-ai luat uniforma, bravo, mă, Darusel. Stai, așteaptă-mă, așa, aici mergem cu scutura, unde, Darusel, mergem cu motocicleta, Darusel, acum, bă, Darusel, nu știu, bă, dar eu n-aveam chef, bă, de școală, bă, Darusel, tu aveai chef de școală? Bă, Rafael, nu, bă, Darusel, ești prea obosit, bă, să vede că ești obosit, Darusel, vă, fii și tu mai voios, Darusel, fii și tu mai voios, că văd că ești cam obosit, tu, Darusel, așa de fel, ce ai tu azi, ți-e somn, ce ai? Păi, da, bă, Rafael, stai să beau suc, că n-am mult loc, așa, bă, Rafael, hai că să ne zici, hai, hai la burger, Rafael, uite, bă, ce la burger, bă, Darusel, bă, școală, bă, școală e lângă, Darusel, mergem la burger după, bă, Darusel, nu oprește aici, nu oprește aici, mergem după școală, Darusel, hai să mergem la școală, Darusel, că deja am întârziat, cred că, bă, ce fai, bă, unde, bă, doamne, scuzați, hai că n-a văzut nimeni nimic, bă, Darusel, unde ești, bă, Darusel, ce fai, bă, doamne, Darusel, bă, pune, bă, asta, ascunde-o repede aici, Darusel, că ne iau ăștia la bătaie pe aici, Darusel, ne ia paznicul la bătaie, ne ia paznicul la bătaie, Darusel, ce-i faci? Uite, dar pune-l în dulap, da, dulapul, pui, Darusel, bă, Darusel, nici nu te aud, bă, Darusel, bă, vorbești și tu ca lumea cu mine, lasă că s-aude motorul la mașina aia, la motocicleta aia, s-aude motorul la continuu, Darusel, doamne, Darusel, că ești nebun, bă, Darusel, ai nebunit, bă, cum să intri cu motocicleta aici, ai nebunit? Păi nu, bă, l-am pus în dulap, uite, da, l-ai pus în dulap, bravo, aici, îl văd, da, îl văd, nu-l văd nicăieri, bă, Darusel, deja mă și enervez, stai puțin, stai. Bă, Darusel, stai, mă, noi intrăm așa peste, bă, stai puțin, că intrăm amândoi, Darusel, ce mi-ai dat astea în inventar, gata, ce, mamă, Darusel, mi-ai făcut să mănânc acum, mi-ai dat tu toată mâncarea ta, nu mai tu mâncare acum, dar, a, normal că mai ai tu, Darusel, în fine, hai, bă, Darusel, hai să intrăm, Darusel, bă, Darusel, fii atent că e o problemă, e o mare problemă, Darusel, pentru că știi că tu ai lipsit totul ultima oară, n-ai venit la școală, mai știi? A, da, bă, mi-am amintit, de ce? Păi, cum adică de ce, Darusel, pentru că tu, Darusel, fii atent acum, poate o să pățiști ceva, Darusel, cu profesoara asta, pentru că tu, Darusel, nu prea e bine, Darusel, dar hai că intrăm, lasă, nu plătești nimic. Ce? Îi zic că am băla proștilor și de asta am zis, hai, trei. Ce, mă? Ai boala proștilor sau ce ai zis, mă? Da. Doamne, Darusel, înseamnă că ești fraier. În fine, numai cum, gata, bă, Darusel, hai să intrăm, gata. Bă, eu n-am chef de școală, dar trebuie. 3, 2, 1. Bună ziua, să rămână, bună dimineața, am venit la școală, ei, am venit la școală, da. Bă, ce fac, bă? Doamne, Darusel, ai nebunit de tot. Rafale, e să rămână, nu? Da, ai să rămână, da, ai să rămână acum ar fi, să rămână, să rămână.
una. Bună dimineața, bine ați revenit la școală. Ce cum sunteți? Sunteți bine? Da, noi suntem bine. Hai că iau și un loc aici. Noi suntem bine, nu știu, dar se legi bine, mă, dar se legi bine. Afară sunt foarte bine. Uite, mănânc burger, am sushi meu. Da, ai sushi, mănânci burger. Da, suntem foarte bine. Bă, dar se, dar nu mânca la ore, că n-ai voie să mănânci la ore, dar se, ce faci? Stai, bă, stai puțin, dar se, că nu s-a închis ușa, bă, dar se, lași ușa așa deschisă, bă, du-te, mă, de aici, dar se. Scuzați, e mai prostonac, e mai prostonac. Auziți? 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 Ce dar se, te ia de mine, te ia de mine, ia scrimți. Ia pune-te bancă puțin. Pune-te bancă puțin. Dar se, dar se, vrei? Fii atent. Dacă tu te iei așa de mine, faci așa mișto de mine, dar se, le vrei să fac și eu așa puțin mișto, să-i spun la profesor să-i aduc aminte de când ai chiulit tu? A, da. Nu, gata, sunt cu minte, gata, Darusele, gata. Iau loc în bancă, Darusele, gata, sunt cu minte, bă, Darusele. Bă, Darusele, Darusele, stai puțin în bancă. Auziți, doamna, vreau să-i spuneți, dar mai știți că a chiulit Darusel de la ora, atunci vreau să-i spuneți lui Darusel să vă luați așa de el, să va. Mă, ce faci, bă, tu adormi la ora, bă, Darusele, ce faci, bă, tu adormi la ora, doamne, ești nebun, bă, Darusele. Bă, stai, cum adică? A, Darusel, ce faci? Bine, de ce ai venit ultima oară la școală? Unde ai fost plecat, Darusele? Apa, te-a prins. Eu ți-am zis că nu scapi. A, pe fiind, doamna, eu mă fac băla broșilor. Adică băla broșilor, adică ai ceva pe funduleț și te doare. Adică pe mine acum îmi doare funduletul și n-aș. Bă, du-te, bă, doamne, Darusele, bă, Darusele, îi scârbă-ți rodă tot, bă, Darusele, îi scârbă-ți, doamne, Darusele, las, doamne. Nu-l băgați în seama, doamna, că e nebun, uitați, e adormit, săracu, ați vorbit, ați văzut, dar doarme la ore, nu știi ce-ți face. Bă, ce, bă, ce faci, bă, tu adormi acum în colț, din picioare, și în picioare adormă, doamne, Darusele, doamne. În fine, dacă mai pleci vreodată să spui că nu vii la oră, ca să nu existe probleme, Darusele. Auzi, bă, Darusele, să spui, bă, că nu mai vii la ore, că când nu vii, Darusele, când ai tu chef, că stai să te duci să mănânci burger, doamna, s-a dus să mănânce burger. Bine, gata, min. Da, nu mi-e. Da, să trezi. Ce, doamna? Apropo, aveți o surpriză? Ce este vorba de un coleg nou în clasă? Ce, mă? Rafael Zender, vino. Ce, mă, ce? Bă, stai puțin, doamna, cum? Adică avem un coleg, bă, dar să avem un coleg, bă, stai puțin, cum avem? Bă, dar să le, adică o să mai fie cineva cu noi în clasă, bă, Darusele? Bă, și e și coleg, nu coleg, bă, Rafael, să văd și eu cum mine, bă, Rafael, o fac, gagică, mă, că eu sunt doar un gagicaru. Ce ești, mă, tu, bă, ce faci, mă, tu, dar să le, pe cine combin, mă, tu, ce gagicare ești, mă, tu, bă, Darusele, tu te, bă, aici, te-am văzut eu pe tine, pe cine combin, bă, tu, Darusele, că nu știi nici cu fana aia, Darusele, nu știi să vorbești, da, cu Darusele, da, doamne, Darusele, bă, ești nebun, bă, Darusele, ia că mănânc și eu sushi ăsta, mamă, bă, mie nu-mi plăcea sushi, Darusele, dar văd că e cam bunicel așa, bă, Darusele, mă, ce, ce caută Alice aici, ce caută fana, Darusele, și aici ne urmărește? Doamna, fii atent, doamna, asta este o nebună care nu ne lasă în pace, doamna, vă rog, dați afară, mi-e frică, doamna, mi-e frică! Cum adică, eu sunt colega voastră nouă. Ce? Cum adică ești colega noastră? Dar să le vină puțin, dar să le, bă, dar să le, cum e asta, colega? Bă, dar să le, nu scăpăm nici aici de ea, dar să le, dar să le, bă, doamne, dar să le, cred că școala asta, după ce, bă, nu. Ea este Alice, noua voastră colegă, și o las chiar acum să vă spună mai multe despre ea. Sper să vă împrieteniți. Da, bă, dar să le, cine e fata asta? Încă nu știm, dar bă, dar bă, dar să le, ce caută, mă, asta, bă, dar să le, că eu nu mai suport, bă, pe bune, dar să le, tu, bă, doamne, dar să le, ce facem noi acum? Dar să le, dacă nici la școală nu scăpăm de ea. Da, domnul director, da, cât costă 1000 de lei, o să vă dau 1000 de lei, să o exmatriculați pe doamna Alice. Ok, mulțumesc. Bă, ce faci, dar să le, te-ai apucat afacerea acum, faci afaceri cu directorul. Ce faci tu aici, dar să le, bravo, mă, dar să le, bă, te duce capul așa, în fine, nu mai intră cu contează asta. Da, a fost prezentarea, nu știm cine ești. Păi eu sunt Alice și din câte știți, v-am spus să pe plajă, atunci cam tot despre mine, așa că nu cred că mai am ce să vă spun. Voi aveți ceva să spuneți? Mă, dar să le, cine a spus? Cine ești? Ce cauți aici? Cum adică ne-a spus unde ne-a spus? Doamna, Stați așa. Dar să l cred că acum ți-a duce aminte. Mă, stai puțin, cum ți-a... Ce cu colega asta? De ce caută la noi? Eu zic tot să o exmatriculați de aici din școală, dar să ești de acord? Ești de acord? Da, nu, fiață, da, nu. O să mut acum banca lângă ochi, e lângă asta, așa. Bă, ce fai, bă? Nu, doamna, dați-mi și mie voie puțin până la baie. Haole, nu, că eu trebuie să iau puțin o gură de aer. Eu nu mai suport, nu știu ce se întâmplă. Bă, dar să le nebuni, mă, dar să le, că nu suportă, nu știu ce, dar să le, uite, s-a pus direct lângă ea, nu știu ce face, dar să le, sincer, la modul cel mai serios. Mă, Alice, ce cauți aici după mine? Haide, că începe
începem orele. Începem, hai, gata, 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 hai că începem, hai că începem orele, lasă că începe. Hai să închid ușa, dar mă, dar să, bă, ce faci el, mă? De ce? Dar să le-ai stricat rândul. Uite-te unde trebuia să fie, dar să le, ce te-ai dat așa aproape? A, las, las. Păi stai, iubita mea, bă, lasă-o. Hai, hai. Da, uite, îți mai dau încă un sushi. Sushi! Cam așa. Mamă, yeah! Bine, Rafael, doamna, vreau să fac și o cerere în care vreau să mă mut și eu din clasa asta, eventual din școală mai degrabă. Ce? Nu. Nu vreau. Vă minte, doamna profesoară, hai tu, stai locul lui, trecem acasă. Da, hai mai repede, nezințele, hai, hai cu minte, cuțu. Hai mai rapid, mă gând, dacă nu mă duc la director. Doamne, nu, că eu sunt la nebune aici, bă, eu nu știu ce se întâmplă, bă, nu, eu cred că trăiesc într-o simulare, cred că eu trăiesc într-un vis acum și totul ce se întâmplă e foarte ciudat, pentru că și Darius se comportă ciudat, dar și Alice, ce fana nebună se comportă ciudat, nu știu ce se întâmplă aici, dar, mă, Darusele, ce cauți, mă, pe aici, bă, Darusele, mă, și enervezi, ce vrei? Dă-te că vorbim la telefon, deci da, domnul, așa, pe Rafael Grâmă, să-l exmatriculați. Bă, ce să facă, mă, da, să mă exmatriculați, să mă dați afară, că nu mai vin la școală aici, că deja mai nerva, așa, pa, rămâne, bă, Darusele, du-te, mă, de aici, bă, Darusele, bă, stai puțin, ce zice, Darusele, tu stai puțin, tu acum te dai pe lângă ea și mai devreme vorbeai urât de ea, ce înseamnă asta? A, nu, bă, Rafael, bă, te rog, uite-mă, bă, Rafael, bă, te rog, mă amenință, bă, că fură toți burgeri și mical, că cu mașina. Te-a amenințat, a, fiate, dar trebuie să vorbim neapărat cu doamna, dar să le trebuie să vorbim neapărat cu doamna când pleacă asta de aici, când pleacă Alice, trebuie să vorbim. Nu! Ai zis ceva? Mă, Darusele, bă, Alice, bă, baie la fete, ai intrat, dar pe la fete. Alice, ce caută, Darusele, aici în baie la fete? Eu l-am trimis aici ca să-i mai dau niște burgeri. Vin aici. Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Yay, burgeri! Hai, burgeri! Mamă, yay, mulțumesc, Alice! Acum, haideți mai rapid la ore până nu... Hai la ore, mamă, ce sunt... Doamne, nu, eu când sunt stres cu nebune aici, sincer. Bă, Darusele, bă, ce facem, mă, Darusele, nu mai suport, bă, eu nu mai suport, Darusele, ce facem, bă, nici la școală, bă, Darusele. Bă, Rafale, eu zic să ne mutăm de aici. Ne mutăm de aici cu totul? Da, cu totul, hai, rapid, hai. Mă, Darusele, gata, ne mutăm, hai, nu avem cum să ne mutăm, Darusele, că trebuie să ne mutăm de aici, de la școală, Darusele, după nu putem să ne mutăm la altă școală. Mă, ce? Bă, stai puțin, de unde e sabia asta, sabia lui Darusele, Darusele, ce? Unde e sabia mea? Haide mai rapid, alo, unde fugi? Tu vrei să-ți faci acum una? Alo? Nu, eu n-am ce să mai zic. Sunt la școala de nebun. Eu am ajuns de nebun. E orașul de nebun. Mă, ce fac, mă, mai acolo? Bă, Darusele, unde ești, mă? Darusele, unde-ți plecat, mă? Alice, unde-i Darusele? Unde l-ai dus pe Darusele? Ce ai făcut, Darusele? Să spunem că l-am rezolvat. Hai în clasă. Cum adică? Uite-mă acolo. Bă, ce fac, bă, Darusele? Vino, bă, Darusele. Hai, mă, bă, Darusele, nu. Hai. Bă, Darusele, fii puternic. Bă, Darusele, ești bărbat, bă. Cine ai, bă, Darusele? Ce faci tu aici? Ești fraier. Ce faci? Ești fraier tu, nu? Bă, Rafale, o să n-au arma mea secretă. Bă, Darusele, ce te așa frică. Așa. Alice, vino cu acea. Bă, stai, bă, Darusele, bă, nu, bă, suntem la școală, bă, suntem la școală, bă, Darusele, nu suntem aici la lupte, bă. Bă, nu, stai. Așa că l-am și eu. Puh. Darusele. Ce? Ce ai făcut? Ce-am făcut? Acum intrăm la ore, nu? A, nu știu. Ce? Ce era acolo? Ce? Fata-mă lui Alice, mă, bă, Rafale. Acum ne băi de-asta, băi, bă, Rafale. Bă, Rafale, fente la 3, 5, 1, 2, 3. Fugi, bă, Rafale, fugi. Eu zic să nu fugi. Nu fuga. Alice, stai puțin. Nu ți-a făcut dar să cumva ceva mai devreme? Cum ai apărut aici sus? Eu spun să nu vorbim despre asta. Pe ce s-a întâmplat? Păi, mai bine hai să mergem în clasă decât să vorbim despre chestia asta, bine? Ok, bine. mergem în clasă. Gata, mergem în clasă. Bă, ce să... Sărămâna, da, au venit copiii după mine, nu, că s-a pățit dar să ceva, nu știu, a trebuit să plece, dar să-l a plecat de acasă, dar să-l a plătit problemă. Bă, da, Alice, unde? Alice, ce faci? Ce faci, Alice, cu mâinile alea așa? Sunt gata de test. Doamna, stați puțin că mă duc înapoi. Nu, mă duc până la baie. Stați puțin că a intervenit o problemă. Alice, pleacă! Alice, ce? Nu, eu trebuie să fug repede. Nu știu ce se întâmplă aici. Nu știu ce se întâmplă. E o zi nebună, dar, mă pare... Bă, noastră nu ia... Alice, ce cauți? Da, mișeu. Ce? Ei, dar de ce ai fugit de la ore? Nu, eu nu înțeleg ce se întâmplă așa ceva. Nu, am plecat numai. Bă, eu nu știu ce se întâmplă, sincer. Bă, Alice, merge așa, zici că e zombie. Nu cred că e... Mă, nu, ăsta e zombiu cumva lui Alice, că nu știu ce se... Vreau să-ți mănânc creierul. Mă, ce se întâmplă aici? Mă, ce se întâmplă aici? Papa bun. Alice? Alice, stai puțin, Alice, eu ne înțelegem. Bravo, Alice, bă, în sfârșit m-am scăpat de Rafael, bă, sunt foarte fericită pentru tine. Bine, acum tu ești următorul, ha-ha. Nu!
Și asta a fost sfârșitul lui Darusel și lui Rafael. De acum încolo, eu preiau canalul. Manu, mamă, de cât timp nu m-am mai dat cu bicicleta, chiar e foarte mișto. Nu știu cum mai trăiește bicicleta asta, cum n-a rugit nici, cum n-a făcut nimic, cum încă e bună, sincer, dar vreau să mă duc și eu, așa că tot mi-am luat bicicleta. Acum vreau să merg cu Darusel, mă, să ne mai primim cu bicicletele, că n-am mai fost de mult timp. Ia uitat ce frumos e afară, mă duc acum repede la Darusel în casă, că bă, iar mi s-a făcut un mare chef. Mi s-a făcut un mare chef de bicicletă, n-am mai pedalat de foarte mult timp și chiar am chef, sincer, dar sper să vedea și Darusel, că Darusel de când are motoreta asta, Darusel nu mai cu motoreta, nici mașina n-a mai folosit, tot Darusel nu mai folosește absolut nimic, doar motoreta asta are în cap. Dar nu mai contează, stai să merg acum repede la Darusel pentru că vreau să ne jucăm, mă, să facem și noi aici foarte, foarte frumos, mă, ia, stai tot, bă, calculator, bă, Darusel, ce fai, bă, aici, bă, Darusel, mă, ce fai, mă, bă, de ce nu vorbești, mă, Darusel, bă, Darusel, nu mai ești cu Ion, bă, ce fai, mă, uitat, bă, Darusel, te-ai făcut tu aici foarte frumos, mamă, deci Darusel acum, cică, s-a făcut el mult mai șmecher, Darusel e cu minte acum, cică, nu mai țipă la calculator, nu mai face nimic, să joacă așa liniștit, bă, Darusel, ce fai, mă, aici te joci? Darusel, mă bagi în seamă? Darusel, mă auzi? Bă, de ce l-ai... Ai dat în mine? Stai puțin, că m-ai văzut. Ia stai, mă, că mă pun în fața ta, mă, nu mă vezi? Bă, ce fai, mă? Bă, de ce dai, mă, în mine, bă, Darusel, bă? Bă, vorbește-mă cu mine, bă, dar bagă-mă în seamă, bă, bagă-mă în seamă, Darusel, vorbește cu... Uite-te la mine, Darusel, că vreau să spun ceva, Darusel, vreau să spun ceva, uite-te la mine. Și atent, tu ce crezi că faci aici? Faci în care mă ignori, de fapt nu, că acum știu unde sunt, că văd că nu mă ignori, dar ce faci? Nu vrei să vorbești cu mine sau ce faci tu? Ce se întâmplă cu tine? Bă, vorbești cu mine? Bă, tu-ți bași joc de mine, mă, Darusel, mă, du-te, mă, de aici, nu, fiate, nu. În fine, nu mă interesează asta, eu vreau să spun ceva, că am ceva de spus, Darusel, nu știu dacă tu, nu, m-auzi, oricum, m-auzi, Darusel. Bă, dar, mă, ce dai, mă, mine atâta, bă, dar, de ce nu vrei să vorbești? Spune și mie, ți-am mâncat pistica limba? Nu? Păi și atunci de ce nu vorbești? Mă, ce? Doamne, ai nebunii, nu, că eu sunt într-o casă de nebun. Deci Darusel, mamă, deci Darusel, bă, doamne, Darusel, de când ai dat de fana aia nebună, bă, Darusel, de când ai dat de fana aia nebună, Darusel, tu ai nebunit cu totul, bă, eu nu înțeleg, Darusel, ești prea nebun, bă, de când ai dat de fana aia nebună. Ce ai, Darusel, de ești așa, ai nebunii, nu știu, de doamne, Darusel, nu mai înțeleg absolut nimic, ce ai pățit? Cum mi-ai spus tu? Mă, stai puțin, dar, bă, Darusel, ai auzit și tu cumva, ai auzit și tu vocea, bă, Darusel, stai puțin, de ce când am pronunțat numele, când i-am zis de fana aia nebună, da, Alice, Darusel, cum a, deci, mă, Ali, bă, unde, mă? Bună. Mă, ce? Mi-ai spus cumva nebună. Alice, unde ești? Unde ești, Alice? Alice, unde ești? Dar în fața ta. Cum adică ești în fața mea? Bă, Darusel, unde e, bă, Alice? Bă, Darusel, vorbește cu mine, te rog acum, Darusel, vorbește cu mine, te rog, Darusel, vorbește cu mine. Dau cu pumnul în tine, uite, dau cu pumnul. Mă, ce fai, mă, Darusel? Bă, stai puțin, cum adică dai? Mă, eu sunt într-un vis acum, stai puțin. Tu nu ești Darusel? Ești Alice? Da. Cum ești, Alice? Ce se întâmplă? Ce? Pentru că ieri l-am aranjat pe Darusel, acum e timpul să fiu în viața lui, 24 de ore. Mă, stai puțin. Mă, stai puțin, tu cum ești în corpul ăla, Darusel? Stai, mă, tu ești, mă, voi faceți mișto de mine, Darusel, tu ți-ai schimbat, bă, da, bă, unde ești, mă, Alex, unde te ascunzi, unde ești aici, astăzi, bă, nu, eu am înnebunit, sper că e un vis ăsta, eu nu mai supăr, mă, spune și mie, ce se întâmplă, de fapt? Făcut schimb de vieți cu Darusel, bine, schimb de vieți, el nu mai are, ce? Eu acum sunt viața lui. Cum adică, nu mai are ce? Păi nu mai ții minte că ieri la școală l-am aranjat puțin. Cum adică, ce s-a, bă, stai puțin, nu, dacă mi-ai aranjat și pe mine, eu cum mai sunt aici, nu, ăla a fost un vis. Ăla a fost un vis, ăsta e încă un vis, nu sper. E nu, un vis? Ieri v-am băgat în comă și astăzi v-am luat de la spital și v-am dus în pat când v-ați trezit și a spus doctorul că erați destul de bine. Mă, stai puțin, tu cum ești în corpul lui Darusel? Mă, stai că ăsta nu e corpul lui Darusel. Mă, cum ai? Bă, ăsta nu e corpul lui Darusel, dar sunt mâinile prea mari, Darusel avea mâinile mai mici. Cum ai mâinile așa de mari? Stai puțin că eu nu pricep ce. Mă, eu am înnebunit. Eu nu trebuie să mă duc la baie să-mi dau și o apă pe față că nu știu. Eu sunt nebun aici, nu știu ce se întâmplă, sincer. Aolo, bă, nu mai suport absolut deloc ce se întâmplă aici. Hai că mi-am dat și aici foarte frumos. Acum mă duc înapoi. Mă, stai puțin, tu nu ești. Mă, stai puțin. A, uite, mă, cum să nu fim, bă, voi faceți mișto de mine, bă, Darusel, bă, ce fai, mă, Darusel, bă? Unde e, mă, Alice, bă, Darusel, pe bune? Unde ai ascuns? Ia, unde e? În camera aia secretă, Darusel, unde ai pus? Eu sunt. Cum adică? Chiar îți bagi joc de mine? Cum adică ești tu? Mă, stai puțin, Darusel, nu mai da, mă, mine, că lasă-mă să mănânc burger, că mor aici, mai am 3 viață, bă, Darusel, bă, îți bagi joc de mine, mă. Mă, Alice, unde ești, mă? Arată-te. Ce faceți aici? Faceți mișto de mine. Ce faceți aici? Cum, unde chiar aici? Nu mai da mine, că mor, bă, Darusel, bă, termină-te, bă, Darusel, ești nebun. Exact în fața ta și nu mai îmi spune Darusel. Cum? Mă, stai puțin, tu chiar ești Alice? Da. Și asta nu e un vis? Nu e un vis. Și cum uite, ești? Dacă și cum stai? Nu mai dacă mor. Bă, stai puțin. Și cum ești în corpul lui Darusel? Spune și mie, ce ai făcut? Păi ți-am zis că eu am intrat în pielea lui. Păi cum ai intrat? Cum ai intrat? Că nu te înțeleg. Cum ai intrat? Ce ai folosit? Ce mecanism? Ce magie ai folosit tu? Păi le-am dat mită banii care aveați în frigider ascuns în sertar. Mă, ce ai făcut? Doctorului. Am luat banii, i-am dat
numită doctorului și m-a băgat în pielea lui. Banii voștri. Cum adică ai dat banii? Nu știu de unde ai luat tu bani. Din sertar. Mă, ce sertar? Aici nu sunt bani. Bă, ce ai luat, mă, tu? Ba, sunt bani. Ia, uita, Darusel. Păi, sunt bani. Nu i-ai luat. Exact. Încă sunt aici. De ce? Păi, nu i-am luat pe toți pentru că doctorul mi-a cerut numai 500. Mă, stai puțin. Stai puțin. Păi și cum s-a întâmplat chestia asta? Cum te-ai transformat în corpul Darusel? Și cum adică 24 de ore? Adică ce? Mă, stai puțin. Tu te-ai transformat în corpul Darusel 24 de ore, te-ai operat ca să te operezi după 24 de ore înapoi să fii ca tine. Vorbești cu mine? Da. De ce nu mă bagi în seamă? Și doar dai din cap. Tu îți faci, vă bate joc de mine. A, mă, că știu că ești Darusel. Bă, unde ești, mă, Alice? Unde te-ai ascuns? Mă, ia, ești pe aici prin ăsta ascuns aici. Ia, mă, unde ești, mă? Ce cauți, mă, aici? Ce cauți, Darusel, după mine? Ce cauți după mine? Unde e Alice? Spune și mie, ia, ascuns, unde la punte, mă. Mă, voi. Ce? Înțelege că tu ești aici. Mă, nu ești tu, nu ești tu, că nu. Bă, a, stai puțin că e sus, e sus, că sau te. Bă, Darusel, bă, prostiști, bă, că ai venit aici, Darusel, prostiști că ai venit aici. Alice deja te-a dat gol, că te-ai auzit foarte întrerupt, adică te-ai auzit foarte încet, că eu eram deja acolo jos. Unde ești, mă? Ia ești aici, de unde ești, mă? Unde ai intrat, mă? Bă, Darusel, unde e? Asa. Ce? Înțelege că sunt exact în fața ta. Cum adică ești în fața mea? Cine ești tu? Eu sunt Alice. De unde ești tu, Alice? Că nu te înțeleg. Nu înțeleg cum ești tu în corpul lui Darusel. Păi ți-am zis că v-am dat banii voștri ca să fiu un. Păi și Darusel unde a ajuns acum? Darusel unde e? Ia spune și mie unde e Darusel. Darusel e în comă la spital în corpul meu. Așa, hai că e spitalul aici, hai să mergem să vedem. Ia, unde e, mă, Darusel? Ia să văd unde e Darusel în corpul tău. Chiar sunt curios. Unde e, mă, Darusel în corpul tău? Pă bune, la modul cel mai serios, că nu se poate așa ceva. Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Bă, tu-ți bagi joc de mine. Stai, dacă tot crezi că sunt Darusel, atunci Darusel ar face asta? Ce? Ce vrei să fii soția mea? Mă, tu chiar ești Darusel? Cum adică? Păi Darusel a făcut treaba asta, nu știi? Bă, ai zis că ești, bă, ai zis că stai puțin, tu zici că ești, tu zici că nu ești Darusel, ok? Tu zici că ești fana nebună. Ești fana nebună, da? Și știi că dacă ești fana nebună, tu ai zis că te-ai uitat la toate videoclipurile, că nu știu ce, că ne știi tot orice mișcare, că ne știi orice loc al nostru ascuns. Tu înseamnă că știi atunci când Darusel m-a pus cu inelul ăla de tu în mână, m-a pus la stomatul la bunic, sau nu mai știi? Păi da, nu te-a cerut el în căsătorie, te-a pus să o ceri tu pe bunica lui. Bă, asta e adevărat, dar totuși cum a, mă, ce se întâmplă aici? Mă, spune, mă, unde e Darusel? Am luat în toată casa și am luat inelul ăsta și câțiva bani ca să mă operez. Așa. Și te-ai operat și acum ce faci peste 24 de ore? Și acum o să-mi petrec viața cu tine ca și cum aș fi Darusel, da? Deci tu te prefaci că eu sunt Darusel și facem ce ați face voi normal. Cum adică doar păi stai, cum adică toată viața? Cum adică toată viața? Că nu te înțeleg. E puțin mai complicat, nu? Păi n-ai zis 24 de ore, acum toată viața. Nu, stai puțin, cum adică? Nu, el vrea pe Darusel înapoi. Stai puțin, nu, stai. Urcă să mergem. Nu, unde să mergem? Unde vrei să mergem? Nu știu, mergem la o înghețată, la ceva. Rafael, ajută-mă, e mie, Rafael, e în mine. Darusel, dacă nu taci, o să mă lovesc singur și o să te doară. Mă, cum? Bă, stai puțin, ce se întâmplă, bă? Darusel, unde ești, mă? Darusel, unde ești? Unde te-ai ascuns, bă? Darusel, ești în tomberon? Unde ești, bă? Darusel, unde te-ai aruncat? Bă, Darusel, unde ești, mă? Darusel, Alice, unde e Darusel? Mă duc să mă arunc, pentru că nu taci. Stai puțin. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Stai, nu sări. Bă, ce faci? Mă, ce? Stai puțin. Alice, ce-ai făcut aia? Stai, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Stai puțin, ce faci? Ce ai făcut? Mă, ce ai făcut? Mă, unde e Darusel? Unde e Darusel? De unde l-au? Darusel, unde ești, mă? Darusel, dacă mai scoți un cuvânt, îmi bag cuțitul în inimă. Mă, stai puțin. Mă, stai puțin, ce se întâmplă aici? Că nu înțeleg ce se întâmplă aici. Spune și mie, bă. Darusel, lasă-l pe Darusel să vorbească. Vreau să o ucidici, Darusel. Lasă-l pe Darusel. Nu, eu nu merg nicăieri. Dacă nu lași pe Darusel să vorbească, ce faci, mă, dai peste mine cu mașina? Lasă-l pe Darusel să vorbească. Bine, atunci plec. Nu! Mă, Alice, unde vrei să tu să pleci? Bă, dă-mi, te rog, să vorbesc cu Darusel. Vreau să înțeleg și eu ce se întâmplă, că eu sunt derutat. Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici, Darusel. Poți să vorbești cu Darusel? Exact, un minut. Ce? Ce? Un minut, Darusel. Hai, Darusel, unde ești? Bă, Darusel, spune ce se întâmplă. Ce-i pățit, Darusel? Cum poți să te salvezi? Ești fii atent, Rafale, pe mine m-a răpit, bă. M-a răpit și m-a dus în ce spital și, bă, a băgat-o pe al mine, adică, bă, e în corpul meu cu vocea mea. Cum adică, mă, stai puțin, te cont. Cum adică, mă, stai puțin, Darusel, pe și tu unde ești, Darusel, tu unde ești, că nu te văd, unde ești tu, ce ești tu? Eu, pe bă, Rafale, de fiantele, tu nu vezi că unul e diferit de altul. Mă, stai, bă, dar, bă, Alice, ce ai făcut, mă, tu nu vezi, bă, Darusel, bă, Alice, ăsta începe să plângă, mai repuțin și plânge, ce ai făcut, Alice, dă-l înapoi, ce ai făcut? Pe fiantele, bă, Rafale, atunci la școală, bă, m-a omorât pe mine și nu știu, a mers cineva în, într-un spital. Păi, expirat. Ce?
Da, dar cel... a făcut experimente pe mine, bă, Rafaele. Și a băgat-o mine și acum na. Acum eu doar pot să vorbesc și ea controlează totul. Păi stai puțin, pe și ea cum vorbesc, stai puțin. Ea-ți controlează corpul, dar tu cum sunt două voci, și vocea ta și vocea ei? Păi, bă, Rafaele, nu știu cum, dar arată vocea mea și acum eu nu știu, eu sunt în mână, nu știu, în ochi, unde sunt, nu știu. Păi tu ce vezi, bă, dar tu ce vezi? Tu ce vezi acum? Spune-mi ce vezi. O gaură. Bă, dar Rusele, tu ești cumva în ureche? Unde ești tu, dar Rusele, că nu te înțeleg. Dar ureche, bă, Rafaele, salvează-mă. Doamne, bă, ce se întâmplă, bă, aici, bă, eu sunt la nebun, mă, bă, ăsta nu e un vis, pe bune, dar Rusele, spune-mi tu, nu e un vis ăsta? Bă, Rafaele, nu e vis, uite că palmește, bă, palmește pe fraierul ăsta, palmește-l. Gata, 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 îi dau, nu, nici nu vrea. Gata, gata, uite, uite. Mă, are, e cu lui, o să-l doară pe imediat când revine. Mă, stai puțin, bă, stai puțin, vorbiți părând, că nu, păi, eu nu înțeleg, vorbiți părând. Alice, ce se întâmplă? Spune-mi și mie ce se întâmplă aici, cum ești în corpul lui Darusel? Pe mine degeaba mă lovești, o să-l doară pe Darusel imediat ce revine în corpul lui. Mă, cum adică, mă, ia, cum adică? Uite, dă-mi, dobește-mă mai tare, dă-mi cu soaia, dă-mi cu toporul. Gata, 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 mai stai, mă, stai puțin, cum să dai, mă, Darusel, cum să dau, mă, și corp, Darusel, unde e corpul, unde e corpul ei? Nu am să spun până când nu facem. Mai, întreb pe Darusel, nu te întreb pe tine, eu întreb pe Darusel, știe Darusel unde e? Bă, Darusel, știi unde e? Bă, nu știu, bă, Rafaele, bă, că eram cu știe, bă. Bă, Alice, ce, îți bagi joc de el, lasă-l să vorbească, că vreau să înțeleg și el ce zice, de ce îl întrerupe, Alice, îți bagi joc de el, zici că, doamne, Alice, bă, Darusel, poți să vorbești. Ok, nici fii antenă, bă, Rafaele, Alice, lovește-l ca să vadă că nu-i un vis, Alice, lovește-l. Păi stai puțin și eu cum îmi dau seama acum că nu e un vis dacă m-ai lovit, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, ce se întâmplă? Te doare, bă, Rafaele, te doare? Nu mă doare, nu, n-am pățit nimic, înseamnă că e un vis, nu? Nu știu, bă, Rafaele, ia mai dă-i, atacă-le, omoară. Bă, voi vă bateți joc de mine, mă, unde, bă, Darusele, bă, îți bagi joc de mine, unde e, mă, Alice? Bă, nu mai dau mine. Unde e Alice? Unde e Alice? Voi vă bateți joc de mine. Bă, dar bă, știu, mă, că tu ești Darusel, mă, știu că tu ești Darusel, că nu... Bă, nu sunt! Păi, mă, ce bă, sunt? Bă, spuneți-mi ce prank îmi faceți. Nu facem nimic. Fii antrenă, bă, Rafaele, știu cum să scazi. Fii antrenă, bă, Mă, ce? Mă, Alice? Ați vorbit destul cu Darusel. Acum, dacă vrei să-l mai auzi, trebuie să faci tot ce spun eu. Trebuie să fac... Și ce trebuie să fac? Păi, în primul rând, vreau să vii cu mine la cumpărături. Mă duc să iau niște bani de la Darusel. Nu, eu vreau să vorbesc cu Darusel, în primul rând. Nu vreau să merg cu nicăieri. Eu vreau să-l aud pe Darusel. Vreau să-l aud pe Darusel să-l zică și el un cuvânt. Vreau să-l mai aud pe Darusel. Așa. Nu, ați vorbit destul. Haideți. Cum adică? Nu. Bă, Doamne, mă, ce se întâmplă, mă? Sper că e un vis. Spuneți-mi, bă, eu nu cred așa ceva. Sper că e un vis. Hai că vin, gata, unde vrei să mergi? Merge la cumpărături, am înțeles, și unde, ce vrei să cumperi tu? Ce vrei să cumperi? Că nu te înțeleg. Mi-am dat seama, nu ești Darusel, nu știi să conduci absolut deloc, dar nici Darusel nu știe, dar nu prea. Mă, ce faci? Unde mergi? Aici nu sunt cumpărăturile, aici e restaurantul. Nu, am să fac ceva care probabil nu o să-i placă nimănui, dar... Ce vrei să faci? Cum adică faci ceva? Liniște. Ce vrei să faci? Liniște. Federico, eu sunt Darusel 2012 și vreau să pui peste tot postere în care îmi interzici să mai mănânc de aici burger. Așa, hai cu mine. Mă, ce-i faci, mă, lui Darusel? Mă, vezi că mie-mi convine, că scapă și Darusel de burger. Mă, ce faci, mă? Așa, bun. Ales, ia, uite, am luat mașina, ha, ce mai faci tu acum? Ales, fii atentă, vreau să facem o înțelegere, vino înapoi, nu fugi. Ales, mă, stai puțin, nu, stai puțin, că mi-am adus aminte de ceva, stai puțin, nu te arunca, mi-am adus aminte de ceva, stai puțin, mamă, nu, eu am vrut să dau cu mașina peste ea și dacă dădeam peste Darusel, mă, ce faci, mă, ce-i cu Darusel? Păi, eu n-am nimic cu Darusel, numai că dacă sunt în corpul lui, trebuie să profit, nu? Acum hai să mergem. Nu, lasă-mă pe mine, hai. Darusel, mai trăiești? Darusel mai e? Darusel nu prea mai poate vorbi acum, nu e disponibil. De ce nu mai poate vorbi Darusel? Are puțin scoci. Așa, și peste puțin, unde are scoci? Ce-ai făcut puțin? Mă, bă, stai puțin, voi faceți mișto de mine. Bă, Darusel, gata, Darusel, am înțeles. Ai o boxă, Darusel, ascunsă. Ai o boxă ascunsă și de pe boxă vorbește Alice. Am înțeles, Darusel, wow, cât de amuzant sunteți voi. Urcă odată, dacă sunteți vrei cei mai amuzanți oameni. Păi, cu Darusel, uite-l vorbesc, uite, mă uit la el, Darusel. Ce faci, mă, Darusel, ce faci aici? Nu e niciun Darusel așa. Bă, lasă-l să vorbească, te rog eu. Bă, dar să le vorbești, mă, nu mai faci numai mișto de mine. Dă-te jos, hai. Ce faci aici? Așa lași mașina, bun. Acum tu vii cu mine în bărcuță. Bă, eu nu merg cu tine, merg cu Darusel aici. Îl văd pe Darusel, ai zis că e corpul la Darusel, doar vocea ta e. Da, dar eu îl controlez, așa că tu vii cu mine. Și unde mergem acum? Hai să vezi ce o să fac. Mă, ce se întâmplă aici? Nu, stai că iau barca asta, am sărit, iau eu barca asta, așa, merg cu barca asta. Mă, ce se întâmplă? Ce faci mai aici? De ce vii aici la asta de concurs de construit aici, dar am făcut cu casele astea? Ce faci tu aici? Bă,
Băi, în primul rând trebuie să facem niște modificări. Ce modificări? Cum adică să faci modificări? Nu, că Darusel nu e, Darusel, dar nu faci nicio modificare. Nu, n-ai voie să faci nicio modificare. N-ai voie dacă faci o modificare. Eu cu Darusel ne mutăm de aici și tu nu o să ne mai cunoști. Ai înțeles? Nu cred că mai are nevoie de mașină, nu? Nu, stai puțin, nu, că astea nu sunt ale lui. Astea nu sunt ale lui, sunt de la concurs de construire, sunt ale oamenilor, dar... Bun, acum hai cu mine să mai facem modificări. Mă, că era prea urâtă mașina. Nu, gata, lasă-l, Darusel, m-auzi? Nu, stai, mă, stai puțin, nu sparge, n-ai voie să spargi asta, n-ai voie, la modul cel mai serios, n-ai voie să le spargi. Așa, mănâncă burger, asta-i Darusel acum, bă, Darusel, ce se întâmplă? Ce ceva, Alice? Acum ce? Alice, îl lași să vorbească sau îl întrerup? De ce îl întrerup să vorbească? Lasă-l să vorbească. Bine, Alice, Rafael, acum o să intru în corpul lui Alice, hai, acum vin. Mă, Alice, ce-i faci la ei nebunii și pe ăsta nu mai știi să mai vorbească? Ce-i faci? Îi controlezi și vocea, ce-i mai controlezi? Da, bă, ce se întâmplă mai aici? Pot vorbi cu el prin minte doar, așa că nu prea știu exact nici el ce vrea să spună, dar știu că e zăpăcit. În fine, hai să mergem să mai vedem. Lasă-l să vorbească, mă, ce-i faci? Mă, nu, bă, n-ai voie să umbli astea, ți-am zis. La modul cel mai serios, n-ai voie să umbli astea, vorbești la modul cel mai serios. Da, bă, lasă-mă să vorbesc cu Darusel, Deci fii antenă, bă, Rafale, eu acum bun, poți intru în corpul ei. Cum adică? Păi cum intrăm în corp? Bă, cum adică, mă? Păi, bă, Rafale, sunt magician, ai uitat? Păi, da, și acum vreau să revii tu, Darusele, cum adică? Ce se întâmplă aici? Păi, nu, bă, Rafale, am făcut schimb de vezi, bă, Rafale, dar nu știu cum ia ca eu să nu pot să intru în corp. Păi, da, e, bă, că eu sunt magician, bă, Rafale. A, ești magician, da, am înțeles, ești magician, Darusele, păi și acum ia să te văd, Darusele, cum intri tu în corp? Ia să te văd, Darusele. Unde? Ia, ce faci? Unde pleci? Unde pleci, mă? Hai că te aștept. Ce vrei să faci, Doamne? Aolea, mă, nu, eu nu mai suport. Rafale, poți să deschizi ușa? Ce? Bă, stai puțin, azi. Bă, stai. Da, deschide-o, hai. Ce, mă, gata, mă, stai puțin. Pe și ce se întâmplă aici, Darusele? Ia să vedem, mă, ce? Bă, stai puțin. Bă, ce faci, mă, Darusele? Bă, ai ți-ai venit, gata, Darusele, ți-ai revenit, mă, uite că stai, Darusele. Ce, mă? Eu sunt Darusica, dă-mi 12, sunt Darusica. Mă, cum, bă, da, nu mai facem, mă, mișto, bă, gata, mi-am dat seama, uite că ăsta e tătuș, Darusele, uite că ai mâinile mici, acum nu le mai ai mari. Cu cine vorbesc, mă, cu cine, bă, Darusele, ce faci, mă, Darusele, uite ce mâini mici ai, tu ești Darusele acum, ce vrei? Bă, stai puțin, Păi stai, ce așa rămânesc pentru toată viața? Da, yeee! Mă, Alice, poți să-mi spui și mie ce căutăm aici? De ce suntem pe platforma asta? Unde să construiești? Unde să fac toate astea? De ce m-ai adus tu aici? Cum ai făcut tu legătura cu oamenii care construiesc astea? Ce, mă aduci să construiești cu mine sau ce faci tu aici? Hei, păi cum adică? Am vorbit cu cei care organizează evenimentele astea și le-am spus că pentru că am făcut data trecută doar cu Darusel, acum vreau să fac cu tine. Vrei să faci cu mine? Și ce vrei să faci cu mine? Ce vrei să facem acum? Tot casă sau ce vrei tu să faci cu mine? Nu, cu tine o să fie mai special. O să cum facem adică mai special? De noob versus pro. Cum adică ce să facem, mă, casă de noob versus pro? Păi stai puțin că nu să ce tu m-ai adus aici noob versus pro. Eu fac doar cu Darusel, nu fac eu cu tine. Cum să fac noob versus pro cu tine? Păi cum adică faci și cu mine, cum ai făcut cu Darusel? Aolo, mă enervez. Bine, am înțeles. Deci vrei și tu să faci și cu tine că tu ești fana nebună, Alice, am înțeles. Ok, pentru asta și ce ai făcut aici? Ce? Rafael, ok. Și mi-ai pus și mie ceva în chesturile astea, măcar să vedem. Na, nu e nimic. Eu nu văd clasic. Și eu ce construiesc acum dacă n-am nimic? Înseamnă că nu facem nimic, nu? Și cum adică îmi dedic eu timpul pentru tine? Ce-i din inventar? Ia putoare. Da, să-mi iau și din inventar, da. Tot mă inviți aici, tu, mă. Când inviți pe cineva, când ești gazdă, trebuie să ai oaspeți și toate astea, trebuie să le faci pe placă. Că ce-mi faci mie pe placă acum? Că mă pui să caute prin inventar. Oricum, mai bine, pentru că tu oricum n-avei gusturi, tu nu o să faci absolut nimic, sincer, și o să câștig, o să fie foarte lejer pentru mine. Dar fii atentă, vrei tu să facem aici? Ok, facem o casă de noob, o casă de pro, facem adică două runde, una mai nașpa, una mai șmicheră. Eu o să câștig la ambele ca de fiecare dată, cum se întâmplă ca de obicei, sincer, și cu Darusel și cu toată lumea. Dar ce faci, mă, cu la mână? Nimic, ați supărat. Da, 100% mi s-a părut, în fine, fii atentă. Deci cum vrei tu să facem? Vrei să facem de nu versus pro, am înțeles, ok? Da. Dacă facem în felul următor, vreau să facem pe timp, nu vrem să stăm foarte mult, pentru că nu durează foarte mult, adică oricum eu n-am nevoie, adică pun, uite așa. Eu fac asta e casa și cam asta e casa și te-am bătut, adică sincer, atâta, ce n-am nevoie de mai mult. Da, bine. Cred că o să pierzi dacă faci așa, dar ok. Bine, Alice, hai du-te în partea ta, du-te repede, fugi acolo, pentru că o să dăm drumul chiar de acum, pentru că eu o să fac cea mai mică construcție și închide ușa, că nu vreau să mai vezi. Deci da, Alice m-a invitat aici la casa de nu versus pro, trebuie să facem o casă, ok, băi, versus
versus fete, adică nu mai e băieți versus fete, adică tot e bărban, da. Un fel de băieți versus fete, dar nu e cu Darius, el e cu mine de data aceasta și mă, ce facem acolo? Mă, Alice, ce faci, mă, tu trișești, uiți așa la mine, să vezi ce construiești, ce faci tu aici? Ia spune și mie. Ți s-a părut, la fel cum ți s-a părut atunci, am prima zi că eram la tine la geam. Da, eu cred că ai cam multe vedenii. Da, mi s-a părut, am cam multe vedenii și ce cauți tu aici? Cum te-am găsit-o fix aici atunci? Cum te-am găsit aici? De ce ești aici și nu ești în partea asta să construiești? Spune și mie. Mă uitam la ocean ca să-mi vină idei. Da, te uiți la ocean, ok, să-ți vină idei. Mamă, ce idee îmi vine mie acum să fac ceva albastru. Wow, sincer, am mulțumesc, nu știu ce idee are în cap. Dar haideți să începem acum cu prima construcție. Unde o să câștig? O să fie foarte lejer. Scrieți voi acolo în comentarii cu cine ține-l, dacă credeți că o să câștig eu sau Alice. Era să zic Darusel, dar din păcate Darusel nu e azi, pentru că na, iar m-a adus fana nebună de care nu mai scap. Gata, Alice, eu am ales materialele cu care o să concurez la prima rundă, la runda aia de noob. Nu o să fie ceva foarte, foarte special, dar eu o să zic că o să fie ceva super, super șmecher și chiar sunt curios. Spune și mie ce faci tu acolo, că sunt curios și eu și cred că e curioasă și lumea. Adică nu că sunt eu curios neapărat, dar lumea e mai mult curioasă pe mine, nu mă interesează că oricum știu că o să câștig. Păi eu m-am apucat aici să fac o casă de aia tradițională pentru Minecraft. Mă, stai puțin, bă, stai puțin, tu te uiți la mine că și eu fac din lemne și pare așa tradițională, sincer. Adică bine, nu pare că încă n-am făcut așa, dar sincer nu știu, ar părea ceva sau nu știu ce fac aici, fac ceva tot așa cum am făcut ultimele dăți, pentru că știu că ultima dată când am făcut casă cu Darius el de asta, am făcut ceva foarte random și a ieșit super, super mișto și de data aceasta chiar sunt curios cum o să iasă, sper să iasă mai mișto decât a fost atunci. Dar spune și mie, dacă te uitai tu la videoclipul ăla, să vezi așa, să iei notițe, nu de alta, că să vezi cum să fac case frumoase, cum să face ceva foarte șmecher, nu știu, te-ai uitat sau? Eu m-am uitat, numai că dacă am nevoie să iau notițe, pot să mă duc oricând să văd ce. Ce, stai puțin, cum adică, tu acum confirmi că eu fac ceva foarte șmecher și tu n-ai șanse în fața mea, ok, am înțeles. Deci tu acum vrei să concurezi cu mine pentru că eu sunt foarte, foarte bun și o să câștig, deci trebuie să mai iau și niște glesa aici, mamă, deci eu fac aici ca de fiecare dată. Și data trecută am zis că e ceva mai nașpa așa la aia de un dolar, dar de fapt e ceva foarte, foarte șmecher, pentru că până la urmă eu trebuie să fac numai lucruri șmechere, că numai cu asta sunt obișnuit, nu-i așa? No. Bine, cum zici tu, în fine, eu deja m-am apucat aici, fac aici foarte, foarte mișto, eu zic că ceva de genul trebuie să fie aici, uite, dacă mă duc așa, zic că fix așa e perfect, dar hai să vedem cum arată în partea asta, mamă, chiar nu știu ce fac, dar fac aici ceva, care știu că o să iasă într-un final foarte, foarte bine, dar hai să vedem, deci mai dăm aici așa, bam, 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 dăm și aici foarte frumos, bă, eu zic că o să iasă totul genial, dar abia aștept finalul, sincer, chiar sunt curios la final, dar... Fac o casă de aia tradițională de Minecraft, cu lemn, cu steagul României, pe pereți, și geamuri. Am înțeles, și altceva nu mai vrei să ne mai spui, ok, hai, atât, lasă. Mamă, bă, Alice, bă, nu-mi e să cred, uită-te puțin, adică n-ai cum să te uiți acum, dar abia aștept să vezi, pentru că eu am făcut exteriorul, încă n-am făcut interiorul, dar exteriorul, bă, arată prea genial, bă, eu nu știu de unde vin ideile astea, cum eu pot să fac așa ceva, sincer, mă, dar ce cauți, mă, tu aici, pe la ușile astea, că o dușile astea în continuu, bă, ce faci, mă, Alice, tu pe acolo? Că nu sunt la uși, îmi exploram casa, să văd dacă explore, da, îți explorez casa, să zic dacă ai făcut-o, bă, nu știu, bă, dar arată prea genial, bă, eu fac casetă în noob, dar le fac prea șmechere, sincer, bine că totuși aici nu o să folosim furniture-ul și de asta nu se numește de noob, pentru că aici folosim chestii din Minecraft, adică chest-uri, paturi normale și toate astea pe care eu deja o să le pun bine, paturile arată mai așa, nu sunt chiar foarte normale cum e în joc, cum ar veni, dar acum trebuie să pun astea pe aici pe jos, trebuie să pun felinare și toate astea, trebuie să pun unul aici, unul aici și unul aici și bă, scrie-mi, spune și mie, ce ai făcut tu acolo, chiar sunt curios, bă, că n-ai cum să mă bați, sincer, la modul cel mai serios, eu cred că nu o să mă bați, sincer îți zic. Păi, în primul rând, eu am făcut aici o terasă mică cu privire la ocean în care așa, așa. Pe scaun. Ce faci, ce faci, stai și te balancezi pe scaun? Păi, mă, stai puțin, bă, tu ce faci, mă, pui și scaune, faci și de-alea nebunii pe acolo, uite că pui și acum un scaun fix acum ca ai zis tu. Bine, nu pun ca ai zis tu, pun că trebuia să pun, sincer, hai că nu ca ai zis tu. Pun aici o floare. Nu te copiez, n-am cum să te copiez pentru că nu văd nimic ce faci tu adică acolo și nici n-aș vrea sincer să te copiez pe tine, la modul cel mai serios. Dar eu am făcut aici prin interior, trebuie să mai pun niște bookshelf-uri de fapt. Nu știu ce să mai pun, sincer. Am foarte multe chestii pe care încă nu le-am pus, dar nu știu ce să mai pun, sincer. Adică arată eu, păi eu zic că nu cred că mai am nevoie să mai pun nimic aici, că arată prea genial, sincer, și nu cred că ai cum să mă bați. Pot să zic că e gata, nu vreau să mai fac nimic. Eu zic că asta e ok, eu zic că e ok. Scrieți voi acolo în comentarii dacă e ok atâta sau dacă trebuia să mai fac, sincer, dar eu o să las așa pentru că cred că n-are cum să mă bată. Dar totul depinde de voi. Scrieți voi acolo în comentarii dacă eu am făcut mai frumos sau Alice. Alice, nu știu de tine, dar eu am terminat. Pot să zic că sunt gata, cam așa arată. Le prezint la lume până ești tu gata și spunem dacă ești gata, sincer. No, hai să zic ceva. Eu sunt gata încă de când ai început să vorbești cu Fanny. Cum adică ești gata de când? Păi ce puțin, păi se putea un puțin, păi Doamne, cum să fii mă gata de atâta timp? Nu, mă, nici nu vine să cred ce ai făcut mă tu acolo. Ai făcut, ce ai făcut casa? Ai făcut o casă, ai făcut un pătrat, un ce ai făcut? Ceva, nu. Doi pe doi, ce ai făcut? Am făcut o casă de aia tradițională, ca în copilărie, cu gratii. Bine, mă, bine, fii atent, vreau să vreau, vină aici. Dacă ești că ești gata, vină la ușă, vină la ușă. Spune-mi când ești la ușă pentru că vreau să merg direct la tine prima oară. Deschidem tu ușa. Când ai ajuns aici? Să-mi deschid. Ah, deci ai ajuns, gata, ia. Ce ai făcut? Mă, ce mă, stai un perete? Mamă, asta e casa la tine, mă, mi-ai făcut un perete. Ce ai făcut aici? E cel mai frumos perete. Păi și ce e asta? Asta e toată casa pe care... Ah, mă,
înțeles. Mă, ce e asta? Bă, ce facem aici? Bă, da, mamă, vezi că arată mișto cu terasa asta. Mă, dar stai, că asta nu prea e, nu prea e casă, nu prea e casă asta. E mai mult un un restaurant, ceva așa, țărănesc așa. Păi, uite, ai aici dulap în care vii, te schimbi frumos. Așa, tu te schimbi, mă, tu te schimbi în dulap sau în dulap pui hainele, că nu te înțeleg. Păi, și una și alta. A, și aici una și alta. Dar stai puțin, tu ești patriotă, că văd că așa roșu, galben și albastru. Ce ai făcut aici aici? Steagul României, gata, ești patriotă. Tu ia, ia, știi imnul, ia cântă imnul. Deșteaptă-te, Minecraft. Da, asta e, asta, asta era. Deja voi ieși la mișto. Hai, văd că încep să și râz. În fine, nu mă interesează. Dar hai să vedem ce ai făcut aici, mamă. Deci ăsta e tot ce ai făcut tu, măi. Asta e puțin slămoi, puțin așa la acoperișul ăsta. Mamă, bă. Bă, nu știu, sincer, că e de noob, sincer, e de noob, pentru că e de noob. O să-i dau nota 8. Eu îi dau nota 8, dar acum trebuie să trecem și la mine să vedem. Și mi-ai dat o idee că tot ai pus pe retirea asta, dar nu vreau să zic încă, pentru că o să zic la oameni când o să încep eu să fac acolo la aia de pro, unde o să te bat 100%. Dar pot să zic că deja te-am bătut lejer, pentru că deschidem acum ușa și spunem dacă ești pregătită. Mă, doamne, te-ai dus deja, mă, doamne. Bă, e cea mai urâtă casă care am văzut-o în viața da, mea. Da, acum, de care, pe care se spune. Mai du-te și tu pe la școală puțin, că ai vrut să vii la școală și ai făcut altceva tu când ai venit la școală. Nu prea ai fost cu minte. Nu prea, ce, gata, nu mai, gata. Așa. Deci fii atentă, vino afară să-ți prezint exteriorul, pentru că încă nu l-ai văzut. Uite, de 360, fă, uite-te peste tot și spunem ce părere ai tu. Ia uite aici ce mișto, îți place asta? Da, e foarte frumos. Da, e foarte frumos, eu te pun să-mi întreb ce e în spate și tu te duci, nici nu mă bagi în seamă. Ok, în fine, nu mă interesează. Dar acum vreau să-mi spui din ce ai văzut tu, ce note îi dai la exterior și după la interior. Ce note îi dai la exterior, da chiar? Deci, o să-ți dau nota care ai luat-o tu la test la școală. Adică pe care? 4. Acum vreau să vezi interiorul, pentru că interiorul e genial. Bine, nu e mai mișto exteriorul, dar uite și interiorul, cât de mișto arată, e o casă așa mai țărănească, e ceva super, super tare și spune-mi ce părere ai tu. Mie mi se pare că este foarte urât, îți dau nota 4 și la interior, 4 total. Da, bun. da, chiar eu îți dau nota după, uite, mă, atunci pot să-ți dau și eu nota 3 atunci, pentru că nota mai mare decât a mea n-ai cum să iei, sincer, la modul cel mai serios, adică nu știu ce faci tu aici, dar fiat, nu mă interesează, decid oamenii în comentarii, pentru că până la urmă tu nu ești în stare să decizi, nu știi tu nimic, dar fii atentă, acum trecem la asta de pro, unde o să te bat 100%, facem casa mai în spate și poți să zici adio, pentru că deja am câștigat. Lasă că vezi ce fac eu acum. Gata, Alice, eu mi-am ales câteva materiale, nu mi-am ales foarte multe, dar fii atent. Ce vreau eu să fac acum? Vreau să fac pe lângă casa asta, care o să fie o casă modernă. Încerc să fac eu o casă mai modernă, să văd dacă mi iese. Pe lângă asta vreau să fac și un gard, să fac foarte, foarte frumos este exteriorul și toate chestia astea genul. Și spune dacă tu te-ai apucat deja și ce ai în plan să faci. Eu fac o casă modernă, adică asta vreau să fac, dar spune ce ai tu în plan așa, ce te-ai gândit tu să faci. Eu deja m-am apucat de mult de casă și am în plan să fac o casă de aia modernă din America cu geamuri. Stai puțin, tu acum vrei să faci ca mine, că data trecută, că și data trecută la fel. Ai zis că faci ca mine, că nu știu ce, că faci o casă mai țărănească, așa, mai de-astea, tu mă copiezi cumva, iar din nou, ce se întâmplă aici? Tu vrei să mă copiezi în continuu, ce faci tu aici? Ai pe ei frumos să faci așa, sau? Te copiez, mă jur. Da, nu mă copiez, mă, mai ieși la mișto acum, mă, de ce vorbești, mă, așa, mă? Vorbește și tu mai mult, spune și mie mai multe chestii despre tine, că chiar sunt curios, ce casă faci tu acolo? Că... Păi, îmi fac o casă mov cu roz, așa, pentru fete. Așa. În care o să am tot așa un garaj, pentru că de acum așa trebuie să fac la fiecare casă, dacă am făcut în prima construcție, mergem așa mai departe. Da, vrei să faci tu cu garaj, am înțeles. Și ce te crezi tu că faci ceva foarte șmecher? Wow, cât de șmecher o să fie. Adică la mână ce mai știu, tu chiar o să faci ceva șmecher? Chiar așa mare încrederea în tine? Normal că da. E bine că ai încredere în tine, pentru că totuși trebuie să ai. Dacă n-ai tu, atunci cine să aibă încredere în tine? Sincer, dacă n-ai tu, atunci n-are cum să aibă altcineva, sincer. Dar spune, ce mai faci tu acolo? Am să fac o casă cu 2 etaje de data asta, nu mai lăsăm un etaj așa. Iar rest o să fie surpriză, nu mai am ce să zic momentan. Ah, da, surpriză, mamă, fii atentă, că am o idee aici, nu știu dacă o să iasă ceva foarte, foarte șmecher, dar să sperăm că așa, bine, în capul meu, ideea e șmecher, dar nu știu, să vedem acum ce o să iasă. Bine, ia să vedem că a ieșit ceva cât de cât așa, mamă, cred că, da, nu prea era ce mi-aș fi dorit o să iasă, dar, de fapt nu, că trebuie să fac așa, cred că e mai, nu știu, sincer, da. Lasă așa, dar acum trebuie să mă gândesc cum o să fac în continuare și, da, nu știu, da, nu mai am ce să zic, revenim cu rezultatul final, pentru că o să fie cea mai șmecheră construcție din lume și o să câștig
100% Alice. Eu nu sunt de părere cu tine. Bine, lasă. Ok, normal că nu ești de părere cu mine. Dar data asta fii atent. La modul cel mai serios, vreau să dai notă reală, nu cum ai dat data trecută, pentru că tu ai dat o notă nașpa, nu e notă reală și pentru asta oamenii o să fie mai strict la note și poate o să-ți dea notă mai mică. Cine știe, adică nu se știe, dar haideți să revenim. Bun, Alice, eu am terminat exteriorul și acum trebuie să mă apuc de interior, dar după ce mă apuc de interior, vreau să mai fac la exterior foarte, foarte mișto, să fac aici un mic gărduleț, să fac și până prin afară, să fac mașini, să fac toate astea, să fac un loc unde am animal, pentru că o să am și un animal. Dar înainte de toate, vreau să-mi spui și tu ce ai făcut tu și până le arăt acum, că eu acum le arăt la oameni cum am făcut, să scriu oamenii chiar acum în comentarii dacă le place ce am făcut până acum și eu vreau să aflu de la tine ce ai făcut sincer. Păi eu, după cum ți-am spus, o să fac o casă de asta așa mai modernă, cu multe geamuri, să se vadă absolut tot și pe din afară. Și ok, am înțeles. Și ce o să mai faci tu, altceva în afară de asta? Atâta, gata, asta e tot sau ce se întâmplă? Nu, păi mi-am făcut aici un balcon cu ieșire la ocean în care te arunci când vrei în piscină, să zicem așa. Ți-ai făcut și balcon? Mă, stai, bă, tu faci și plajă. Lasă că fac și o plajă, Dacă tu faci plajă, înseamnă că trebuie să fac și o plajă. Fii atent, uite acum e deja pumpat, tu vreau să are mamă cu barat ăsta, dar nu mamă, ăsta e prea de tot, dar cred că o să-l pun. Nu, îl punem așa ca să fie mai așa, mai specifică. Vedeți că avem aici negru, gri, toate astea. Eu zic că se potrivește și alb arată perfect. Acum vreau să pun aici fix lângă un dita mai ursulețu și hai să schimbăm și pe ăsta să le vedem mai așa unde. Bă, cred că las așa și mai pun unul aici. Mai pun încă unul. De ce n-aș pune eu doi? Că uitați-vă ce mișto arată și îl punem fix pe ăsta. Sau de fapt, nu, îl pun pe ăsta. Ba nu prea arată bine. Bă, parcă ar merge unul la fel, dar nu. Haideți că îl pun pe ăsta. Și acum, haideți să mă ocup aici să pun aici mare televizor, să pun aici, deci trebuie să fac aici cu slab foarte, foarte frumos să se vadă, foarte, foarte frumos, pentru că, bă, eu chiar fac ceva foarte șmecher, adică eu sunt mândru așa cât așa. Sincer, într-un fel mi se pare mai mișto ce am făcut la prima oară, dar ce o să se întâmple până la final, o să fie mult mai mișto decât ăla, sincer. Am să-mi fac aici o spație pentru elicopter. Mă, ce stai puțin, stai puțin, tu ai și elicopter și de astea, că nu suntem la de $1,000,000, ce faci tu aici? Păi cum adică, eu îmi fac și elicopter, ori ne respectăm, nu ne mai respectăm, ai dreptate. Deci eu o să las pe ăsta mov așa, că arată mișto, sincer, arată mișto. Și ăsta, bă, cred că l-aș lăsa așa, dar, mamă, nu, așa, lasă, mamă, arată perfect. Mamă, cum arată ce am făcut aici, foarte, foarte, foarte șmecher, dar ce mai am eu de pus acum, în afară de asta, trebuie să mai pun consola asta, dar o punem în partea asta, pentru că până la urmă te joci la televizor, nu pe consola, nu te joci la în partea cealaltă, cum ar veni, și o punem fix pe aceasta, pe aceasta o să. Bă, eu zic că am făcut aproape tot, mai am aici să pun și carpetă pe jos, pentru că încă n-am pus absolut nimic, sincer, pe jos, acum trebuie să fac, ai răbdare. Deci fii atentă, eu o să fac ceva foarte șmecher și o să zic că o să câștig foarte lejer, sincer. Nu sunt de aceeași părere cu tine, eu spun că eu o să câștig. Ok, bine, tu, pe normal că spui, adică mie îmi place că ești încrezătoare în tine, că crezi în tine și toate astea, dar ce spun eu acum e că eu nu o să mai fac, acum în interior nu o să mai fac absolut nimic, doar vreau să mai pun aici o floare, pentru că mi s-a pus mie așa pata să pun o floare. Uite, ia o plantă acum foarte frumos, o să iasă ceva super, super tare, dar uite, am pus trei aici, mamă, arată perfect, eu zic e ok, nu cred că mai am nevoie să mai fac absolut nimic în interior. Acum vreau să mă ocup de exterior și spunem ce mai faci tu acolo, până mă ocup eu aici de exterior de toate astea. Punem și pe aici niște plante ca să arate frumos. Da, acum repede, că zic eu că pun plante, acum pun și pui și tu repede plante, cum vine asta? Pui că pun eu plante, pui și tu acum, ce înseamnă asta? Cum, adică e frumos să faci așa? Păi da, eu nu pun cu intenție ca să te copiez sau așa, pun că mi-a venit ideea. Da, ți-a venit ideea, păi ideea asta de unde ai preluat-o? Ia spune și mie, de unde ai preluat-o ideea asta? De la casa cealaltă, tradițională. De la casa tradițională, ok, deci fii atent. Eu acum o să fac aici un mic de ăsta, dar nu știu pe unde să-l fac, cred că de fapt, nu, fii atentă, nu mai fac aici, de fapt, ba da, mamă, eu nu mai știu ce să mai fac, sincer, arată cam, pentru că l-am făcut prea aproape de ăsta, dar nu știu pe unde ar trebui să vină, sincer, de fapt, nu cred că o să mai fac în față și o să fac doar pe aici, prin părțile astea, pentru că, de fapt, în față nici n-am nevoie, acum stau și mă gândesc, chiar n-am nevoie în față, pentru că e intrarea și restul aici, prin curte, o să fie direct pe aici, dar, de fapt, bă, cred că aș avea, mamă, nu știu cum să mai fac, sincer. Mamă, ce fraier ești, înseamnă că o să câștig 100% dacă... Bine, ok, doar vreau să te testez așa, vreau să te testez așa, să văd ce zici tu, sincer. Da, normal că vrei să mă testez. Alice, am revenit cu o veste proastă, deoarece parcă nu-mi place așa cum am făcut eu gardul ăsta. Mă gândeam la altceva, dar de fapt mi-a venit altceva în cap și a ieșit cam așa. Nu știu dacă arată ceva foarte șmecher, dar cu asta ai un avantaj, adică nu știu, pentru tine e ok, pentru mine nu prea e, dar într-un fel eu tot o să câștig, sincer, pentru că eu sunt Rafael și o să fac mult mai mișto decât tine de fiecare dată, pentru că eu te-am bătut la prima 100% și la a doua, bă, eu zic e mai ok, sincer. Eu nu sunt de aceeași părere și chiar mă bucur că ai spus tu că nu prea place cum arată. Ok, pe fiecare, pentru treaba asta o să fac aici prin interior, prin exterior, o să fac pe aici prin exterior, o să fac o mașină, o să fac mai multe chestii, pentru că trebuie să fac mai mișto, ok, aici că avem o grădină, de-aia mi-am făcut curtea asta foarte frumos, să fac mai multe chestii. Gata, Alice, eu am terminat-o, nu mai vreau să fac absolut nimic, am făcut aici
aici o mașină foarte frumos. Aici e foarte frumos garajul, cum ar veni din partea asta. În partea asta avem câinele care, bă, unde e, mă, câinele? Bă, asta e, l-am văzut pe aici. Bă, unde e și, mă, câinele? A, e și pe la mașina aici. Câinele e pe afară. Ok, am înțeles, nu mai contează asta, dar cam așa a ieșit. Am făcut aici, ne-am pus niște flori așa de aranjament floral, cum s-ar spune, foarte, foarte frumos în împrejurul casei, ca să dea o formă mult mai interesantă. Și pe aici este intrarea, intri foarte frumos aici și cam asta este casa și cam atât. O să-ți arăt eu acum. Vreau să vin acum direct acolo la jumate. Vreau să-mi spui dacă ai terminat. Sper că ai terminat, pentru că am terminat și nu vreau să mai aștept, sincer. Normal că am terminat. Eu am terminat de mult chiar. Da, așa am zis mereu, măi. Fii atent, de data aceasta vreau să vii prima oară tu la mine și după vreau să vin eu la tine, pentru că sunt curios cum o să fie, pentru că prima oară am venit eu la tine, acum vreau să fie invers. Și hai mai repede, pentru că ai terminat și văd că ia, deschid ușa, nu e nimeni aici. Unde ești? Vin chiar acum. Da, vii chiar acum. Am înțeles. Unde vii? Unde vii? Asta e că mă uit. Fii atent, eu vin direct. Vreau să văd ăsta al tău. 3 2 1. Ce, mă, ce e ăla? Mă, tu l-ai făcut cu move? Ce ai făcut? Nu. Ai spus că mergem mai întâi la tine, mergem. Ah, da, chiar stai că am uitat. Aolo, scuze. Gata. Sau nu, hai, mergem tu la tine pentru că am mers prima oară. Fii atent. Hai să mergem la tine pentru că am mers prima oară și vreau să-mi prezint. Bă, ce ai făcut aici? Ai făcut elicopter? Ce ai făcut? Și pe unde vine elicopterul ăsta? Pe unde urce? Așa nici nu ai făcut de aia de elicopter. Pe elicopterul cum vede unde sus? Ah, ba da, mă, ai făcut, mă, iartă-mă pe mine, iartă-mă pe mine. Deci fii atentă. Vino aici în față, mamă, vreau să văd așa din împrejur. Mamă, ai făcut și plajă aici. Bă, dar stai puțin. Sare așa în apă și cum ai ajunge înapoi? Aia e problema ta. Ai păi stai puțin. Păi nu e problema mea, pentru că tu stai aici la plajă. Ce? Tu doar faci plajă și nu cazi în apă, nu? Nu te arunci în apă, nu? Da, nu vezi că aici eu stau să mă bronzez. A, te bronzezi tu? Foarte, foarte bine, foarte bine. Mamă, cum arată cu geamurile astea. Băi, genial, chiar îmi place, sincer, îmi place mai mult decât la prima. Și e un fel, într-un fel e bine că îmi place mai mult decât la prima, adică e normal, pentru că asta era de noob, asta e de pro și chiar arată mișto, ai făcut și garajul, te-ai ținut de promisiune, brown boom, bravo, bravo. Și acum, hai să vedem și interiorul. Bă, dar tu le faci cam la fel, că mi se pare că așa ai făcut și atunci, tot așa. Mă, dar unde au loc toți câinii ăștia să doarmă? Păi cum adică? Au loc aici, într-o căsuță. Păi într-o căsuță așa și uite de cât ăștia de mari sunt, doamne, nu știu, sincer, dar hai să vedem ce mi-ai făcut tu aici. 3 ursuleți, ai o boală cu ursuleții ăștia, după cum se poate vedea, ai făcut ce aici, o baie, mamă, cum arată baia asta, ți-ai pus aici oglinzi multe, bă, tu stai aici cu toate astea aici, tu cât te machiezi tu, pe bune, adică ai nevoie de 7000 de oglinzi? Păi, dar cum adică corpul ăsta nu se face peste noapte? Da, am înțeles și aici ce e, mamă, camera cum arată genial, arată mișto, bă, dar nu prea dă bine ăsta amaro aici, nu știu, ai încurcat-o cu ăsta. Eu cred că nu vezi tu bine. Ah, da, așa mai zicem și eu, Bă, arată mișto, îți dau tot nota 8, sincer, dar sper să-mi dai și tu o notă mai ok, pentru că tu nu-mi dai o notă realistă, sincer. Bine, hai că am să-ți dau acum. Bine, de data asta, dacă vrei să-mi dai tu o notă mai realistă, hai să trecem fix la mine, pentru că eu am făcut ceva foarte... De fapt, nu, sincer, la un mai serios, mie mi se pare că am făcut mai mișto prima oară, dar e la alegerea ta, ce o să crezi tu, pentru că înainte de toate vreau să-mi spui ce notă îi dai tu la asta, pentru că nu mi-ai zis, bă, zi-mi o notă corectă, ce notă îi dai tu la asta? 7.50. Oh, bun, și acum vino în spate, repede, că aici avem, ia, uite-te, ce avem noi aici, direct, cea mai șmecheră casă din lume, bine, nu e cea mai șmecheră casă din lume, dar e o casă foarte șmecheră, uite, din jur împrejur cum arată totul, și gardul aici, uite cum am făcut aici în spate, îți place gardulețul aici, ia, uite-te. Da, dar e cam înghesuit. Păi înghesuit, că na, l-am făcut cam aproape, asta e ideea, dar, bă, nu știu, mie mi se pare ok, uite că a revenit câinele, a intrat în curte, în coteță, uite, vezi că îți fac prezentarea, uite câinele, uite-l, cu ce pe aici, zorele, ce faci, mă, pe aici, taică, uite, îți place cum arată asta? Da, e foarte frumos. Vreau să intri și în interior și vreau să-mi spui momentan ce părere ai tu de ce ai văzut până acum. Păi eu momentan aș da un 6 pe ce am văzut, că e cam înghesuit și nu-mi place. Ok, și în rest acum intrăm. 3, 2, 1, ești gata? Da. Hai, 3, 2, 1, să vedem. Ia uite aici, cam așa arată locul meu. Așa, mișto, nu, e plejer, adică nu e prea mult, dar ai esențialul, tot ce trebuie, adică ai o sesiune de gaming. Practic e o cameră de gaming asta. Tare, oameni buni, și bine v-am găsit aici, eu sunt Rafael. Da, deja s-a apucat de... Vedem că Alice deja s-a apucat. Mă, de ce râzi? Te-ai apucat de făcut aici? Ia uite, îți place ăsta? Că uite, e potrivit pentru tine scaunul ăsta. Poți să trebuie să-l folosești. Vrei să facem schimb de scaune? Să ți-l dau ție pe ăsta? Nu ți-l dau. Cam atât este. Vreau să dai o notă finală, pentru că atât. Nu mai avem nimic de făcut. Vreau să dai nota finală, pentru că eu ți-am dat nota finală, a fost nota 8, parcă tot la fel. Vreau să spui tu acum o notă și oamenii să spună după tine, pentru că fii atentă. Cine câștigă acest videoclip? Cine câștigă acest concurs? În următorul concurs se va duela cu Darusel. Oh, bine. Eu am să-ți dau nota 8.50. 8.50? Mamă, bă, simt, dai una notă mai mare la ăsta decât la data trecută? Păi, da, pentru că eu nu sunt ca Darusel, să-mi pasă numai să câștig. Băi, nu, stai puțin, da, mie mi se pare. În fine, nu contează. De fapt, ambele sunt mișto, mă, ambele sunt mișto. Uite, mamă, cum arată ăsta aici, nu l-ai văzut pe ăsta. Ia zi sincer, ai văzut, E foarte frumos. Îți place candelabru, deci fii atentă. Cam atât e, vreau să scriu oamenii acum în comentarii. Și ce trebuie să facă oamenii în afară să scrie cine câștigă? Trebuie să dea like, comentariu, share și subscribe. Da, ați auzit foarte bine, cam atât a fost.
papa a fost fană nebună cu voi aici alături de mine. Sper să nu mai fie alături de mine niciodată. Papa. Pa. Alice, uite, mi-am pus survival acum. Acum poți să faci tu cum vrei tu să faci, că am văzut că vrei să dai mine, adică nu înțelegeam ce vrei să faci, dar dă-i acum mine, să fie așa, că să fac ție plăcerea. Hai, dă-i. 3, bine. 2, 1 și... La revedere, oameni buni! Haha, eu am câștigat preu canalul. Băi, e foarte frumos afară, adică îmi place, bă, dar nu știu unde a plecat Dariusel, sincer. Stau așa de dimineață, Dariusel n-a mai venit, eu nu știu unde a plecat, nu l-am găsit direct, nu e în casă, nu e nicăieri, mă, ce să... Bă, ce facem ăsta? Bă, Dariusel, Dariusel... Bă, ce faci, mă, Dariusel, de unde ai furat tractorul ăsta? Ce faci tu cu tractorul ăsta? De unde l-ai furat? Bă, nu, bă, Rafael, l-am câștigat, mi-a dat cineva un tractor gratis. Cum adică s-a dat cineva un tractor gratis? Mă, păi și tu ce faci cu tractorul ăsta, Dariusel? Pentru ce, pentru la ce îl folosești tu tractorul ăsta? Că nu te înțeleg. Pe fetele, bă, Rafael, mă fac fermier. Yeah! Ce te faci, mă, te faci fermier sau ce zici acolo, bă, Dariusel, să ce fermier, nu fermer? Ce înseamnă baia? Bă, Dariusel, stai puțin, de unde ai, mă, tu tractorul ăsta? Cine ți l-a dat ție tractorul ăsta? Pe, bă, Rafael, mi-a dat un YouTuber, bă, îl cheamă Mădălin Argoș. Ce, mă, cine, mă? A, pe, bă, Rafael, fete, n-ai cu mine în casă, că ți-arăt ochii. Ce, mă, bă, stai puțin, mă, unde mi-arăt, mă, ce mi-arăt tu în casă, Dariusel, ce mi-arăt în casă, că n-ai ce să mi-arăt în casă. Uite, tractorul e aici, ce mi-arăt tu în casă? Faile, bă, ești prost? Îți arăt canalul ăla, nu, Mădălin Agro. A, mi-arăt canalul, păi stai mă puțin, păi stai, ia arată-mă, Dariusel, ce mi-arăt, mă, tu, bă, lasă-mă ușile, de ce mi le închizi așa, bă, Dariusel, ia ce, mă, ce-ai găsit, mă, tu, Dariusel, și de unde zici tu, bă, tu ai câștigat ăsta sau de unde ai zis, ți-l-a dat așa pe gratis, ce s-a întâmplat, de unde ai tu tractorul ăsta, spune și mie, sau l-ai furat cumva? Bine, nu, bă, Rafale, l-am câștigat la give, bă, că mi-a dat mie 1000 de lei că am câștigat și mi-a luat tractorul, bă, Rafale, și acum sunt fermier. Viața de fermier e cea mai bună, yeah, stai. Bă, cum ești, bă, tu fermier, bă, Dariusel, stai puțin, tu, dacă ai tractor, gata, ești fermier, pe unde ești fermier, unde, ce, unde te duci tu să faci, să dai așa, să dai cu tractorul, să mergi cu tractorul, ce faci tu, Dariusel, tu crezi că ai devenit fermier dacă ai un tractor, wow, bă, Dariusel, știi ce înseamnă să ai un tractor, Dariusel, măcar? Nu, de ce? Păi, Dariusel, ca să ai un tractor, trebuie să te duci așa pe câmp, pe toate astea, Dariusel, trebuie să ai grijă de el, Dariusel, trebuie să bagi foarte, să ai foarte mulți bani, Dariusel, să întreții tractorul ăla, că se strică, Dariusel, ce faci dacă se strică tu, dacă se strică, ce faci tu la tractorul ăla dacă se strică? Păi, mașina, da, învins mașina. Bună idee. Nu mai bine o vin spata, Dariusel, că așa nu te mai plimba cu mașina de mult. Te-ai plimba numai cu motoreta. Acum văd ce, Dariusel, nu te mai plimbi nici cu motoreta, te plimbi cu tractorul tu acum, nu? Nu, bă, Rafale, mă plimb cu tine. A, bine, mă, Dariusel, fii atent. Păi hai, mă, arată-mă ce vrei să-mi arăți, că nu înțeleg ce voi tu să-mi arăți mie. Ce mi-arătai tu mie? Ia arată și mie ce voi tu să-mi arăți, Dariusel. Chiar sunt curios ce mi-arăți tu pe calculator. Dă-i drumul la calculatorul ăsta mai repede. Pune-te pe calculator, Dariusel, și arată-mi și spune despre ce e vorba, că nu înțeleg. Ce-ai făcut, bă, ai dat tot. Bă, Dariusel, bă, tu iar faci magii de alea, bă, Dariusel, uite cum îți levitează ăsta, Dariusel. Doamne, Dariusel, du-te că deja mă și enervez cu astea. Hai, bă, arată-mi și mie ce ai făcut acolo. Chiar sunt curios despre ce este vorba, Dariusel, că sunt interesat, sincer. Am auzit de tractoare de astea, bă, chiar sună interesant. Păi fii atent, bă, Rafael, uite că mi-a apărut recomandate, uite. Ce ți-a apărut, mă, la recomandate, Dariusel? Ia arată-mi și mie ce ți-a apărut. Dă-te mai așa că nu văd. Ce ți-a apărut? Ce spune-mi? Uite, bă, Rafael, cum face cu drona, cu tractorul? Mamă, Dariusel, cu drona, cu tractor, bă, sunt mișto ăsta, bă, Dariusel, bă, stai puțin. Cum ai găsit tu videoclipul ăsta, Dariusel? La cine l-ai găsit? Cum ai găsit tu videoclipul ăsta? Pe Rafale, mi-a apărut recomandate. Și uite, pe Rafale, din ferma aia poți să faci burger. Ce, mai poți să faci burger? Bă, stai puțin, mă, cum? Bă, Dariusel, cât ai burger? Bă, stai puțin, pe ce fermă, Dariusel? Unde? La ce fermă? Tu te-ai gândit să-ți cumperi fermă, să-ți faci fermă acum sau ce? Păi nu, pe Rafale, bă, avem noi ferma aia cu mine, să rătai. Ce fermă, mă, ce avem, mă, Dariusel? Bă, stai puțin, mă, Dariusel, deja ți-ai luat tasa de fermier, te crezi acum mare fermier, Dariusel, gata, ce-ți faci și la vocea, Dariusel, te crezi? Ai voce de fermier acum, nu? Da, bă, Rafale, da, Dariusel, da, ești mecheră, bă, stai puțin, bă, Dariusel, stai puțin, că n-am înțeles ceva de la tine. Tu unde lucrezi? La cine? La ce firmă ai văzut tu, Dariusel? Bă, Rafale, e acolo o firmă lângă bunica, că de ce mi-a la mașina? De la fermă. Ce, mă, ce se luamă de la fermă, bă? Ce bunică ta, mă, Dariusel, ce bunică ta? Are bunică ta fermă, mă? Păi da, bă, Rafale, și fiatele la bunica mea, tot e acolo un magazin care vinde tractoare și mi-a luat de acolo, mi-a luat băiatul ăla. A, ți-ai luat tractor de acolo? Păi și stai puțin, și tu ce faci cu tractorul așa? Ai zis că, bă, Dariusel, dacă ți-ai luat tractorul de acolo, dar n-ai fermă, unde te duci cu tractorul ăsta pe câmp? Unde te duci tu, Dariusel? A, pe fiatele, Rafale, că acum îți trebuie, hai, urcă sus, urcă sus. Gata, hai, că urc, Dariusel, bă, Dariusel, pe n-am cum, bă, să urc, bă, Dariusel, trebuie să merg, stai că iau bicicleta, Dariusel, iau moto, ia că ți-am motocicleta asta, Dariusel, ți-o iau pe asta, ți-o. Cum, mă, dar, păi, și cu ce vrei să vin, Dariusel? Hai că nu, hai că merg pe jos, Dariusel, că deja mă enervez, nu vreau să consum benzina la motorina la mașina mea, că e degeaba, sincer. Hai, bă, Dariusel, că eu am ajuns deja, ce faci, mă, aici, Dariusel, asta e firma, mă, eu am ajuns, tu, bă, Dariusel, te grăbești și tu ce mergi așa de lent cu ăsta, Dariusel, sau ce se întâmplă cu tine? Pe, bă, Rafale, bă, tractorul ăsta e ieftinul, tu normal că merge, bă, ca tine, bă, ca mel cum merge, bă. Cum adică merge ca mine? Cum a merge ca... Cum să meargă ca mine? Că eu am ajuns repede, Dariusel, cum adică el n-a mers repede, Dariusel, ce spui, mă, tu mie aici? Bă, Dariusel, cine ți-a dat ție tractorul ăsta? Cine ți l-a dat ție? Mădălin Agro.
Nagru. Ah, Mătălin Nagru, bă, dar să, bă, vezi că chiar arată, chiar arată mișto, mie chiar îmi place, bă, dar să și văd că mă interesezi, îți place așa să te plimbi cu tractorul, să mergi cu toate astea, că văd că cam spus, cam place să, dar să așa. Ei, bă, Rafael, dacă iau burger, normal că îmi place. Clasic, dar să, deci dacă e cu tractorul ăsta, tu poți să faci burger, că faci aici mâncare foarte multă, foarte multe chestii pentru burger, dar să pentru ție îți convine, normal, dar să le, nu, e clasic, sincer. Bă, da, stai, bă, dar să le, ăsta bună ziua, bună ziua, sunteți cu, dar să le, cine e domnul? Ăsta e domnul Gregor. Bună ziua, Gregor, ce faci, bă? Bă, dar să le, bă, stai, bă, dar să le, tu așa vorbești, mă, cu domnul ăsta de bă, vine puțin pe aici, dar să le. Bă, dar să le, am și o întrebare, cine e domnul ăsta? La mod cel mai serios, că ai, am înțeles, ai zis ceva, McGregor, cine e, bă, dar să le, e boxer, e luptătorul McGregor, cine e ăsta, dar să le? Nu, bă, Rafale, bă, ăsta e omul care deține toată ferma. Ah, deține toată ferma, mamă, cât de, mamă, ești prea șmecher, bă, dar să le, la modul cel mai serios. Și fii atent, fii atent, că eu am văzut ferma asta multe de la bunica ta, că bunica ta, adică stăteam aici, dar să le, mai știi când stăteam noi aici, am văzut-o și chiar mi s-a părut foarte interesantă, dar să le, foarte mișto, bă, dar să le, dar tractoare, bă, dar să le, stai puțin, și el de unde a avut bandă toată asta și acum facă toată ferma asta, dar să le, se ocupă cu chestia asta? Păi nu, bă, Rafale, tu, Mădălin, la ăștia, tu te tragi, doar ele ăsta sunt tot toate de la Mădălin. Cum adică, mă, dar de la care Mădălin, băiatul la Mădălin de pe YouTube, te-ai zis tu? Mamă, dar să le, da, mamă, dar să le, bă, dar să le, bă, vezi că arată mișto, bă, dar să le, păi stai puțin, tu te-ai angajat aici, cum te-ai angajat, dar să le, că nu înțeleg, tu, dar să le, tu ești copil, ești mic, cum să te angajezi pe tine, tu ai experiență măcar, dar să le, ai mai folosit cumva tractorul vreodată și ai mai fost la ferme, la d-astea, să faci tu, mă, să muncești tu, dar să le. Păi da, bă, că mă pune bunica la sapă. A, te pune, când te, că unde te pune, mă, dar să le, că nici nu mai stai cu bunica ta, cine te pune la sapă, bă, dar să le, nu mai minți, mă, bă, 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 se... Când eram cu bunica, când eram cu bunica, mă punea mereu la sapă. A, te punea mereu la sapă, nu știu, eu n-am văzut asta, dar să le, poate înainte, sau ai tu vedeni, dar să le, nu știu, poate visai tu, sincer, la modul cel mai serios, bă, dar să le, dar stai puțin, păi și tu ce faci acum, ia stai, că n-ai zis că ești la muncă, nu ești la muncă, n-ai zis că te-ai angajat sau ce, nu trebuie să muncești acum, ce stai cu mine de vorbă? Da, frate, te-a lăsat. A, da, l-ai mai lăsat, stai, bă, ce faci, mă, dar să le aici? Auziți, domnul, auziți, da, dumneavoastră, cum l-ați angajat pe băiatul ăsta, că e cam prost în achi, copil mic, nu l-ați văzut cât de fraier, e așa de... Bă, ce, du-te, hai, ce, bă, te-a lăsat, bă, domnul McGregor, domnul McGregor, vă rog să-l dați afară, bă, stai, că dacă nu, îl dau eu afară, ok? Bă, stai, mă, dar să le, bă, stai, mă, cu minte, bă, lasă, hai, mă, du-te, dar să le, du-te și munciște, că vreau să mă uit așa. Mă, ce are, mă, dar să le, stai, bă, mie nu-mi vine să cred, deci a găsit el pe YouTube deja, dar să le, a descoperit o nouă pasiune, dar să le, plac tractoarele, chiar nu știam asta, bă, dar chiar sună interesant, sincer. Hai acum să merg, vreau să merg acum repede după, dar să le, să văd și eu ce facem aici, ce a învățat el de pe YouTube de la băiatul ăla, Mădălin Agro, parcă a zis el, chiar sunt curios, ce a învățat, mă, bă, ce fai, mă, dar să le, aici, bă, ce, bă, ce, doamne, bă, dar să le, asta, bă, ce fai, mă, dar să le, ce... Speretoare, dar să le de poster, dar să nu vină aici, tu ești, bă, dar să le ai spatul, pune repede la loc, că după vine omul ăla și te dă afară, bă, dar să le, ce faci, mă, aici, bă, bă, tu nu știi ce e asta, mă, tu-ți bagi joc, dar să le, te-ai speriat de speretoare asta? Păi da, bă, Rafaie, bă, că e-mi frică și doare, hai, lasă-mă să muncesc! Hai, muncește, așa, da, da, să te văd, dar să le, să mai sperie și de asta, hai, că nu s-a speriat de asta, bă, mie nu-mi vine să te cred așa, mă, dar ce muncește, dar să le, mă, ce știi, mă, ce faci, mă, la, bă, dar să le, bă, ce faci, bă, dar să le, bă, bă, ce faci, mă, furi acum, sau ce faci? Uite, tu și recoltezi. La, ah, la, da, pui la loc, clasic, clasic. Bă, dar să le, păi tu ce faci cu astea? Unde le duci? Dar să le, trebuie să le duci în casă, unde trebuie să le duci? Da, bă, Rafale. Bă, dar să le, fii atent, vreau și eu, poșu, dar să le, poșu să merg cu asta cu tractorul, poșu să merg? Nu, bă, Rafale, bă, la fraie nu e voie, așa că pleacă. Bă, nu, lasă, hai că mă duc, e bine, lasă, vezi tu, dar să le. Acum vreau să mă duc repede, vreau să mă duc și eu pe la McGregor, că așa, dar să le cheamă, pe la, zici că e luptătorul ăla, deci McGregor, am înțeles, luptătorul McGregor până la urmă. Auziți, domnul fermier, vreau să vă rog și ceva. Am văzut că l-ați lăsat pe băiatul ăla, e mai mic așa, nu știu de ce l-ați lăsat aici și vreau să mă lăsați și pe mine. Vreau și eu să încerc totuși, că chiar sunt curios cum e așa cu tractorul, cu toate astea, că mi-a arătat băiatul acesta pe YouTube și a văzut ceva foarte, foarte șmecher și mie mi se pare foarte interesant. Și aș vrea și eu, nu știu dacă puteți să mă ajutați pe mine, sincer, la modul cel mai serios. Da, putem. Ăsta, da, puteți? Ok, vă mulțumesc. Haideți că îl iau pe ăsta. Ok, nu e nicio problemă. Ok, am înțeles. Mamă, deci mă tot și eu cu tractorul ăsta, că n-am urcat niciodată. Mamă, cum arată tractorul ăsta? Arată prea genial, sincer. Uita, mamă, cât de mare e tractorul ăsta. Chiar sunt curios cum e, n-am mai pilotat niciodată. Bine, pilota ce e, mă, că nu e avionul ăsta, sincer, dar haideți că mă duc acum la tarusel să-i fac o surpriză, că conduc și eu, mamă, cum să merge cu tractorul ăsta, mamă, cât de tare e, cum arată și volanul ăsta, așa, imens, gigantic, tot, mamă, uitați, bă, tarusel, că deja s-a apucat de treabă, bă, tarusel, nu știam că e așa de vrednic, bă, tarusel, ia uite, bă, ce faci, bă, tarusel, ia uite, bă, ce faci, bă, stai, mă, n-am furat niciun tractor, bă, dar să le, ce e nebunit, am vorbit cu McGregor, dar să le, am vorbit cu el și m-a lăsat
lasă și pe mine, că i-am zis că pe tine cum să te lase, bă, dar Răsile, bă, dar văd că te-ai apucat de treabă, bă, dar Răsile, nu te știam așa muncitor, tu. Mă, la muncă, hai, recoltează, hai, rapid, recoltează. Doamne, dar Răsile, că deja ai nebunii, bă, dar Răsile, stai mă puțin, stai, hai că pun și eu, dar Răsile, plantez și eu pe aici, bă, dar Răsile, în timp ce plantăm toate chestiile astea, vreau să te întreb, dar Răsile, de cât timp ești tu așa cu munca, dar Răsile, că nu te știam, ai mai muncit tu până acum, bă, ce faci, mă, dar Răsile, tu nu vezi că ai sărit posta și nu mai putem acum, dar Răsile, tu te-ai adus sapa aia repede, dar Răsile, ce faci tu aici, îți bagi joc, hai că mă duc acum, te spun eu lumea, Gregor, acum, dar Răsile, plec acum. Gata șefu, gata șefu. Deci fii atent, dar Răsile, pentru asta o să primești doar tu salariu. Hai că da, dar Răsile, o să-i zic lui McGregor să nu-ți dea nimic, dar Răsile, o să-i zic dar Răsile, să-ți dea un șut în cur și să plece acasă, dar Răsile. Gata, glumeam. Păi, dar Răsile, stai mă, nu ne luăm aici la ceartă, dar Răsile, că după ne dăm amândoi afară și nu mai face niciunul nimic, dar Răsile, ne batem joc așa de munca omului. Ok, să-ți fie rușine. Bine, iartă-mă, dar Răsile, acum hai să ne punem și noi așa frumos, mamă, cum arată așa. Bă, da, e chiar interesant, sincer, chiar îmi place așa să mă pun aici, să fac fermă, să fac toate astea, să am grijă de fermă, să dau și la animale și de toate astea. Bă, dar chiar, dar Răsile, da, animale n-are aici la ferma asta? A, dar se, da, nici nu mă bagi în seamă. Te întreb eu ceva bine. Stai că n-aveai tu să știi, dar Răsile, că tu abia știi unde stai și cum te cheamă, dar Răsile, sincer, dar nu mai contează asta. Bă, știam că te cheamă dar Răsile 2012 așa și ce vrei tu să spui cu asta, dar Răsile? Bă, ce bă, cu ei faci tu prezentarea asta, dar Răsile? Bă, dar chiar stai puțin. Vine puțin, că am ceva să vorbesc cu tine, dar Răsile. Dar tu ai spus omului ăla lui McGregor câți ani ai tu? Da, de ce? Câți ani ai spus că ea spune și mie. Bă, dar Răsile, așa la 12 ani, câți ai tu? 10, 11, nu știu câți ani ai, bă, tu, dar Răsile, dar chiar ai 11 ani? Măcar ai împlinit 11 sau n-ai împlinit? Am 1, 2, 3, 4. Da, bă, dar Răsile, doamne, tu ești, dar Răsile, nu știi nici câți ani are. Bă, dar Răsile, cum să nu știi, bă, câți ani ai, bă, du-te, mă, de aici, dar Răsile. Am 8 ani. A, și tu la 8 ani, dar Răsile, conduci tractorul, muncești aici la fermă și n-are nimeni probleme de astea. Ce? Bă, Rafaele, suni la 6 ani, bă, care fac muncă, bă, pentru bani, bă, Rafaele. A, dar Răsile, păi da, dar Răsile, da, asta e, deci asta e, să înțeleg că e ferma lui, cum ar veni, aici ai muncești doar lui, așa, nu e ceva la de-astea să ai probleme, dar Răsile, am înțeles, ok. Bă, dar Răsile, nu știu, bă, dar Răsile, da, bă, da, bă, ce vrei? Ia-le pe ăstea și recoltează aia, rapid. Gata, dar Răsile, bă, dar Răsile, bă, da, am și eu nevoie, bă, trebuie să mă duc acum repede, dar Răsile, da, trebuie să fac și eu mâncare, trebuie să fac și astea, trebuie să mă duc, dar Răsile, că ai dat în mine, dar Răsile, și mie, acum mi-e foame, dar Răsile, mă omor, doamne, ce mă enervează. Ce burger, mă, dar Răsile, hai, dăm burger, ia, i-ai făcut tu repede acum, dar Răsile, bă, ce-mi dai, mă, dai sushi, dar Răsile, mie nu-mi place sushi, sau hai când cer, mă, ia să vedem cum e. Bă, dar Răsile, ce e, mă, ăsta, mă, îți bagi joc de mine, îmi dai sushi aici, nu-mi place deloc, dar Răsile, ce e bagi jocul ăsta? Bă, dar Răsile, l-am otrăvit, bine, lasă, bine, stai să vezi tu ce otrăvesc eu, dar Răsile, stai să vezi tu, dar Răsile, ce o să-ți fac eu ție acum, dar Răsile, dar Răsile, ia vină puțin, bă, dar Răsile, ce otrăvit tu, că nu te înțeleg, ce otrăvit, ia spune-ți tu mie. Am otrăvit sushi-ul. Da, ai otrăvit sushi-ul, dar Răsile, și sushi-ul ăla nu-l mănânci tu cumva? A, nu, de ce? Păi, stai, doamne, dar Răsile, ai otrăvit sushi și acum mănânci, doamne, dar Răsile, ce nebun ești, bă, dar Răsile, sincer, la modul cel mai serios, dar hai repede, că să faci și seara, dar Răsile, și noi n-am mai terminat aici, trebuie să facem asta, că deja ne pune, doamne, dar Răsile, dacă vine McGregor și se ia de noi acum, am sărit peste asta, dar Răsile, n-ai văzut nimic, nu? Bă, dar Răsile, am zis că să faci seara, dar nu credeam că să faci așa de repede, bă, dar Răsile, ce se întâmplă aici, că mi-e frică, să o vede foarte urât aici, mă, dar Răsile, bă, stai puțin, dar Răsile, ia vină puțin, bă, parcă s-a mai, parcă, bă, deja vine dimineața, ce se întâmplă, dar Răsile, bă, ce-i ăsta, dar Răsile, ce-i ăsta aici? Ce faci, boiile, bă? De când n-am mai văzut pe Ionele? Bă, da, asta e prietenul tău, Ionel, dar Răsile, și celălalt te-ai speriat de el, cine e, dar Răsile, mă, ce sunt? Bă, dar Răsile, de ce se întâmplă? Ce se întâmplă, dar Răsile, cu vremea? Bă, dar Răsile, ce? Bă, mi-e frică. Bă, ce, bă, stai, bă, cum să fac așa, zic, bă, tu-ți bagi joc de mine, bă, dar Răsile, iar faci magii din alea, da, gata, mi s-a luat, dar Răsile, ce-mi pui tu aici, hai să facem muncă aici. Nu, bine, nu, tu, dar Răsile, hai să muncim aici, dar Răsile, să muncim aici la fermă, că după ne bate Mădălina Gro, sau cine ai zis tu, cum ai zis că-l cheamă McGregor, sau ce ai zis tu, cum ai zis tu că-l cheamă? Ăla, McGregor, McBarrel, McCaca. Da, caca, dar Răsile, normal, că asta știi tu, dar Răsile, asta știi, dar Răsile. Bă, dar Răsile, fii atent că ia uite cât mai avem aici, mai avem foarte mult de muncă, ia mă, că nu, eu nu mai fac nimic, dar Răsile, sau hai mă, că mă pun și eu aici. Mă pui și eu aici, dar Răsile. Nu, gata, uite că fac, m-am pus, dar pune-te și tu, dar Răsile, ce stai așa? Dar Răsile, îți bagi joc, mă. Tu mă chemi aici, zici că poți faci tu muncă, că nu munci, dar nu munci nimic. Ia uite, dar Răsile, mă plimb și eu pe aici foarte, foarte frumos. Mă, bă, dar e genial să te plimbi așa cu tractorul. Chiar mă bucur, sincer, că mai faci și noi activitate nouă, n-am mai făcut nimic nou așa de foarte mult timp. Și dar Răsile, chiar e foarte, foarte mișto. Mie chiar îmi place, sincer. Ia tu ăsta că mă duc la
ok, ia, ia. Unde te duci, mă, la baie, mă, ce fai, mă, Darusele? Mai, du-te, Darusele, mamă, deja. Stai, uite, ia și stai de fermi, ok? Ia și stai de fermi și mă duc la baie și revin, ok? Pe unde plec, bă, Darusele, tu pleci acasă, bă, tu-ți bagi joc de mine. Bă, bă, stai puțin, stai, bă, Darusele, stai puțin, ce urlăm așa aici, că e McGregor, uitați-l, uite-l acolo, Darusele, ce faci? Păi și unde e baia, Darusele, ia, unde te duci tu la baie? Aici e baia. Aici e baia. Să trăiți, să trăiți, domnule McGregor, ne ucim și noi până la baie, ne ucim până la baie. Bă, dar să le că vin și eu, bă, am și eu nevoie, dar să le vin și eu la baie. Bă, ce faci? Bă, nu, bă, Rafale, te rog, bă, nu te du, bă. De ce? Acolo pute. Faci treaba mare. Faci treaba mare. Aolo, dar să le gata, că e problema. Ai problema, dar să le ai, pa, dar du-te de aici, dar să le ai problema, e problema, mamă. Deci nu-mi vine să cred așa ceva, bă. De e genial, sincer, facem și noi activitate. Nu, no, chiar îmi place, chiar îmi place aici. Haide să mă duc și eu acum repede la tractorul ăsta. Vreau să mă mai plimb cu tractorul, că nu mai plimbat de mai devreme. Bă, chiar e mișto să te plimbi cu tractorul. Mie chiar îmi place, e mișto viața asta. Chiar îmi place. Adică e mișto, nu știu ce părere are Darusel. Adică am văzut că îi place lui Darusel, că deja a prins o pasiune. Nu știu cum a dat el de videoclipul ăla pe YouTube, dar este foarte, foarte genial. Hai totuși, până vine Darusel să mai fac și eu aici, să mai muncesc, să mai dau cu astea, să mă duc și eu cu tractorul pe aici foarte frumos, să semănăm și noi, să facem toate astea frumos, așa cum se cuvine, ca așa până la urmă suntem la o fermă și toate. Mă, ce se întâmplă? Poliția, mele sus. Ce poliție? Ce se întâmplă, domnul polițist? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă, domnul polițist? Ce căutați aici? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Pe fiandră, bă, pe mine m-a trimis aici că era un nume Gregor, McGregor. Copii, lucrează niște copii, fraier, unul Rafael. Nu, dar nu se-l bără, dar nu se-l are voie, dar nu, unul Rafael, caca, el are voie. Ce, domnul polițist? Ce spuneți mai aici? Ce s-a întâmplat? Cum adică, ce cu copii? Adică, da, eu sunt Rafael, ce s-a întâmplat cu mine? Ce ați pățit? Ce am pățit? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Că nu știu. Spuneți-mi, ce s-a întâmplat? Păi, bă, domnule, pare rău să mă zic, dar sunteți arestat pentru că aveți față de prost. Ce față de prost, mă, du-te, mă, de aici, dar înțeleg că știam că ești tu. Dacă sunteți pasionați de tractoare și chestii de genul, de ferme și toate chestiile de genul, intrați aici chiar la Mădălin Agro pe YouTube, dați un subscribe acolo și scrieți în comentarii la ultimul videoclip pe care l-a postat că veniți de la mine, deoarece vreau să facem și noi o faptă așa mai bună, pentru că dar înțeleg a găsit o chestie foarte, foarte interesantă și eu zic că merită, mai ales dacă vă place chestia asta sau dacă nu, dacă mă susțineți pe mine, puteți să o faceți și la el, să-i dați acolo un subscribe, că nu durează foarte mult și nu e nimic rău, deci scrieți acolo în comentarii dacă vă duceți acolo la el, scrieți că ați venit de la mine și vă mulțumesc pentru vizionare, pa, pa! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.